Bună seara, oameni buni! Din nou cu Ștefan, salut Ștefan! Noroc, Sorin, mulțumesc e... pentru invitație! Ești invitatul meu permanent, ești... Fără tine nu se poate organiza această emisiune de vineri seara, e, e nu deja cu brand, înlocuit. e deja cu brand, uite bine că am văzut că am pus pe silent, să pun telefonul pe silent și în formatul ăsta doar cu tine pot să fac emisiunea, adică n-am, da, pe... e brandul nostru sunt, uh, se întâmplă așa de multe evenimente negative că așa am un sentiment de vină sau de jenă față de cei care se uită la noi pentru că discutăm mai mult chestii urâte, negative, vești proaste. Mi-ar place tare mult să discutăm pozitiv. Vine primăvara acum să discutăm frumos de uh, tot felul de întâmplări plăcute, de faptul că la noi nu mai este corupție, că democrația a învins, că... Că există o echitate socială, că se respectă Constituția. Exact, că există respect uh, uh, față de oameni, de societate, de tot, știi? Da, din păcate avem o problemă din punctul ăsta de vedere. Eu n -aș mai, nu m-aș mai indigna, aș zice că sunt un pic resemnat și am o veste totuși bună. Uite, săptămâna asta în contextul congresului Partidului Popular European care s-a ținut la București. Așa. Scuze. o secundă, gata. Te rog. Da, ă, deci spuneam că în contextul congresului ăsta care s-a ținut la București, noi avem trei partide populare europene în spațiu românesc. E vorba de UDMR, de PNL și de PMP. Și Mă rog, m-a venit și doamna Ursula von der Leyen, care este președinta Comisiei Europene, adică premierul Comisiei premierul Doamna Uniunii cu Europene. Da, doamna cu vaccinurile. Știți că doamna cu vaccinurile, așa celebră cu vaccinul cum e, e medic. Deci noi și nu este foarte... Și soțul doamnei, tot medic? Tot medic este, da. De-aia probabil l-au băgat în Consiliul Administrației la Pfizer, că avea cunoștințe deosebite în că domeniul că medicinei. Am căutat pe net și n-am găsit asta care. Dar am văzut găsit. o grămadă. Da, poate să, fie, poate să nu fie. ce deci eu nu am găsit, adică n-am ce să zic mm -hmm. din punct de vedere. Îți, îți, dai o lingu. Așa, chiar te rog. Și... Dar de ce crezi ca medic ne-a vândut de 10 ori mai multe de vaccinuri decât aveam nevoie? Mă, asta e iar discutabil pentru că la vremea respectivă perioada pandemiei, era foarte greu de anticipat cât o să țină câte vaccinuri. Apropo, am văzut acum o știre că dar neamț care Ștefan. a făcut 140 de vaccinuri. Da, șară? mă rog, știu, știu. Bine, sunt tot felul de excepții de la regulă, dar oricum, alea chiar dacă trebuia să ne vaccinăm de 10 ori, expirau candidate respectivă pe care noi am, noi am primit-o, Că nu s-au mai făcut și românii au fost reticenți. Expirau ridiciați. și acum văd că ne pun să plătim, nu știu câte este de milioane, că este un proces cu Pfizer-ul. Mă, știi tu, easy come, easy go. Au venit niște bani de la Comisia Europeană, 60 de miliarde, diferența între... Nu au venit, ar trebui să vină, adică te referi la PNRR, au nu? Venit. Nu, nu vorbim de PNRR, vorbim de, de, investițiile și fonduri nerambursabile pe care Comisia Europeană le-a băgat în spațiul românesc. Păi deci păi și dat... unde-s banii, mă? Păi, Că școala asta... e tot mai prost, spitalele spitalul tot mai prost, asta... infrastructura e tot mai prost, unde-s banii ăștia, așa aici ar de miliarde? Asta să-l întrebăm, să întrebăm pe clasa. Pe Neaxiu, nu? Da, pe domnul Neacșu, pe domnul Ciolacu, pe domnul Ciucă, pe domnul Bode. Apropo Cum zice, nu mai știu cine țipa pe internet Dați-mă banii, mă, dați-mă banii Marian Ceaușescu cred, Așa, Marian Ceaușescu nostru, că dacă tău, tău, da. Dați-ne banii, mă, dați-ne banii Și spuneam cu congresul ăsta Ce să vezi cu o lună înainte de congresul ăsta Sorin, dacă poți să-ți imaginezi N-a mai fost niciun caz de corupție în spațiul românesc Și asta e o tradiție românească Pentru că românii ce s-au gândit? Bă, când vine stăpânul un control Nu, când e congres deci când, când era, congres? când era congresul Partidului Comunist Român Așa. Să făcea liniște, să adunau toate, toate persoanele fără serviciu, să adunau câinii vagaboni, să vă luiau bordurile, pomii... Era un fel de potenchism, să numește, o, o, o dare din asta o, caragioasă și nu mai dădeau drumul la pușcărie și aveau, erau oameni care trebuia să iasă din pușcărie și îi amânau până după congres, ca să nu iasă... Ca să fie pușcăriași pe stradă. Așa, nu se mai vindea băutură. Era o... o o, o perioadă din asta în care la televizor nu mai știri favorabile, câte sute de tone de fontă pe cap de locuitor avea fiecare român, câte sute de tone de uh, furaje concentrate, câte oi, câte vaci, câte în bine, în galantare era, era gol, în magazine nu era nimic, știi foarte bine, yeah. dar uh, pentru că urmau congresele astea în locul nostru, că erau doar o dată la 5 ani. Și uh, cam cu o lună, două înainte, exact pe tiparul ăsta e foarte ciudat că noi păstrăm niște cutume, o tradiție ciudată. Ce nu scăpăm întâmplă? de fantomele trecutului, Așa, și ăștia ce s-au gândit? Bă, vedeți că o să vină... Lideri europeni. Așa și o să discutăm de, corupție. Vine la grof austriac, Nehen... Cum îl cheamă? Nehen Mayer. Carl... Whatever. Are fața de grof, așa, și de sictirit, așa. Iohannis i-a făcut niște plocoane de așa, pentru că Iohannis săracul, nu, pentru el prioritatea principală nu este România sau țara românească, Nehamer, este Nehammer, Pentru da. el prioritatea principală e să prindă și el un post să nu rămână de căruță. Lui trebuie în continuare imunitate, pentru că dosarele lui cu case nu s-au închis și dacă rămâne fără niciun fel de post european sau ceva, s-ar putea să-l ia băieții, să-l bage pe undeva, știi? Și atunci disperat aleargă după un post, ori la NATO, ori la UE și în loc să-l ia pe domnul Grof ăsta de la Imperiul Austro-Ungar, Nehen sau cum mai că cheamă Nehamer ne Nehamer așa să, Nehammer. să le ia la niște șuturi în spate Nu știa cum să ploconească mai tare Că știa că la o să voteze când o să candideze Iohannis la un post uh, european Și au tot uh, ieșit ăștia pe televiziune toți Și prietenul meu Rareș Bogdan și uh, domnul uh, 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 Ciucă Și toți au ieșit și au zis că vine la Austria cu să ne bage Vine să ne bage în Schengen Și să ne dea Schengen Și în loc să ne dea Schengen ne-a dat UE dar noi UE aveam de ani de zile, adică nu mai trebuia să ne dea încă o dată UE, că aveam, unde da, da, ne trebuia Schengen. Dar și tu ai înțeles, ei au mizat pe, chiar Ciolaco se cu câteva zile înainte să ne promită că până la anului intrăm în Schengen, pentru că se baza pe decizia asta, mamă, e congresul PPE la București. De ce s-a făcut congresul, întrebare de 10 puncte pentru tine, de ce au făcut congresul PPE la București? Au congresul la PP la București pentru că nu l-au făcut niciodată, pentru că au pretenția ca România să-și aducă destui, vota, destui deputații populare europeni în Parlament și știau că aici e o societate foarte docilă, nu sunt mitinguri, oriunde s-ar fi dus s-ar fi făcut balamul. O explicație, că... să spun adevărul, suntem cei mai lași Uh, uh, cea mai lașă populație din toată Europa și oriunde ar fi făcut congresul ăsta, veneau fermieri și o să urcau cu tractoarele pe ei și au zis, bă, care sunt cei mai lași și oricât ar fi de umiliți, de înfometați, de, de furați, de guvern, nu fac nimic, și stau toți în casă sau stau pe TikTok, Tot România, acolo în congresul. N-aveau curaj nicăieri, nicio țară de asta. Deci n-au făcut în Franța sau în Olanda. Păi călcau fermierii, le arunca bale uh, pavioanele private cu care au venit, le arunca cu tractoarele. Au venit la noi pentru că este un popor de lași, pentru că nu avem să mai ieșim în stradă, bârfim toți, pe la podcasturi, pe TikTok, pe colo, pe colo, ăștia de deci ordesc în continuare, ăștia cu globalizarea și bajoc de noi în continuare, vine Austria cu de uie, ne dă UE, cum ne-a mai dat și până acum, și noi toți să cind în gură și bârfim pe la colțuri. Și asta și pentru că, Sorin, noi suntem o populație eclectică. Românii sunt, din păcate, mă rog, așa sunt ei structurați, ca un cumul de o mie de popoare migratoare care au trecut pe aici care și fiecare și-a lăsat amprenta. Noi ne urâm între noi, nu putem să construim nimic, distrugem, chiar dacă unul construiește, îi zi și distrug, ne furăm căciula unul altul, așa cum spune o vorbă românească. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem o unitate românească, o, un ideal comun, un, un proiect de țară comun pe care să-l urmăm cu toți. Dacă spui tu de orice proiect de țară, vin alții care spun, mai mă, e o porcărie, e o mizerie, ce faci asta? Adică ne faultăm singuri. Mă rog, dacă să revenim la congresul ăsta foarte ciudat, de ce au zis așa, Vă vine congresul ăsta, ne bagă în Schengen, o să iau un vot pentru Schengen, dar nu trebuie să-l arătăm că e corupție la noi în spațiul românesc. și că eu monitorizez toate activitățile Știu, de corupție da. pe LinkedIn-ul ăsta al meu, pe contul meu, canalul meu. ONG-ul ăla de, de corupție. Anticorupție. Pot, anticorupție, nu Pe de corupție. LinkedIn, cine vrea să intre, îl aștept. Așa. Și uh, m-am de o lună de zile de când l-au luat pe Iulian Dumitrescu ăsta și mă rog, l-au luat, -au luat și l -au l -au l -au dat, -au dat drumul. Că e sub control judiciar să o odată pe săptămână la poliție, adică omul își face treburile. Așa. Normal. Nu s-a mai întâmplat nimic, niciun caz de corupție. Deci, au înghețat, tot au înghețat ca să nu fie cumva, ca și cum ăștia ar fi aflat din presă că există corupție în România. N-au și ei rapoarte, n -au, n -au, n -au, Exact, n-au rapoarte, să au oameni așa, pe aici. Și nu. cu toată restricția asta, tipul ăsta de restricție și de pus Batista pe țambal, cum zice românul, să nu se mai audă nimic în presă, a mai fost în toamna lui 2022, când tot așa pe 8 decembrie, că dau că în Consiliul ăla Jai o să ne bage și cu o lună înainte nu s-a mai întâmplat nimic, nu s-a mai deschis niciun dosar, deci totul a fost impecabil. Și bineînțeles că nici acolo n-au, -au, au primit același, au luat același succes de care spui eu, nu-mi permis să spun că nu e emisiunea mea să o stric. Ce să spui? că ce să primește în ce-au primit. Până, uie, un, Uniunea Europeană, nu? Da, nu, să ai să nu compromitem. Eu cred foarte mult în Uniunea Europeană. Da, și eu cred foarte și mult. Ajutat... Dar eu zic de cu ăsta care a venit să ne dea Uniunea Europeană, deci noi aveam Uniunea deja. Vreau să spun ceva asta, încă o dovadă de um, au venit 17 șefi de state și guverne din Europa. Pe cine crezi că au invitat la Cotroceni și la Palatul da. Victoria? Tocmai pe Nehammer ăsta, care e un amărât Austria, una dintre țările mici ale Uniunii Europene, tocmai că le era frică de el. Deci noi românii ne punem bine cu ăștia de care ne e frică, nu cu unul care de deci ce ne era frică de el? Pentru că ăsta s-a exprimat uh, expresii zverbis, domnule, eu nu vreau România în Schengen. și-a venit și-a mai spus în încă o dată. acum când am venit la București, a mai spus încă o dată același lucru. Da, exact. Și s -a îngântit, Dar de că... ce l-a primit Iohannis? Nu înțeleg la Cotroceni. Un om care și-a bătut joc de noi, ne-a umilit, ne-a făcut iobagi, ne-a făcut cercetori, ne-a făcut în toate felurile, ne-a exclus din, de la masa bogaților, de ce primește la Cotroceni? Cum ai zis tu, au venit 17 sau câți de stat? 17, șef de au venit șef, 17, îl chem pe nenorocitul ăsta care și-a bătut joc de noi de ani de zile încoace. Dacă mă întreb pe mine și cred că și tu ești în sentimentul meu, eu nu cred că el personal nu vrea să ne bage, ci e pus cumva în față, bă, ia tu, care e mai curajos dintre noi? El are și alegeri în toamnă parlamentare și el are un discurs Naționalism până la urmă, apropo de migrație. Păi bun, îl votează ăștia mai mult că nu vrea el să bage România în Schengen. Da, îl votează, că în Austria, tu știi că ai avut un asociat austriac și ce părere proastă avea despre români. Și el, dacă vine, băi, am ținut pe România, ei n-au ce să caute aici, deși nu Românii migrează și emigrează. Sunt ăștia din Nordul Africii, din Asia, din care vin în Europa. Dar, mă rog, și el. Ăsta e, ăsta e instrumentul electoral cu care și aduce ă, simpatizanții la vot. Mă rog, e o chestiune. Așa și spuneam, abia ieri au început să mai umble iar în dosare, au prins vreo doi medici care nu știu ce șpagă loc. Ple... ei au glăinari tot timpul, plevușca. Da. Oricum și-au bătut uh, enorm de tare joc de populația Bucureștiului, de locuitorii Bucureștiului, pentru că a fost toată circulația blocată, a fost o nebunie, toți oamenii care aveau întâlniri sau trebuia să ajungă de la, din nordul capitalei în sud sau în altă parte, -au în centru. au pierdut ore întregi. Deci am văzut o grămadă, eu am stat la șară de gol, aveam o întâlnire în nordului și am stat la vreo 3 sau 4 sema semafoare care s au făcut verzi și a blocat polițistul ca să treacă la un moment dat o mașină însoțită de una de poliție. Adică vrei să arăți Liderele europeni, cât de tare ai pus tu Bocan cu gura populației și că ea să plimbă cu metrou, să plimbă singur cu mașina, n-au nevoie Sunt de, de modești, bodyguards da. și de girofaruri. Ce-au vrut să demonstreze domnul Ciucă, domnul Ciolacu, băgând atâția milițieni la fiecare colț de stradă. Deci era care, mai mai, că... care au mai rău încurca circulația. Care mai rău încurca circulația. Deci era la Victoria, acolo așa erau mașinile. Deci că a venit apocalipsa, a stat 40 de minute, cred că doar în intersecție la, la Piața Victoriei. Eu toată săptămâna am mers cu metrou, că știam ce se întâmplă. Dar ți se pare normal ce se întâmplă? Deci mă așteptam servilismul ăsta românesc, e tradițional și când venea pașa de Vidin sau pașa de Giurgiu spre București, tot așa se blocau străzile cu arnăuți, se goneau țăranii să nu deranjeze imaginea, adică asta e o tradiție românească. Plus, nu știu dacă ai văzut tot așa, a fost împânzit cu afișe, congresul PPE, nehamară, ăsta pe toate reclamă să se să, să simtă la bine, să-i trezească sentimente de... Eu cred de... că au pus acolo ca să poată să aibă unde lumea, unde să scuipe, știi? de da, au pus să afișe Deci cu a fost o... Oricum să revenim la... A mai fost un fenomen în cadrul congresului ăsta. Doamna asta, președinta Parlamentului European, Ursula... Vrea să mai obțină un mandat De deci ce a fost Poate ne mai bagă băgând niște vaccinuri niște izolete niște... Ea a fost 5 ani de zile premierul Uniunii Europene, adică președinta Consiliului European okay. Și acum ea a cerut la București Un vot să fie votată drept Candidat în caz că Partidul Popular European obține cele mai multe voturi, să poată să-și numească premierul la nivelul Parlamentului de la Bruxelles și să fie ea, tot ea, adică în comandat. În primul rând, femeia asta a candidat singură. Deci asta, eu nu știu, noi ne luăm de ăsta de, de, de Bela, din Belarus de Lukashenko, ne luăm de Putin, ne luăm de Xi Jinping, de nu știu care după era, că sunt dictatori și că mai vor un mandat sau chiar și de Victor Orban ăsta care s-a Făcut dar dictat, singură. Da, ea candidează singură pentru încă un mandat de 5 ani. Deci asta e cumva n-a mai fost în istoria Uniunii Europene ca să fie un 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 președinte. A să același de două ori dictatura și dictatura care s-a instaurat la nivelul Uniunii Europene. Așa, deci asta reflectă cumva dictatura care s-a instaurat Și aluneca, uh, uh, alunecarea spre totalitarism, totalitarism Și exact, există un exact. totalitarism care se reflectă în toate sferele noastre de incidență Pe unde ne ducem ne vedem totalitarism Bine, acum să ne gândim la ceva uh, Fii atent aici să spun cu voturile Au fost 801 delegați care aveau drept de vot Și s-au -au dus ei să voteze acolo Eu știu de la prieteni care au fost în sală de la, de la PNR par, par, pe mine nu m-au invitat, că le-a fost teamă să nu mă ridic să spun ceva ursule, știi, să nu... Să-ți aranjez <laughs> ochelarii cu deștiul ăsta din mijloc la ursule, Așa, nu, nu știu dacă nu, că și fost elegant, bineînțeles, sunt un om civilizat, n-aș făcut asta. <laughs> Eu sunt elevul lui Corneliu Coposu și m am învățat să fiu amabil chiar și cu diavolul. Și nu, mă rog, nu e dintre cei mai răi, Ursula. Acum, apropo de partea ta de familistă, femeia are șapte copii are 64 de ani. Bine, Merkel are 69, mare diferență nu ea. Dacă mai prinde un mandat, ajunge la 70 de ani. În sfârșit... Nu părea Merkel așa, cum te uitai la ea cu 69, cu Dacia? Au scos-o pentru că ea avea niște simpatii ruse. Ea vine din Germania de Est, Germania Democrată, unde au stat rușii foarte mult și avea un background uh, rusesc și știa. Și știa dacă tu pe CV, o să vezi că știe limba rusă. Așa, să revenim la Ursula. Uh, hai să supunem la vot care este candidatul... Uh, 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 președintele Partidului Popular European Pe Europa este Marf, Manfred uh, Bech, Weber, be, Weber. Weber, îl cheamă. Care e un tip de treabă, așa vede treaba nu prea să bagă. dar ea e, e bugă, capa, ceasă. Nu face nici bine nici rău, cât ești bolnav Așa, și hai să supunem la vot, să vedem câte, câți din ăștia 801 delegați o votează pe doamna Ursula să mai, fi, să mai iau un mandat la Comisia Europeană. Și ce să vezi, când au numărat voturile, le-au ieșit 400 de voturi pentru, și asta ciudat că le-a ieșit în K400, 89 de voturi împotrivă și 10 anulate. Dar restul de 300 de voturi până la 801 nu se mai știe. Au întrebat ăștia... Dar presa... erau afară la țigară oamenii. <laughs> Dar vrut... Deci cum, cum să dispară voturile așa? Deci asta e tot un semn de non-democrație. Și atunci Dar... nou, nu, ne mai frică de Uniunea Europeană că zic dacă ciordesc ăștia la voturi, de ce să nu ciordim și noi în România, nu? Mă, adevărul e că Ți-am zis că există un, un Reper foarte important, Platon Care spunea că domne Se vor trage la sorți, dar sorții Vor fi măsluiți, știi? Și uh, din uh, voturile ursului Au lipsit 300 de voturi, Sorin Îți dai de -a. seama, deci deci a luat 400 de voturi, mai puțin, cu, uh, deci, au, din 801, au doar 400 de voturi a luat pentru. Nu mai pun pe aia 10 care proiect și-au măzgălit buletin și-au scris... Au făcut uh, 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 pozea Ursula cu mustăți și cu barbă <laughs> și ca cu ochelari. Da. Mă rog, astea sunt caragios lucruri. Ideea e că am avut o lună foarte liniștită, luna februarie, cum spuneam, fără cazuri de corupție, fără știri pozitive, exact ca pe urmea lui Ceaușescu. Deci, în preajma congreselor Partidului Comunist Român, se făcea o liniște totală, crainii, și zâmbeau și povesteau ce frumos e în România, ce luau interviuri pe stradă, nu-i așa că sunteți fericiți că super secretarul heavy. general... Și poate că au vrut să transmită românilor, pentru că mai sunt trei luni până la alegerile europarlamentare, că asta e agitația. În urmă cu o săptămână a fost congresul socialiștilor, unde s-a dus Ciolacu, ăla, s-a ținut la Roma. Okay. Știi că iau un nucleu acolo socialist destul de puternic. Și partidele astea europene, marile familii europene, că sunt patru la număr mari familii europene, deci vorbim de populari europeni, socialiști și Riniu, ăsta de unde e Macron. Așa, și al patrulea este uh, o grupare politică a conservatorilor și reformiștilor. Sună cam caragios, așa, cam contradicție în adjectul cum poți fi și reformator și conservator. Dar uh, acolo este sunt frații, uh, partidul ăsta Meloni, al Melonii, al Georgei Melonii, uh, frații Italiei, avem partidul ăsta al fraților Kaczynski, Lege și Justiție, avem partidul lui Simeon, lui George Simeon. Prietenul tău, Terheș ăsta e la partidul ăla european, la reformiști și mm -hmm. prietenul -am văzut, tău, invitatul tău nu-i prietenul tău, că zi prea mult. L-am văzut cu George Simion la proteste destul de sporadice, să zic așa, adică nu s-a alăturat foarte multă populație acolo unde s-a ținut congresul ăsta și au tot dat niște interviuri cu un șeful poliției din Republica Moldova care spunea că i-au oprit la graniță 200 de ruși care nici măcar nu vorbeau românește, care erau trimiși de Putin să distrugă Congresul, Ursula. Dar dat la știrea asta în continuu, la cele două televiziuni care au probăduit și vaccinul, De Digi și cu Antena 3, știi? Da, care sunt au și cea Care mai populație. populația, da. Acum, eu -am, am prins și eu ceva din. Eu nu prea mă uit la televizor. Dar tu ai recomandat tuturor să nu se uite la televizor, să nu, ce s-a întâmplat cu tine. Ai început tu să te uiți. Mă uit doar cu o zi înainte de a avea noi uh, emisiunea asta ca să văd ce s-a mai întâmplat. Evenimentele să le putem comenta, știi? Dar, din păcate, îmi dă da. o stare de spirit foarte proastă pentru că eram văzut cu copii copii abuzați sexual, cu copii violați, cu copii la școală, cu copii cu droguri, cu asta, asta vezi în fiecare zic și văd că tot mai tare s-a pierdut controlul și îi vedeam că se ceartă cu ca aia de la sectorul 1, cum o cheamă, Clo Clotid, Arman. Clotid, care a închis primăria de tot cu cheia și a plecat acasă, că s-au luat ziariștii de ea și care uh, uh, spunea că nu are bani să pună paznici la școli, dar paznicul oricum nu are voie să intre în școală și să urmărească ce fac copiii pe coridoare sau în sala dacă de clasă. Și iar urmări nu are ce să le facă, adică eu că nu are voie să pună mâna pe ei. Deci mă rog, uh, învățământul românesc e clar că se află într-un declin, uh, cum spuneam noi în podcasturile anterioare, uh, toate platformele astea media, în special TikTok-ul, strică educația tinerilor și învață, îi duce spre niște direcții total uh, lipsite de perspectivă și neconstructive, că învață, bă, faci banii repede, nu trebuie să Ei, muncești, îi nu să trebuie să... să sară peste pași, știi? Așa îmbracă ca ultima vagabondă dacă ești fată, fă buze de rățuș, că eu știu ce, ce am mai văzut și eu pe la colegi care să mai... Eu n-am cont de TikTok. Dar da. să știi că nu e doar la noi. Mă uitam cu Diana acum când am fost păi, în pelerinaj e, la meteorei am... stăteam pe terasă la Salonic acolo la o cafea și au trecut numai fete de 15-16 ani mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Deci fetițe de școală de clasa 9-10-a. În Grecia a Da, cu sânii pe afară, cu fusta până la chiloți, cu niște gene de -alea de atât așa, de alea false cu unghii Atât, adică nu e doar la noi fenomenul ăsta Adică văd că e, păi, se extinde Sorin, cultura asta TikTok este mondială Deci TikTok transmite la nivel mondial Și ar vedetele astea pe care noi le admirăm sau, mă rog, pe care tânăra generație le admiră, sunt, tra sunt transmise la nivel mondial. Tipologia aia cu buze dezbrăcată, cu părul făcut în nu știu ce culori, cu cercel în nas sau în limbă sau nu știu ce, astea sunt uh, și poate să noi prea bătrâni. Te-ai gândit și la asta, că, bă, nu cumva sunt eu prea bătrân, că nu înțeleg lumea, uh, nu știi? Cred, nu Căci cred. Că și pe noi ne asta... certau bătrânii că, bă, da, vezi că umbli cu pantalonii bufanți sau eu știu cu ce... Uh... Bun, dar vezi că sunt tot, tot felul de, de perverți și de criminali și de violatori și de asta tu îți fată ca părinte de 15-16 ani, și o, o fată care ai avut grijă de ea, educat-o și e student în Anglia, dar când avea fata ta 15-16 ani o lăsai cu fusta până la chilot și cu sânii pe afară să meargă seara până la unirii sau noaptea? Eu pe fica mea nu lăsam nici să se fardeze. Îi spuneam, rog păi, frumos, când o să fi la soțul tău, te fardezi, când ești cu mine aici, nu trebuie să facem spectacol și niciodată peste ora 10 nu lăsam să plece din casă. Adică sau dacă o Ca pleca, și eu pe copiii mei, la ora 9 cu mine târziu, permanent. Adică... Erai mai permisiv, la mine era ora 9. Da, poate că erai pe alt fost orar, știi? <laughs> <laughs> și atunci ora ta... Nu, pentru că părinții se plâng, domne, n-am avut noroc de copil, am pierdut controlul, l am pierdut de sub control. Nu există așa ceva. Dacă tu te ocupi și te implici în viața copilului și faci... Vorbeam și cu băiatul ăsta care a fost înainte de la podcastul și spunea că sunt părinți care nu se ocupă absolut deloc și lasă de izbeliște. Și sunt părinți care vin și fac Ce, ce lecții ți-a dat pentru mâine? Asta, hai să le facem împreună, hai să vedem, hai să discutăm Hai să povestești ce a fost la școală ce asta. Pentru că copilul se închide în ei se, Copiii se închid în ei Nu comunică nici la școală, nici acasă cu părinții Devin anxioși Și, și se ghidează doar după TikTok după ce, după, Exact, după TikTok Și atunci a temir că a arătat acum la televizor în, Acum vreo câteva zile Cu o fată din arada A aderat la nu știu ce La adera la un grup de ăsta care se crede animale și era o filma un parc în Arad îmbrăcat într-o pisică și s-a dus și a atacat un câine un cetățean care se plimba cu câinile râde, dar nu de râs, e trist e șocant, e deci lumea a luat-o rău de tot, Ștefan. Rău, rău, rău de tot a luat -o. Și e că nu le mai catalogăm drept nebunii. Astea nu le mai catalogăm nebunii, ci personalitatea aparte domnule, ăla da. că se identifică pisică, câine sau, sau, pisică sau câine sau alte animal el are o personalitate aparte și trebuie respectat și încurajat deci tu, băi, bravo, felicitări eu nu iau, cred că eu sunt pe direcția asta. prea bătrân ca să condamn chestia asta adică nu cred că un om normal la cap n-ar condamna o fată de 15 ani care se îmbracă în pisică și zgârie câini câinii în parc dar îți dai seama că e o deviere psihică până la urmă. Păi da, dar încurajează, vezi că să încurajează să gândim, chestia asta ne pe internet. Tinerii ăștia sunt supuși unor presiuni enorme din partea societății. Sunt total lipsiți de perspectivă, profesorilor de multe ori sunt mai proști decât elevii. Și sunt dezinteresați complet. Cum îmi spunea și copilul ăla de clasa 10 care am avut aici, intră profesorul la ore, ne dă să copiem de pe ceva cuvânt cu cuvânt pe o foaie să scriem și în timpul ăla profesorul stă pe TikTok sau pe Facebook sau pe Instagram și a trecut ora. Sorin, dar mai miri la examenele de titularizare, pentru că nu trec profesorii, nu iau cinci, au început să le bage, de exemplu, la matematică să le bage exerciții de clasa a doua și a treia ca să poată să treacă examenul de titularizare ca să fie profesor de liceu deci le, îi, dă pro, îi dă din cartea de a doua din, de matematică de clasa a doua și a treia exerciții de matematică de aritmetică de fapt că nu știu dacă e mat, matematică la nivelul respectiv ca să poată să-și ia titularizarea că ar umple posturile și oamenii ăia ți educă copilul sau nepoții, da. că tu ai trei nepoți Deci, doamne Elena Carmen, bună seara domnul Sorin și asta vestic, tot consider că este important educația de acasă, cei șapte ani pe o parte aveți dreptate, doamna Ireda, dar pe altă, altă parte, dacă știți TikTok-ul și ce conținut este, eu la vârsta mea, la 50 de ani, am discernământ. Știu să uh, uh, disting răul de bine sau știu să disting un excroc de un om cu bune intenții sau un om care vrea să mă păcărească sau să-mi ia banii sau să mă ducă pe o cale greșită cu un om care are intenții bune, un copil de 12, 13, 14 ani și după cum ați văzut și noastră statistica asta pe oficială pe net, copiii între 12 și 16 ani stau între 6 și 8 ore pe zi pe TikTok. Deci copilul ăla nu mai face nimic absolut, vine la ora 2 să zic de la școală și arunca ghiozdanul și până seara la 8, la 9 când se culcă, el stă doar pe TikTok, nu mai citește o carte. La o vârstă fragedă când creierul nu este uh, total format, îți blochează niște centri care sunt uh, special concepuți de Dumnezeu ca să ne facă să ne concentrăm. Și nu, ne, nu te mai poți concentra, ei, de nu mai se pot concentra la nimic, și de-aia intervine analfe, analfe, Analfabetism. analfabetismul ăsta funcțional, scuze pentru că uh, dispare lipsa de concentrare uh, nu, or... este uh, mi-a explicat un psiholog ce se întâmplă, tu când scrolezi pe TikTok-ul ăla, nu poți să stai cu ochii într-o imagine mai mult de câteva secunde, ai văzut că astea sunt foarte scurte și dai, scrolezi, scrolezi, scrolezi și atunci pierzi capacitatea de a avea atenție asupra unui fenomen asupra unui obiect, asupra unei conversații și uh, asta se numește pierderea lipsei de atenție pierderea atenției uh, Însușirea lipsei de atenție știi? Deci e un fenomen uh, Care se întâmplă în zilele noastre Și avem, nu știu, asta mă gândesc Dacă nu, cumva, noi suntem prea, ori șirc, nu suntem prea bătrâni, Sorin Și vedem cumva, avem o critică cu... de moș Stefan, stii? nu e adevărat Pentru că vezi cum se degradează societatea uh, Vezi toate escrocherile astea uh, Mie îmi scriu, uh, având așa mulți urmăritori Pe toate rețelele de soc socializare Am un milion de urmăritori Îmi scriu zeci de oameni pe zi îmi scriu mulți copii pe zi și îmi spui, domnul Consescu, ați avut dreptate, am cumpărat și nu știu ce curze, la nu știu cine și n-am făcut nimic, n-am făcut niciun ban, mi-am mi pierdut timpul, am neglijat școala, deci nu cred că sunt prea bătrân ca să se că sunt niște oameni care profită de naivitatea oamenilor sau de dorința lor de se îmbogăți peste noapte. Și vorbele părintelui Cleopa, Dumnezeu să-l aibă grijă în acolo unde este, răbdare, 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 sunt perfect actuale astăzi, pentru că noi nu mai avem răbdare, asta e noi vrem să, vorbesc de tineri, vor să sară peste etape, peste da, pași, să vrea să fie mâine director, vrea să fie mâine patron, de el habar n-are cu ce să mănâncă. Pentru că asta, cum spunea Nicolae Iorga, lucrurile organice să fac precum sămânța pe care o pui în pământ și aștepți un an de zile și de-abia, pe urmă recolta și s-o oprești o parte din ea, o reînsămânțești și cu timpul crești averea sau baza mentală sau culturală sau ce vrei tu să acumulezi. Păcând TikTok-ul ăsta te învață că într-o zi sau două ai văzut frații tăi de ăștia care te învață că, cum să te comporți și care au niște cursuri în sensul ăsta. Ăștia care au fost și arestați. Da, de... au avut 107, până au avut uh, problemele alea cu justiția, aveau Academia Haster, să numea, o găsești pe internet, aveau 170.000 de, de copii din România, din Anglia, din America, din... Brazilia așa mai departe, care plăteau lunar un abonament de 50 de dolari. 170 de mii cu 50 de dolari făceau 8 milioane jumate doar pe lună. Ce făceau cursurile astea? Te învăța cum să cumperi de pe Alibaba să vinzi pe Amazon, cum să cumperi de pe nu știu unde, cum să devii bărbat, avea un curs, cum să fii macho, să te placă gagicile. De aia se tot afișau ei cu mușchi, cu mașini, cu asta, ca să convingă puștii că aia e calea spre succes. Înțelegi? Și atunci copilul a zicea, bă, dar eu dacă mă duc la școală, a zis tata, că o să trimit facultatea să-mi iau 1000 de euro pe lună sau 1500, păi cât mai mi-au eu Bugatti, ca frații tăi de 3 milioane? Mai bine dau 50 de dolari pe lună, iau de la tata sau... Mă învață asta varianta, mă învață varianta scurtă și în 6 luni, la revedere, nu mai stau să mai învăț încă... Păi da, gândește am -a. că noi niciodată n-am fost... Eu nu cred, după Revoluție s-a ajuns în situația, acum am văzut statistica de la recensământ, că 40% din populația României nu a terminat 8 clase. 40%. Sorin, să ne gândim acum de deci astea sunt efectele unor cauze. Dar care este cauza? Și eu revin la... Că există două teorii aici. Că războiul mondial nu există, știi? Și Ioana o promovează ideea asta. Că, domnul și eu. Și eu sunt de acord cu Ioana că nu există mondial, război mondial. Agitație că doar ne speria de Adena 3 și cu realitatea. Traderii Eu sunt... Cu, 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 Digi. Digi. Așa, eu îți spun altceva. Eu de 4-5 ani spun că acest război mondial o să înceapă. Și toată lumea când am făcut eu primele clipuri pe canalul meu de YouTube și le puteți vedea acolo cu al treilea război mondial, toată lumea zis, e o țăcăneală, e o nebunie, ce război mondial. Să înțelegem că omenirea ajunge din când în când într-un într punct în care uh, alții vor să ia puterea uh, stăpânului vechi, imperiului vechi. Asta s-a întâmplat? la toate marile bătălini de cursul istoriei sau în ultimele două războaie mondiale. Deci în momentul de față Rusia și China care sunt aliați și care vor să schimbe ordinea mondială, ele au anunțat explicit, doamne, noi vrem să schimbăm ordinea mondială, vrem să, fim, să luăm noi trasee comerciale, vrem să luăm zone de desfacere, vor să vrem și noi instituții internaționale. Uite, Organizația Mondială a Comerțului, de exemplu, unde China de-abia a cu Chiu în 1991 și sunt multe organizații care sunt stăpânite de vechea, uh, vechea stăpânire occidentală, care stăpânește lumea de cel puțin 100 de ani, cel puțin de la primul război mondial, ca să ne zicem în urmă, și uh, care o rânduire China și Rusia vor să o răstoarne. Și de aici presiunea lor foarte mare asupra Occidentului, inclusiv prin TikTok. Ei, de exemplu, chinezii, uh, au interzis toate platformele... Insta, nu poți să vezi Instagram, YouTube Facebook, Meta mă rog cum îi spune acum cum îi spune acum, nu, ceva, da. Meta, da, platforma -au platforma Meta deci da. nu poți să vezi nimic la ei, ei, au propriile lor platforme nu poți să vezi decât telegram și cu TikTok atât și mai au tot așa niște unele particulare controlate de Partidul Comunist Român, Partidul Comunist Chinez, mă rog, așa și uh, ei ce fac acum? Încearcă să distrugă baza și stabilitatea occidentală, asta în care suntem și noi, și noi, noi de abia am intrat în sistemul occidental. Gândește că în 2007 am intrat și în Uniunea Europeană și în NATO, și tocmai acum e bătălia dacă să mai existe aceste organisme sau nu. Și bă, bă, război este pe bune, este un război pe viață și pe moarte. Uh, resursele sunt din ce în ce mai puține și dacă sunt, se duc spre război, să știi că războiul inversează total uh, valorile umane, pentru că noi nu mai gândim de ce construim, ai să mai construim autostrada, ai să mai construim. Tu n-ai văzut care sunt laude acum la televizor, uh, s-a mai distrus un vapor în Marea Neagră, s-au mai, dis mai distrus nu știu câte HIMARS-uri, uh, sisteme de astea cu rachete de -ale, ale ucrainenilor, rușii să laudă că au distrus nu știu câte tankuri, uh, Occidentul prin Ucraina să laudă că au distrus nu știu câte sisteme de... deci noi acum distrugem, suntem într-o etapă după ce am acumulat în perioada de pace și noi vrei să spun ceva, noi n-am cunoscut războiul. Generația noastră, deși zicem că suntem niște moși, noi n-am avut de a face cu războiul, n-am auzit din filme, am văzut război, ne-am imaginat cum ar fi război, dar noi nu știm ce înseamnă război. Război este complicat, este o tragedie cu. Păi vedem la televizor cu Ucraina și cu asta. Și dacă o să trăim, dacă o să vină războiul real și peste noi cu foame cu cu crime, cu violuri, cu nedreptăți gândește-te că în Tokyo doar într-o singură noapte la un bomb bombardament cu bombe incendiare au murit 100 de mii de oameni, tu îți dai seama ce tragedie Dresda, da. la fel în Germania au murit 25 de oameni la un singur bombardament în ianuarie 1945 Mi-a Ioan, apropo de ce a zis că se și un pic la China Da, la asta. e mult mai bună ca mine spune că, spune că China nu a început niciodată un război clasic, ei merg pe varianta războiului economic iar alianța asta China-Rusia nu e una naturală care să înceapă un război. Dânsul vorbește de un război ideologic, est versus vest. Aia se numește descurajare. În fiecare de an după 1945 a fost un război, doar că a fost departe de noi. Da, sunt viziuni de, diferite de nuanță, dar pe fond, în general, avem de-a face cu un război și pe, pe, conflictul ăsta Orient-Occident, cum îl numesc eu, China-Rusia, ca alianță împotriva Statelor Unite cu aliații săi, este un război, oricum am da-o și oricum am denumit că China are niște forme subtile de luptă în care nu se arată, uite și acum ia, ei spun, domnule, noi nu suntem implicați în războiul din uh, Ucraina, dar s-au uh, de exemplu, Kadirov cu oamenii lui, au, au până și armele sunt chineze, și uh, jeepurile lor mașinile, camioanele, totul este chineze, spun, doamne, le, noi le-am luat ca civile și doar le-am vopsit dar China contribuie enorm și ajută uite cea mai mare parte din petrolul rusesc să vinde acum pentru că în Europa nu mai poate să vândă China mișca. și Chine, China vin de Europei. <laughs> asta nu mai pun la socoteală, dar vin bani pentru că mașinăria asta de război rusească n-ar fi putut să fie menținută fără ajutorul chinezesc. Rubla nu s-a mai depreciat, e, o duce foarte bine. Bun, dar Rusia plătește, adică chinezii sunt comercianți, cum a zis Ioana, ei niciodată n-au fost implicați într-un război că îi defavorizează, ei fac un război comercial. Profită de situația că uh, rușii sunt boicotați de toată lumea și le vând că nu, nu se le dea pe grație, nu cred că le dau cadou echipamente, bocanci, uniforme, camioane, ce adică le, le dau hidrocarburi exact, nu le dau da, cu cu, hidrocarburi. Mă rog cu Ce le dau? Fac parte. Da, aș contrazice o că China n-a fost implicată în niciun război. Primul război pe care chinezii îl amintesc întotdeauna este războiul opiumului din 1840 cu englezii, când tot așa în China exista o corupție extraordinară și când ăștia împăratul Chinei... Era un război între două țări? Da, între China și, și, Anglia, la vremea respectivă, Imperiul Britanic. Păi cum puteau se bate la o distanță Pentru așa de mare? Au, 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 invadat englezii China exact, sau chinezii? Da. China, englezii au, invadat China. Cu, armate, cu, cu armată, cu tot? vase, cu tot. Și ah. a, a, fost războiul opiumului, așa anumit și ne vrea să caute. De pe ce s-a numit opiumului? Pentru că englezii aduceau opiumul din Afganistan și din India și îl vindeau în China și împăratul și-a dat seama că așa cum fac acum chinezii în Statele Unite cu fentanilul e cumva pădos. Deci ei au degradat societatea chinezească la vremea respectivă cu drogurile cu opium și chinezul nu mai muncea și stătea toată ziua a Și fuma opium. Așa și... Uh, împăratul a, a luat poziția, a zis, interziceți opiumul, englezii, cum să interziceți opiumul, că ăsta comerțul nostru, nu direct guvernul britanic, uh -huh. dar erau trader de ăștia care făceau era o, o zonă de o perioadă de industrializare o cămășile englezești de exemplu erau foarte ieftine dar pe lângă textilele chine, englezești erau foarte ieftine pentru că se făceau prin prima revoluție industrială cu mașinile cu aburi uh -huh. plus că aveau vapoare să le aducă foarte repede și aduceau, inclu, aduceau și droguri și împăratul Chinei a declarat război Imperiului Britanic dar numai ce să vezi din cauza corupției cele mai multe obuze erau umplute cu nisip. Obuze chinezești erau umplute cu nisip în loc de praf de pușcă, că generalii chinezi furaseră praful de pușcă. Ca să-l dragă pe sau ce dragul făceau Nu, cu el? ca să-l vândă. Îl vindeau tot englezilor pe alte canale, dar Aha. deci era o corupție fabuloasă. Drogurile sunt strică toată societatea. Și care avea ghinion și cădea obuzul în cap că era un cu nisip murea, dar restul din jur scăpau toți, nu? Dar nici nu pleca, pentru că o parte din obuz are focosul de, de, de care trebuie să-l proiectezi. și dacă ai nisip ăla nici nu bubuia în tună adică băgai 10 obuze ca să-ți plece Hai să un... mai niște întrebări. Așa și spun că, deci asta să revenim la război China s-a luptat 10 ani pe vremea lui Mao s-au luptat cu japonezii deci au avut război în, în perioada lui Mao până să ajungă Mao la putere în 1947 48 s-au bătut cu japonezii în primă fază în anii 40 și pe urmă s-au bătut cu Chiang Kai-shek, care era omul americanilor și care s-a retras în insula Formosa, actualul Taiwan, că de asta a rămas Taiwanul americanilor și a fost o luptă pe viață și pe moarte cu milioane de morți acolo în China. Deci nu e că n-a fost război, a avut un război și cu RSS-ul în 1967-68, a existat un război cu RSS-ul încurajat de stat Unite pentru că China erau uh, soci Socialiști Naționaliști, iar URSS-ul Erau socialiști internaționaliști Și-au încurajat uh, conflictul ăsta Tocmai ca să se poată bate mm -hmm. Mă rog, nu contrazic pe Ioana că e mult mai pregătită decât mine, dar avem niște... Nu, a confirmat așa că au fost două războaiele opiumului, da, Franța au, plus Anglia versus China, Da, da, zice. au fost mai multe combinații. Domnul Șicul are o imagine distorsionată despre profesor. Ce le recomandă ca să facă aceste afirmații? Păi, noi am tot discutat, domnul Valentin Șerbănescu, nu știu dacă e domnul Valentin Șerbănescu care e... Nu contează. Femos, gândiți-vă dacă vă uitați în presa cu câteva luni, profesori de la o școală din Constanța vindeau droguri copiilor. Vedeți ultimul scandal acum o săptămână în care un copil a fost violat de 8 ani în wc la școală și profesorii au ascuns chestia asta și după un an de zi a fost violat din nou. Sunt zeci, zeci, zeci de cazuri care apar în presă aproape zilnic, se întâmplă câte ceva. Acum iar am văzut chiar înainte de a începe podcastul, dacă vă uitați pe știri pe surse la o școală din Sighetul Marmației cu un copii au fost umiliți și au fost obligați de alții mai mari să mimeze sexuale. Deci în toate școlile din România este un dezastru, un haos. Și îmi spunea și copilul ăsta de clasa 10, care am invitat aici la mine la podcast, și dacă n-ați urmărit podcastul, vă recomand să, să o faceți: că profesorii vin, majoritatea dintre ei, vin la ore, le dau ceva să copieze după așa și ei stau pe TikTok sau pe Facebook sau pe Dar asta. nu putem generaliza și încă o dată încerc să Nu, dar sunt o grămadă de nu, cazuri nu, stai în fiecare zi. M-a întrebat omul ăsta și să explic. Deci nu am o părere proastă despre profesori în general. E clar că profesorii ar trebui să fie cei care civilizează societatea și care ar trebui să se sacrifice. Uite, avem povestea clasică a domnului Trandafir, a învățătorului care era blând și care. Bine, nu... că da, vorbim okay. de acum, actual. Acu astăzi, actual, nu actual de deci, domnul Pro Trandafir. Profesorii, profesorii, în zilele noastre, uh, sunt uh, și ei luați pe în surprindere. Nu știu cu, cum să rezolve problemele astea. Că îți vin copiii cu telefoane, ce le faci? Ce le, uh, ăștia toată ziua se bagă deci sub facă. Sunt banc? foarte multe școli. Prin meu, Vasile Bridar, care are și uh, propriu, a, 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 a fost în Ungaria, am urmărit un podcast acum câteva zile, a fost în Ungaria la o școală românească, în 150 de copii români în, în Ungaria la școală, și spunea că nu au voie, au decis profesorii în Consiliul Profesoral, că, și sunt multe școli și la noi, în, în România, știu și Alex, când a fost la școala privată și a fost și Anisia, colegă cu el, nu avea voie cu, șco cu telefonul în, în clasă. Și asta spunea Vasile și lua interviul la director că în momentul când un copil ajunge din greșeală, a uitat telefonul să-și lase acasă, trebuie să-l predea la cancelare și nu are ce să caute cu telefonul în clasă. Adică se pot face dacă există dorință și voință, știi? Da, de altă parte am discutat cu cadre didactice, tocmai ca să găsim, găsim o soluție, să încercăm să rezolvăm problema asta. Îmi spuneau că au nevoie de telefoanele alea pentru că îi pun pe copii să caute pe Google diverse chestiuni pe care ca material didactic, pe care n-ar avea materialul didactic, n-ar avea de unde să ia din altă parte. Și atunci le spune, scoateți telefoanele și haideți să vorbim astăzi despre Brazilia sau despre Chile. Și atunci fiecare își caută și uh, se creează o atmosferă. Când le dai telefonul, ei se mult mai familiarizează, să simt mult mai bine copil, copilul, să se mult mai bine cu telefonul în mână, decât dacă îl întrebi tu dintr-o carte, pentru că ei nu mai știu ce înseamnă o carte. S-au schimbat timpurile, adică noi am rămas cumva înțepeniți în vechiul și eu n-am ce să reproșez profesorilor, e clar că în contextul degradării generale din spațiul românesc și în general în lume, că nu numai în spațiul românesc, și profesorii sunt o categorie care au rămas cumva în urmă, care nu s-au mai updatat, care nu mai înțeleg de ce și să muncească în plus. sistemul de Vorbeam cu băiatul ăsta, o să vedeți mâine podcastul care l-am filmat cu el, cu Alex, spunea și el și știam și chestia asta la facultate sunt materii care sunt total depășite de vremuri, adică materii care se făceau pe lor și au rămas și în 2023 și care nu-ți folosesc la nimic. Tu ce, cum motivezi studentul ăla care cât de cât e un om la 20 de ani care are minte și e citit să înveți o materie care el știe sigur că nu-i folosește la nimic absolut. Da, și care... Ei doar ca să mai țină niște dinozauri de profesori Și niște nu... materii și niște materii de astea care nu mai sunt așa Nu le scot, știi? Că și bă, cum să scot să desfințesc catedra lunea mitică Care are filozofia construcțiilor Că mai are și el 5 ani până la pensie Lasă-i pe să tocească acolo Să învețe ceva care nu le trebuie Cam asta e mentalitatea Sau cam asta e judecată Sau, sau gândirea Păi la noi Politehnica e praf Adică materiile de... am vorbit cu o grămadă de copii care au fost studenți acum în ultima vreme sau au terminat în scriu, au materii care le făceam eu, vreau să care sunt total depășite din toate puncte de vedere. Da, tot și baza tehnico-materială și totul e depășit. Acum asta că tu întrebai unde s-au dus miliardele astea, păi vezi tu dacă gestionarii banilor sunt nepricepuți și nu știu cum să organizeze, nu știu cum să proiecteze pe termen lung, pentru că orice sistem din asta se face printr-o proiecție pe termen lung, pe ani de zile, pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani, nu faci după azi pe mâine. Care ministru a venit la noi în spațiul românesc? A făcut reformă. Și ce reformă a făcut? A modificat el cum să intre, să nu să mai intre pe o parte, să intre pe alta în școală, să nu știu câte ședințe să facă în plus, doar nu asta. Uite, zice Vasile că uite, să uite și el Salut, Vasile. În școli sunt monitoare și televizoare cu acces la internet. 90% din școli au așa ceva. Adică, eu, ca și părinte, văd în spațiile comune ce se întâmplă cu copilul meu la clasă. Dacă face ore, dacă sare pe bănci, dacă se bat, dacă profesorul se implică sau nu. Nu cred că se referă la monitoare didactice, Au un clasă monitor și poate spune profesorul o anumită temă, nu de sistemul de monitorizare. Și de monitorizare, dacă de sunt și astea. Uh, de, oricum să ne gândește că societatea noastră a suferit o reformă mult prea rapidă, e mult peste creierul nostru. Noi când eram mici aveam care cu boi. Și mergea lumea de sculță sau cu opinj la școală și acum uh, ai gadgeturi și Armani și Gucci și nu justifică Versace și uh, nu justifică blocajul ăsta mental și intelectual și așa Gucci și Armani și Să știi că uh, pentru că tu ca să ții Gucci și Armani trebuie să faci niște să faci altceva decât să înveți pentru că uh, fructele învățatului le culegi foarte târziu, nu le culegi imediat. Or copilul vrea atunci. Băi, uite, el ceilalți au Gucci, cum Da, asta? e problema că nu sunt maturizați destul. Și nici părinții nu înțeleg, nu înțeleg, nu că n-ar vrea, că bineînțeles toți părinții sunt de bună credință și chiar și profesorii, că iau o conștiință și au până la urmă, că de-aia și-au ales car cariera asta de cadru didactic, dar e, sunt depășiți de situație, lucrurile le-au luat-o în față și plus tulburarea asta generală, mondială, cu războiul ăsta care își pune amprenta cu să știi că tot ce se întâmplă, sorind de la grevele fermierilor, de la demonstrațiile fermierilor până la grevele, de, uite acum din Germania, din sistemul de transport cu banii de la buget care nu mai ajung, totul totu e legat de război. Toate astea sunt legate de război. Hai să depășim momentul ăsta cu războiul, că sunt foarte multe întrebări și sunt o grămadă de subiecte interesante. Okay, și hai să le citim. concrete, știi? Că așa, eu zic că nu e război, tu zici că e război și o ținem așa până. Poi mâine știi? Eu război înseamnă când am ă, tancuri pe stradă, când mor oameni, când văd incendii asta la România nu e. E liniște, e pace, nu ne ia nimeni armată cu forța, nu avem tancuri pe stradă, nu nimic, că suntem noi corupți și că lăsăm cereale din Ucraina să fie vândute aici ca să distrugem fermierii, dar ne afectează război, dar nu este război efectiv de la când oamenii frică să ies pe stradă că primesc un glonț în rătăcit da, sau ceva. în telegi? loc să faci 100 de școli, tu cumperi 15 avioane. Păi cumpere noi tot război... din cauza corupției, din cauza e războiilor. din cauza corupției și de-aia sunt generali ăștia bășinoși și la pensie de 20 de ani care apar pe antena 3 și zic că vin rușii peste noi, că uh, toate, ar, tot armamentul ăsta de care spui tu este vândut de firme private, nu există armament da, care îl sunt, sunt, sunt traderi, traderi internaționali și sunt niște generali corupți care sunt uh, plătiți ca și doctorii ăștia care sunt plătiți de firmele de medicamente să recomandă un anumit medicament care nu se face bine. Uh, și uh, ne a obligat să facem 2,5% din PIB, care înseamnă 10 miliarde, să cumpărăm arme. Și ai văzut ce arme expirate am chemat? Când a, am cumpărat, când a pușcat la Patriotul, că nu știu ce, că ăla era expirat, că nu știu ce, adică noi cumpărăm, noi suntem ladă de gunoi, adică dăm bani. Da, asta am fost în 10 fiecare miliarde de război, sorry. Bun, dar e nu înseamnă că e război. Dacă noi suntem corupți și cumpărăm arme expirate, că, e război în România. Asta da, este să întreb, dacă tu dai o mare parte din. Așa, nu mai contează. De, dacă dai o mare parte din tip PIB pentru război sau un prezumtiv război. Da, pentru că conducătorii noștri sunt super corupți, sunt puși de stăpânii noștri de afară și stăpânii noștri îi spune, bă băiatule, dacă nu cumperi acum 20 de patriote cu 2 miliarde, scomâine dosarul și te ba la pușcărie. Și da, șefule, dă-i da, să semnezi. Ce tu trebuie ai să semnezi? Ce bocanci au, că ți-a povestit da. băiatul ăla ce bocanci au. N-ar trebui da. cumpărați niște bocanci noi. În primul rând, trebui asta trebuie ce niște uniforme. Ei cumpără uniforme cu încredințare directă de la tot felul de abonați ăștia de partid și să crapă uniformele pe soldatul român. Și cumpărăm arme expirate. Despre ce vorbim? Mă război. Asta a fost în fiecare, uite, în, în, perioada interbelică pe care toți o admiră și o consideră ideatică și ce frumos era și cu rege, nu știu ce, a existat afacerea Scoda fura de s-a Cine vrea să se uite pe noi să caute, tot așa o afacere de înarmare a armatei române, cu care a fost un fake și o păcăleală fiat, cu, da. în care mulți s-au îmbogățit. Ne au fost... puteți povesti despre situații în care oamenii au încercat să vă păcălească, de exemplu, cu propuneri de afaceri și ce recomandări aveți pe antena de astfel. Eu tot am spus de Vlad de, pe parcursul podcast ului mele, live-urilor cu Ștefan, când vi se pare că câștigați bani prea repede și prea ușor, gândiți-vă de 10 ori nu prea există afacere care să ai un randament mai mult de 20-25% pe an cu implicarea ta directă nu vorbesc de investiții pasive aici deci când vezi că unul spune că în două, două luni de zile sau în trei sau în șase ți-ai dublat banii, fugi cât poți că nu există așa ceva de obicei scrocii încearcă să vă facă să vă creeze o poveste de asta extremă de, de un succes fulminant pe o perioadă foarte scurtă de timp și nu există așa ceva, adică orice afacere vezi că e atipică îți pui o, un semn de întrebare și poți să bagi foarte simplu că sunt toate firmele sunt publice la Camera de Comerț, un abonament de, nu știu, nu e nici măcar nu e abonament, plătești toată să verifici. 10 lei sau nu știu cât și vezi dacă îți propune covrici și spune că într-o lună tu ai făcut un milion de euro, baci firme de covrici și vezi ce bilanță au avut, ce balanță, cât au avut profit net din cifra de afaceri și îți dai seama imediat dacă e o prostie sau nu. E foarte ușor, asta speculează escrocii, dorința noastră de a ne îmbogăți rapid peste noapte să știți că eu există un parados Ex -scro mari scroci profită de mici escroci pentru că Îți, îți fac o ofertă care ți se pare scrocherie, fără să te gândești că păcălești pe cineva și nu-i nicio problemă că iau la prețul ăsta că e foarte mic, dar de fapt, devitu păcă, păcălitorul păcălit se numește deci, până la urmă, devitu ăla păcălit. Deci tot ce vi se pare ciudat foarte ieftin, nemuncit cumva nedrept îl respinge și nu o să fiți niciodată păcălit. Dacă sunteți escroc de meserie sau un escroc inhibat, atunci veți fi foarte foarte atent la chilii, la jmecherii, la să-l păcăliți pe unul care săracul nu știe cât costă sau... Și atunci deveni... și voi sunteți niște scroți și merita să fiți păcăliți. Să știți că escrocii, pe escrocii păcălește mai mult, nu pe oamenii Sunt care... Sunt oameni naivi care speră ce se îmbogățească peste noapte să... Dacă nu te spune, dacă îți vând nu știu ce produs la jumătate de preț, nu te gândești, bă, dar de ce e la jumătate de preț? Nu cumva... Când oficial pe site da, este... Cine de da, cine naibil vinde la jumătate de preț? Vă felicit pentru toate emisiunile sunt foarte interesante și cu multe informații. Domnul Ștevan și ce părere aveți dacă iese ca președinte Donald Trump și afirmația lui despre războiul din Ucraina? Am mai discutat parcă de că este asta, dar pot să mai răspunzi așa scurt. Deci, în săptămâna asta a fost Haley care era competitoarea lui Trump din Partidul Republican. Încă o dată, Statele Unite ale Americii au două partide, democrații și republicanii. Trump, Donald Trump este din partea republicanilor. Și Nikki Halley, care era contracandidata lui Trump în cadrul Partidului Republican, n-a obținut uh, atâtea voturi cât ar fi trebuit și a dat seama că nu are nicio șansă în fața lui Trump, că diferența era de 80% față de 20%. 20% avea Nikki Haley și 80% Trump și Trump a rămas singur în competiție. Deci el va fi uh, propunerea Partidului Rebu Republican cu siguranță pentru alegerile din 2 noiembrie anul acesta, când se va alege nou președinte al Statelor Unite. În Statele Unite, uh, mandatul de președinte e doar de 4 ani. A fost Trump 2017-2021, a fost Biden 2021-2024, deci suntem în timpul mandatului lui Biden. Acum la democrație ce se întâmplă? Democrații își pot schimba candidatul, au o procedură specială în august. Deci ei mai merg cu, cu Biden să vadă cum funcționează și dacă nu are probleme de ramuleală. Biden nu mai funcționează de mult. Acum gândiți-vă la ceva, oameni, bun. Biden are 81 de ani, deci eu cre cred că trăim într-o perioadă a gerontocrației, adică geronto înseamnă bătrân, crație înseamnă putere, asta e o denumire grecească, pentru conducerea bătrânilor și să o luăm pe rând. Vladimir Putin 71 de ani, este septuagenar da mă, nu pot să-l compari cu Biden stai, stai să-l luăm așa pe rând uh, Xi Jinping are tot așa 71 de ani uh, ăsta Trump are 76 de ani, Biden are 81 de ani, uh, Prințul Charles, uh, George al treilea, cum e denumirea lui oficial, noi nu știm că Prințul Charles are 76 de ani deci lumea este condusă de bătrâni, uh, Acum știi că este un proverb că războaiele le fac bătrânii, dar în ele luptă tineri. Ăștia nu mai au nimic de pierdut, nu știu ce proiecție își fac ei mie, mi se pare cumva gerontocrația asta foarte periculoasă pentru pentru omenire, pentru că toate marile puteri, am zis de China, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, de exemplu, sunt bătrâni care și sunt și pe perioade lungi. Am, am luat oamenii care sunt pe perioade lungi și acum în America, indiferent cine are și că este Biden, care are 80, are 81 de ani și va avea 85 când termină mandatul următor, dacă ar mai ieși un mandat, fie că e, Biden, că, că e Trump care are 76 și o să aibă 80, vom, vom fi conduși de un octogenar, deci de un bătrân de 80 de ani. Îl are tot limitat, adică nu are, are perspectivă, nu are viziune, nu înțelege cum să schimbă. Eu la 54 de ani am problemele astea și nu zic nu vreau să aduc o jignire bătrânilor, dar este o degradare, o, o încetinire a creierului, a, a funcțiilor cognitive. Și, mă rog, din punctul ăsta de vedere, cred că omenirea, și ăsta e un motiv pentru care omenirea nu mai război războiul, ca să mergi pe varianta ta, că nu există niciun război și că totul e, deși avem fronturile astea, Ucraina, Gaza, Siria, să știi că în Siria e război de 8-10 ani. Noi, Păi la Așa noi cum război. a zis Ioana, din 40 până acum a fost război pe uh, un anumit punct al globului în fiecare an. Din 40 până acum Sorine, a fost un an fără câte, război. Știi că avem 10.000 de soldați străini pe teritoriul Tot României? n-am auzit păi când ce ies caut? pe stradă focuri de armă și bombe și să mă bag repede la subsoliu. Păi, aia tu... consideră război. Păi nu consider război, consider este un război mediatic, un război de, uh, cultural, este un război economic, există, deci uite-te în buzunare, uite-te în frigider și o să vezi că e război față de anii trecuți și că războiul se accentuează. Ce părere aveți despre potențială criză imobiliară în Europa, România, peste un an, doi? E criză imobiliară de vreun an de zile. Anul ăsta, cum am spus și cu Ștefan și sunt statistici oficiale, luna uh, ianuarie 2024 a fost vânzări mai puțin aproape cu 30% față de luna ianuarie 2023 că nu vrem noi să uh, conștientizăm că există o criză imobiliară asta e partea a doua, dar tot ce ție de clădiri de birouri, de spații comerciale nu se mai prea închiriază deloc, clădiri de birouri încearcă să se reconfigureze să facă clădiri de apartamente, deci există o criză imobiliară, nu trebuie să mai așteptăm un an, doi ca să o și, simțim Și de ce criza asta și economică și imobiliară Dacă război nu e zitul tu care e cauza pentru care există criza asta E mai complicat Adică și în 2010 a fost o criză foarte urâtă Inflație Bani tipăriți inflația iurea. e un efect total războiului pentru că s-au băgat foarte mulți bani fake, bani tipăriți, cum se zicea pe vremuri, care sunt făcuți pe calculator și care nu sunt reali, care n-au acoperire în mărfuri. 2010 nu era război, bani, nici în Gaza, nici în Ucraina. Da, și a da, fost azi. o criză foarte urâtă. Și ce să vezi, -o, criza asta e mai puternică decât aia din 2010. Deocamdată nu, dar o să fie, probabil. Ce părea vezi, are domnul Zicol de senatorul PNL Cristian Chirteș, n-am auzit Cred că nici tu n-ai auzit. Ba da, am auzit. O fi vreo rudă de-a lui care vrea să știe dacă e unchiul lui de treabă sau nu-i de treabă. E un de treabă, e al lui Hristos. Au că e de treabă, că e al lui Hristos. Ca noi toți. Știți ce mai crunt și ce de actualitate este incomplet predat la facultate? Am lucrat cu niște studenți bursieri blanc total. Orică luam pe cineva din mol, orică la fel din punct de vedere tehnic. Asta ce spuneam și noi, sunt praf. Bună seara, doar ce am absolvit liceul anul trecut, în prezent sunt la o facultate de specializare în ingineria sistemelor electroenergetice. Electro Avem laptop, doar că profesorii sunt depășiți. Asta spuneam și noi, Octavia, mai devreme. Arsine Boca, dar și Paisia Ghioritu vorbesc despre al treilea război mondial, al... spunea că Turcia va intra peste Grecia atunci când rușii, în drumul lor spre turci, vor intra în România cu unguri și cu bulgarii. Om trei și o vedea ce o fi. Sunt și cataloge online unde apare nota pe telefonul părintelui în momentul trecerii notei. Din păcat... Bine, asta e de mult. Nu e de acum cu catalogul online. Cred că Dar la noi n-am auzit. Ba nu, eu am de când erau copiii mei la școală. La privat? Din... Nu, la stat. la. Catalogul stat. online și intra nota direct la tine pe da, telefon? Da, da, da. E o aplicație, există niște aplicații și profesorul nu, nu știam. îți bagă nota și la... Mai... Din păcate, elevii români vor să fie vedete, vor să fie oameni importanți fără să muncească și fără efort. Domnul Jicol e fiert pe război. Mai sunt și alte subiecte mai inteligente, dacă aveți să vorbiți ceva. Îmi cer scuze că am a, a, a exagerat cu războiul, dar asta e cauza. Deci, cauza tuturor lucrurilor, oameni buni. Și asta vă spun din Grecia antică: Ares, care era zeul războiului, era fiul lui Zeus și al Herei cei doi conducători ai Olimpului, el controla totul, deci când începea războiul când, pentru că războiul e condus de bărbați care au un testosteron de asta Atena care era femeie avea un echilibru, avea o era, avea chestii de strategie bărbatul nu are, când îndebunește cu războiul se bate până la capăt până moare, el trebuie să moară cumva Bună seara domnul Sorin, aș dori să vă întreb ce aș putea, în ce aș putea să investesc 10.000 de euro pentru un venit lunar de 500 păi dacă știți, puneți-mi și mie și Vă dau eu comision jumate din bani dacă găsiți în ce să investiți 10.500 de euro pe nu lună. Sunt, sigur? Vă nu dau eu 200 de euro, 300 de euro în fiecare lună din partea mea. Oameni buni, investiți în educația, în educația copiilor voștri, a voastră. Asta, în asta vă băgați banii, dacă vreți 500 de euro pe lună. Ce părere aveți că astăzi am vrut să bag un bilet la loto și s-a dublat prețul? De la 7,5 a devenit 14. Nu, nu și n-aveam. La ce s-a că s-a dublat prețul la loto? S-a făcut 14 lei? Nu, nu știam. Nu, ar trebui să știi că ești... N-am auzit, adică n-am văzut nicio știre de așa ceva. Dar mi se pare o mare prostie să mărești așa de tare dar, Dar nici crezi... nu știu dacă e adevărată informația, să verificăm, nu, să da, vedem. Să, să spun ceva, există un fenomen și știm și noi asta, că în perioada crizelor oamenii uh, distribuie mai mulți bani spre jocuri de noroc. Știi asta, că să gândesc, bă, și așa nu mai ajung banii de curent, de lumină, ai măcar să-i bag la loto. jocuri de noroc, că poate îi dublez și mi-ajung. Și atunci este un fenomen, deși ai mai puțin bani, joci mai mult și la loto, și la păcănele, și la orice. Se vede că domnul Șicul a fost șef de promoție, are viziune geopolitică, la intern scârție puțin el, la istorie mediu, per generale super ok. Păi na, cine e fără de păcat și fără de defect Oameni e, buni sunt unul dintre cei mai tâmpiți oameni pe care i-ați văzut E un film pe care vi-l recomand Zen You For Smoking Zice despre cei trei mari Big Pharma, industria armelor și industria tutunului da, de fapt și în lobbyul cel mai cea mai puternică industrie de lobby din Statele Unite e, e cea a armelor, pe urmă e farma și de-abia pe urmă sunt celelalte traderi, comerțul. Domnul Sorin, de ce serviciile de securitate nu intervin dacă anumite persoane pun în pericol siguranța României? Care servicii de securitate, doamna Elena, sau care dintre serviciile de securitate ale României mai sunt independente și sunt 100% pentru securitatea României și pentru suveranitatea, independența națiunii române. Noi suntem ca servicii de securitate subordonați unor servicii, că cum v-a spus Ștefan, s-a confirmat și oficial că este asta și nu mai suntem de capul nostru. Nu... Și asta poate că e bine, cine știe ce făceam, că am fost independenți cu securitatea română în vremea lui Ceaușescu, aveam oarecare independență și a zis ce făcea securitatea, de la bătăi până la ticălo și cele mai mari și acum a rămas lumea șocată de securitatea Poate că e mai bine că sunt alții mai educați, din alte culturi mai civilizate, care ne controlează serviciile. Bună seara, domnilor, v-ați gândit vreodată că principalii trader de cereale și zahăr din Ucraina sunt chiar cei care au stricat cântarul la Vama de 2 ani și grindeanul Porto Constanță. Da, e foarte posibil vă dați seama ce bani sunt acolo și cât de, cât de ușor poți să corupi un vameș român sau un șef de vamă care-i pus politic. Pe cine preferi la primăria Bucureștiului, pe ușor sau pe Firea? Cred că în momentul de față alianța asta PNL-PSD au o mare problemă pentru că n-au candidat firea l-ar putea concura pe Nicușor Dan, să ne gândim că la ultimele alegeri din 2020, din toamna lui 2020, firea a câștigat uh, Nicușor Dan a câștigat, a avut o pe firea doar pentru că Robert Negoiță a trădat-o pe firea și cumva a lăsat-o descoperită și atunci, rămânând fără un sector, Nicușor Dan a reușit să ia primăria deci ar fi echilibrați firea cu Nicușor Dan, asta recunoaște și firea și Nicușor Dan pe sondajele lor, pentru că fiecare și-au făcut, dar problema Gabrielei Firea este că nu e acceptată de, de Ciolacu și vă spun că este în spațiu românesc un istoric în 2000 Petre Roman l-a trimis pe Traian Băsescu să candideze la primăria Capitalei l-a bătut pe Sorin Oprescu și a ieșit primarul Capitalei și la primul congres al PD-ului la vremea respectivă pentru că și Traian Băsescu și Petre Roman era la PD, Petre Roman era președinte, la primul congres Traian Băsescu pe valul de voturi pe care l-a luat la primăria Capitalei pentru că un primar al Capitalei are, urm e următorul după președintele României ca număr de voturi în țară și a venit la congres toată lumea l-a aplaud aplaudat și Băsescu l-a dat jos pe Petre Roman. În mod similar dacă Gabriela Fire ar câștiga primăria Capitalei, ar putea să vină în toamnă să zică Ciolacu ia dă-te la o parte, candidez eu la prezident Că eu am cele mai multe voturi din Partidul Social Democrat. Și atunci, Ciolacu, decât să aibă concurent, preferă Dar să Dar Ciolacu, a... nevinovăția lui, ca să nu folosesc alți termeni jignitori, chiar crede că ar putea, care față de președinte al României. El așa crede, crede că Joana e doar așa o imagine hologramă a NATO care e cea mai puternică întreprindere din lume și și-a proiectat deja un om aici pe Mircea Joana și că o să fie el președintele României și Gabriela l ar concura în partid. Mm -hmm. Și din motivul ăsta nu vrea să o pună pe Gabriela Firea Și acum atestează tot felul de, inclusiv pe fotbalist, pe, pe Ionuț Lupescu îl cheamă, știi, care a fost la UEFA. Să și ar... candideze la capitală? Să candideze la capitală, îți dai seama că nu o să poată recupera. Mai e Burduja, uh, uh, Burdujanu parcă îl cheamă. Burduja. Care e, nu, Burdujanu, care e viceprimarul capitalei. Mai este ă, ăsta, Burduja, iar de la liberal. Mai sunt o grămadă, dar care sunt sub 10%. Ori și firea. Și Nicușo... Piedone, ce candidează? Piedone, săracul, el are undeva la 8-10%, dar dacă i-ar da sprijinul alianța PNL-PSD care. Păi asta vorbim, vrea el, el vrea să fie. Dar nu poate să-i dea cineva, pentru că el are o grămadă de probleme. Numai dacă scot dosarul ăla cu carnetul. Cu, cu, carnetul cu... când și-a luat toate gradele în jumătate de oră. Da, la, la arge și nici Are tot felul tari. de combinații, de ciordel, de astea care nu mai pot să le șteargă nimeni. Da, el e naiv săracul și ar securiza sectorul 5 pentru că l-a pus pe fiul să candideze și e tot piedone și îl știe cumva lumea și îl votează. Și părere aveți de ultimul sondaj care îi dă pe PNL, PSD 43%? Eu cred că românii tot adormiți o să fie. să vă spun ceva procentul ăsta pe care l-au dat ei că la următoarele alegeri din 9 iunie comasate în PNL și psd la 43%, în sondajul ăsta i-au păcălit cumva pe român, pentru că într prima întrebare a fost și ce părere aveți despre eficiența comasării. Adică românul, vreți să veniți de mai multe ori la vot sau să veniți o dată să votați să votați toate, pe toate buletinele de vot. Și omul zice, că dacă sunt cheltuieli mai multe, că te cheamă de mai multe ori, mai bine să ne cheme dată și votăm o singură dată și gata. Și de aici s-a deformat tot sondaj, adică casele astea de sondare a opiniei publice, în afară că falsifică și rezultatul, pot pune întrebările de așa manieră încât să iasă deformat așa cum vor ele. Majoritatea sondajelor de opinie oameni buni, peste 90% deci ce vedeți la televizor, sunt plătite de anumit partid și este în favoarea lor. Nu mai există patron de firme de astea de sondare a opiniei publice care nu sunt afiliați unui partid sau unor interesea unor oligarhi sau unor mafioți sau așa ceva, adică nu prea mai sunt sondaje independente care reflectă realitatea, adică nu vă lăsați păcăliți de, de sondaje absolut deloc pentru că ei asta vor să facă, vor să vă influențeze, să mergeți într-o direcție. Dacă vedeți că PSD-ul are 43 și, nu știu, habar n-am, Partidul Oamenilor Tineri are numai 3, zici, bă, dar oricum nu mă duc la vot, că dacă au 3% tot nu fac ei treabă și atunci dar o să mă duc la vot. Asta vor ei să facă. Și bagă tot felul de sondaje de astea, de exemplu, au băgat acum un sondaj tendențios și ca să vă manipuleze, pentru că contează foarte mult primul tur de alegeri, alegerile europarlamentare, că cam, cam acolo își vor da seama cam ce șanse sunt pentru cealte trei tururi de alegeri. Și atunci au băgat un sondaj în care au zis că doar 15% din români cred importante alegerile europarlamentare, ca să vă inducă uh, în subconștient să nu mergeți la vot, că nu sunt importante alegerile, sunt extrem de importante și alegerile europarlamentare, sunt Colosal de importante și vă rog să ieșiți la vot și să nu mai votați PSD, PNL, UDMR, USR. Orice partid este binevenit, dar nu pe ăștia, ca să vedem ce fac dacă uh, o iau în gură rău de tot la primerea alegeri la europarlamentare. Discursul... Cum să zic în limbaj politic, Ștefan? Dacă o, o să, or să fie faultați. Dacă o să fie faultați. Ștefan da. e cu fotbalul, cu astea. Deci vă rog să dați like-uri, chiar dacă mai auziți cuvinte buruienoase aici pe live nostru. Nu am zis eu... niciun cuvânt burienos. Așa, apropo de educația tinerilor, Sorină. Care sunt asta. interesele la Roșia Montata? Sunt un grup de șmecheri care au manipulat de la început și opinia publică și statul român și asta, care vor să-și niște miliarde. Ei de la început au premeditat chestia asta, nu aveau de gând de la început să facă vreo exploatare sau ceva, aveau de gând să obțină cât mai mulți bani, ca și cum a fost cu Bechtel, cu autostrada. Au luat Bechtel, nu mai știu cât, 100 milioane de dolari sau nu știu cât au luat despăgubiri, sau un miliard, sau nu mai mi minte că luat. niște sume de astea uriașe. Ei de la început n-au avut de când să facă autostradă Cam așa a fost și cu Roșia Montana Am văzut pe la uh, Realitatea la Anca Alexandrescu uh, Sau nu mai știu s uh, -am, am trimis eu un articol Cum s-a -a dublat, uh, s -a dublat uh, acțiunea, acțiunea la bursă. Pentru că, că ei domnul... sunt listați la bursa din Canada da. Și din uh, 40 de cenți S-a dus la un dolar da, 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 da. Deci, deci s-a dublat numai de la anunțul ăsta doar interese financiare deci, în primul rând, guvernul nu trebuia să anunțe că va fi un eșec și că s-a antepronunțat cumva că cu mamă cât o să plătim pentru că au dereglat cumva piața bursieră și toți sau care au habar despre bursă s-au dus imediat să bage pe Gabri Gabriel Resources, ăștia care au Roșia Montana. Și vă dați seama că nu e bine pentru stat, pentru că Mă rog, dacă o să plătim... Florin, hai să învăț cum să scrii corect, că văd că tot repeți asta cu sau legat. Sau se scrie legat doar când înlocuiește cuvântul ori. În, contextul propoziției pe care ai scris-o tu, se scrie s-linioară au. Sau. Eu, poate nu are semne Nu, dar îl învăț, îl învăț, cum să n-ai că doar are linia acolo, adică îl învăț Doar când uh, poți să înlocuiești sau cu ori, ca șmecherie, așa te învăț Doar când poți să pui cuvântul ori în loc de sau, atunci scris sau uh, legat uh, Da, a fost tragere specială și de, din totdeauna, de 20 de ani, când e tragere specială, sunt două trageri Și atunci varianta e dublată, de nu e uh, în condiții normale, probabil că a fost tragere uh, o martie sau ceva, cine știe ce da, uite că scrie cineva că e tragere specială de o marte. Și nota și absența sunt în catalogul online. Când se actualizează, primești notificare pe telefon. Vorbesc de școala publică. Da, mai, mai toate școlile au deja. Bună seara, care este părerea noastră despre strategia băncilor de a oferi o dobândă fixă de 5,85% pe 5 ani în condiții în care IRCC-ul este de peste 8%? Păi băncile eu nu vă recomand niciodată băncile să vă puneți să faceți depozite acolo pentru că uh, vă dau uh, dobânzi mult mai mici decât ar, ați băga banii la bursă sau... Nu, nu acum, da, zi, hai, zi, da, așa, scuză-mă, zi tu. Zi, ce vreau să zici? Nu, iartă-mă cât am întrebat, hai, scuza mă Deci, uh... V-am zis, anul trecut indicele beta a fost 32%, bursa în medie dacă vă uitați la 30 de ani de la Revoluție sau vă uitați pe bursele americane au o medie undeva între 12 și 15%, în jur de 15%, niciodată banca nu o să-ți dea 15% dobândă pe bani și banii sunt la fel de siguri ca și la, la bancă. Te rog, uh, există o foame de bani în momentul de față. Banii sunt din ce în ce mai valoroși. Chiar și leul ăsta amărât a ajuns mare cât roata carului, că nu se mai găsește, și atunci băncile încearcă să-ți atragă banii să-i ții la ele ca să-i ruleze, ca să-i bage în fonduri de investiții. Dacă mă întrebați pe mine, după inflația asta foarte mare, dacă criza economică o să se adâncească, o, o să se stingă și inflația, o să mergem chiar spre deflație. Adică produsele se vor ieftini din ce în ce, dar nu vor mai, nu vor mai fi bani pe piață. Și atunci și banul este foarte ba valoros, băncile astea anticipează că va fi din ce în ce mai valoros un depozit și de asta vor să-l puneți la ei pe 5 ani și de asta sunt dispuse să facă, să vă dea o dobândă care, care pe care unii ar considera o sigură de 5,5%, poate că vi se pare mare. Depinde și dacă e la valută sau dacă e la lei, deși în ultimii 2 ani... Nu, la, 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 lei, valuta, la lei, la lei, la lei, da, la lei este. Ce facem cu sistemul bugetar, în special cu medicii care au program de la 9 la 12, adică 3 ore, și după aia lucrează în privat? Păi. Așa ce au medicii program? Nu, toți. 3 mă, ore? Poate că sunt anumite specialități, sau deci nu toți, sunt diferențieri. Nu știu la cine faceți referire. Cu tezaurul de la ruși, e clar că a devenit istorie. Chiar mă uitam la Antena 3 că tot așa, ei tot asta fac, distrag atenția opiniei publice de la problemele reale ale societății românești, tezaurul ăla nu mai există de ani de zile, de zeci de ani nu mai există. S-a dus, s-a topi și aurul, s-au pus și tablourile aia pe la Kremlin, pe la oligar, nu mai există. La Asta e un praf fermitaș. în ochii lumii, să zică. Dar vă dați seama cât de proști ne crede ei că au zis că o să facă ședință în Parlamentul European, ai noștri parlamentari și ai noștri membri de partid sau politicieni și au zis că o să facă ei o ședință în Parlamentul Europei în care o să, de, o să forțeze rușii să ne dea nouă tezaurul înapoi, adică fac ea ședință în Parlamentul, băi, noi am hotărât azi că Rusia trebuie să dea tezaurul înapoi și al domnul Putin, am luat o decizie, vă trimitem pe fax să trimiteți tezaurul. adică, deci bă, nu, dar cât de da. proști să crești populația. Și pe perioada de pace și că nu duceau foarte Normal. bine. S-a întâlnit Ceaușescu special cu Brejner. Dar fac ei ședință în parlament European ca să uh, forțe, ai văzut chestia aia, nu? Că da. fac ședință în Parlamentul. Eu... Deci vă dați seama cât de proști ne credeai pe noi Și Deci ce deci ne desconsideră total ca și uh, cetățeni. În istoria recentă, ca să zic așa S-a întâlnit Ceaușescu cu Brejnev undeva până în 1973 Brej... În 1973, da și Ceaușescu l-a întrebat pe Brejnev de Tezaur că tot așa în spațiu românesc să știa că au fost niște vagoane care au fost trimise în, prim în timpul primului război mondial când noi eram aliați cu rușii împotriva germanilor și austro-ungarilor și a va care, că nu mai avem nimic. Pe urmă s-a întâlnit Iliescu, care tot așa ar fi fost mare succes pentru el, să poată să aducă, așa zis, zauri de la ruși, ca nu știu în ce măsură mai e sau din ce e constitui sau o fi adevărat sau nu o fi. Și s-a întâlnit și cu Boris, cu Gorbaciu și cu Boris Seltzen. Și tot așa și ăștia au ridicat din numeri. Dom'le, bine, poate nu vor să-l dea, că ți dai seama și pentru ei contează foarte mult și De obicei, pe ce bun laba, nu mai dau nimic. Adică nu există ceva să iei de la ruși în istorie. Și părere aveți despre ideea emisă de Băsescu că România ar trebui să-l blocheze dorința lui Marc Rute de a ajunge șef NATO? Nu mai interesează nici de Marc Rute, nici de Băsescu, nici deci... de nimic, dar poate răspunde Ștefan. Deci Mar Rutte ăsta care este premierul Olandei, acum mi se pare că nu mai este că au ieșit un partid de extremist, dar a fost o perioadă foarte lungă premierul Olandei, s-a opus, dacă țineți minte, știți că exista vorba asta că și Olanda se opune aderării României sau intrării României în spațiu Schengen cu toate drepturile în Schengen. Și există o adversitate între Mar Rutte ăsta și România și dacă el ajunge Secretar General al NATO, bineînțeles că va avea și o adversitate pentru România. Asta nu știu ce înseamnă că o să ne oblige să ne înarmăm mai mult, o să înroleze mai mulți români în batalioane de astea care luptă pe alte fronturi, nu știu ce o să se întâmple. De ce a zis Băsescu? Dar are și el meciurile lui vechi. Eu, la ce măgări și mizerie a făcut Băsescu și la ce nenorocire a făcut pentru România și câte corupție și câte hoție. Eu n-aș avea tupeul lui să mai ies pe la televizor să mai vorbesc când sunt fapte dovedite aici acum era Bercea Mondialul care a spus că are dovezi clare, l-am văzut pe la televizor, că o parte din banii care îl făcea el cu fratele lui Băsescu în portul Constanța și că el îl știa Băsescu, povestea de când era Băsescu primar și făceau combinații cu bănci în parcuri în București, familia lui Bercea. Și după ce a ajuns Băsescu președinte, l-a pasat la frate, să știi? Și a Ca zis, domnule, mai dovezi și tot că ciordeam împreună cu domnul Traian și Dar cred că povestea. nu se îndoie, îndoiește nimeni că Traian Băsescu a fost un corupt. Deci un corupt, un securist ordinar, un bețiv, un Indiferent deci, dacă vorbim și de, de... De ce nu și mănâncă pensia unde e acolo? De ce mai iese pe la televizoare? Că el este exponentul unor grupuri Care îl presează în, în continuare din spate Bă, te -am, noi te-am propulsat Acum faci și tu ceva pentru noi Ajută-ne Nu știu cât e de bolnav acum Înțeles că are o problemă are, uh, de asta, neoplasmă da, plămân, da, din cauza țigărilor De la țigări, apropo, de fumători Așa și uh, a ieșit la televiziune săptămâna asta să își pune el punctul de vedere. Bine, are o experiență politică indiscutabilă, a fost președintele României 10 ani de zile, dar din punct de vedere moral, omul ăsta ar avea dreptul să spună. Păi să, spun, că din punct, punct de vedere stat, moral nu are voie să iasă să că... nici pe stradă, nu pe sticlă. Deci, -are, deci, deci nici eu nu, cel mai... mie mi-e silă numai când îl văd și Știu mie că la sunt fel. mulți băsesi și mulți care le simpatizează Că și mie el ar la fel. fi stârpit corupția N-a stârpit el nimeni, el a avut interesele lui Interesele lui personale și s-a răzbunat doar pe cei care îl deranjau pe el Ca nu... dovadă că echipa lui apropiată Vorbesc aici de Berceanu, Blaga, Cezar Preda uh, cine n mai era ăsta falcă, toți sunt bine mersi. Singura care s-a dus la Bauhaus, ca să-i zic așa, e Gajica sa așa, care se pare că era spioancă rusoaică până la urmă și n-a mai avut cum să no, o protejeze. Vei, Băi, aș, să știi că rușii au o școală de, să nu le zic de curve, că sună urât, de balerine. <laughs> așa. Uh, au o școală pe care o folosesc da, am văzut în o grăba de asta. filme de astea deci cu spioane le, rusoice foarte mult, au penetrat foarte mult Occidentul și au pasat pentru că ei, ei au femei frumoase și le școlesc au fost, și, un, au fost și filme în sensul ăsta deci nu mai se îndoiește nimeni de chestiunea asta că prin uh, gagicărelile astea fac spionaj. Stai să mai scoate și... niște psd de aici. Nu, te rog, lasă-i și pe ei. Păi că... mai cu hai sictir să ia pe măsa cu hai sictir. De, să trage cu și, și, și Dar... cu hai sictir. Deci, se zică spune... zic la măsa hai tir nu mie. spune că a greșit și omul o să înțeleagă. Și... A plecat, a plecat. Uh -huh. E oale și ulcele. Mi-a crescut IRCC-ul, rata 720 în urmă cu, cu 3 ani, acum 1250. Cât se va stabiliza? Păi, ăsta este, oameni buni, nu luați niciodată credit cu dobândă variabilă, pentru că sunteți la mâna băncilor și băncile sunt mai răi și comotarii, vă omoară. Deci, nu se știe cât se va stabiliza și ar putea să se dubleze, adică să, să aveți în 3 luni de zile 1440, cât a dublul ratei cât ați avut la început. Deci, nu mai luați. Poate să încercați să renegociați, doamna Felicia, mergeți la bancă și încercați să renegociați cu ei să vă dea o dobândă fixă. Sunt unele bănci care fac chestia asta. Uh, vă salut, domnilor, domnul Sorina, aș vrea să-l văd la dumneavoastră la podcast pe domnul A fost Pricoană. domnul Prigoană la mai multe podcasturi, cam a spus ce are de spus și puteți să urmăriți, care o grămadă de invitații pe la podcasturi pe YouTube. Am o întrebare, am și o soră decedată acum 10 ani la Abu Cum aflu și eu de proprietatea personală de acolo? Unde să mă duc și cu cine să vorbesc? La Abu Dhabi, bineînțeles. Vă la un notar, la un avocat de acolo? La un avocat, doamna Emilia Ispas. Deci trebuie să mergeți la un avocat și la vă îndrumă contra unei comision. Așa o să vă ajute să la puteți să... camera notarilor lor de acolo, pentru că au un sistem foarte occidentalizat din punctul ăsta de vedere, oamenii sunt cinstiți și duceți-vă și rezolvați-vă pe loc problema. Ca în uh, Miorița. Așa. Nu știu cum tot apare Marius ăsta Ion, tot îl blochez, l-am blocat cu vreo 10 nume și tot apare. Nu știu ce Dar face. ce cu... zice, de ce? Nu contează, tot felul de idioți. Nu, nu contează. Nu, deci noi, eu sunt cel mai mare idiot, nu Marius Ion. Eu, Marius Sian. E canalul meu și pot să Primesc sau să resping da, pe oricine îmi doresc eu. Noi, noi criticăm abuzurile, tirania, dictatura. Eu nu suport. Uh... Anumită și categorie dacă, de oameni Dacă atunci, criticăm, să le dăm exemplu că am Eu Canalul meu e casa mea Dacă vreau te primesc în casă dacă ești om și ești civilizat Și ești respectos și asta Dacă ești măgar și mai cu Isaac Teer Îți dau două șturi în curs și te scot afară din casă E simplu Deci până la urmă unii iubesc dictatura Și simpatizează da. totalitarismul nu? Programul ăsta e pentru domnii profesori Sunt medic rezident și muncesc cât toți la un loc Ca după rezidenția să fiu șomer și, și să-mi caut servicii Abia aștept să termin să plec din țară Păi Alexandra, foarte mulți medici rezidenții în situația ta și vorbesc și înscriu foarte mulți că nu... Au, li se cer foarte mulți bani ca să prindă un, un job la un spital bun și atunci preferă cu banii ea să investească în, într-o mutare în, în afara țării. Din păcate, nu e... e o situație tristă și neplăcute. Să știți că toți medicii în toată lumea au o situație proastă, este eu am pe fica mea ca, să, ca dovadă că sunt destul de obiectiv, a terminat acum medicina în Anglia și majoritatea au fost, au primit repartiții pentru rezidențiat la 10% la de kilometri de loc unde stăteau ei de fapt, știi? Și Mă rog, este o muncă de sclavie în medicină. Gândește numai că trebuie să te trezești dimineața înaintea bolnavului, la șapte dimineața trebuie să fii la căpătâiul bolnavului, să stai pe analize, să stai Bine. în picioare, să le vorbești frumos. Omul și-a asumat și, că și-a da, ales meseria și, respectivă, și nu? Fica mea la fel, da. Deci vorbesc în cunoștință de cauză nu ca să vă jignesc, pentru că și fica mea e în situația noastră, dar trebuie să mai și muncească cineva pe lumea asta. Și se pare că medicii sunt dintre aceia care sunt cei mai sacrificați între toate profesiile, pentru că profesia lor nu poate fi înlocuită, nici de inteligență artificială, cum am văzut că s au înlocuit acum taxiuri în Chicago sau prin New York sau prin sunt taxiuri fără șofer. Deci nu mai au nevoie am de... Am văzut, da. Obligațiunea de tezauri nu expiră și pot fi vândute. De ce nu vindem obligațiune bănci europene sau alte țări puternice cu putere de negociere în fața Rusiei? N-are nimeni putere de negociere, domnul Sorin Ciobanu, în fața Rusiei decât China. Decât China. Deci la Putin se rupe la 200 de metri de toți liderii noștri, că tot țipă la Macron ăla, sau cum îl cheamă, Macron îl cheamă, președinte da. Franție, că o să vină el, că adună trupe, că se duce în Ucraina, că face... Putin, îi deci, se rupe la 40 de metri de Macron, sunt și în război de tot se... și lui Putin, și lui Macron se rupe nu de. Nu cred. Sunt în război până la urmă. A la gher com a la gher zice francezul și implici Macron. Deci înțelegeți oameni că în război nu mai există relații comerciale, diplomatice, de bună vecinătate ca în trecut când era pace. Acum, din contră, care pe care să-l faulteze. Dar de ce tot insistă Macron să trimite Franța trupe în Ucraina, să ajute Ucraina? Că ești membri dacă trimiți uh, trupe în nu, Ucraina... Nu, să spun, hai să lămurim un pic lucrurile. Uh, Lămurește-le. Uh, deci, a, a, Macron cumva a vrut să sperie pe Putin, dacă mai avansează... Mamă, ce s-a Putin, în Macron, mă, de Macron să a speriat rău de eu îți spun ce, că da. și Putin anunță cu bomba... n mai dormit tu Putin cu... azi noapte de speritura lui Macron. Și Putin amenință cu bomba atomică, că vă dau bomba atomică, că vă, dau bomba atomică că vă dau bomba atomică și nu mai dă, știi? Și dau Poseidonul în Atlantic, e, care e o armă care ridică un val de 500 de metri și de tot Franța sau. Cei să, deci să... amenință, astea sunt niște amenințări reciproce pe care nu le bagă în seamă niciunul dintre ei, bineînțeles, dar ele își fac efectul pentru că Macron a zis așa, dacă armata rusă avansează spre Kiev sau spre Odessa, adică să meargă spre gurile Dunării și. Ucraina, respectiv Occidentul să piardă accesul la Marea Neagră din așa, atunci interveni trimite în trupe. Nu știu dacă o să poată, că nu știu ce o să fac opinia publică franceză și acum vă spun ceva s-au făcut niște sondaje și e foarte interesant asta. În ce măsură ați vrea să participați la război? S-au făcut sondaje de opinie între tineri. E ce să vezi Europa? 25% dintre tineri și-a exprimat dorința sau mă rog acceptul de a merge la război. război Restul domnule. domne... Erau de ea, prăfuiți, fi... fumați. Inclu inclusiv că mă sinucid sau că plec sau că n-aveți ce să-mi faceți, nu lupt deloc așa. În China s-a făcut același sondaj și 63% nu, 70% în China și în Rusia 63%. De deci, ce? E o diferență extraordinară? Pentru că ei sunt totalitariști, naționaliști și își mobilizează populația. Din motivul ăsta, curentele astea naționaliste care vie, vi se par extremiste sunt încurajate, de fapt, nu sunt stopate. Deci ei sunt, ele sunt lăsate în spațiu... European, tocmai pentru că ele pot aduce mai mulți oameni la război. De exemplu, Meloni, Georgia Meloni, cu frații Italiei, uh -huh. care este un regim de extremă dreapta aproape. Toată lumea când a ieșit Georgia Meloni, au lui e nepoata lui Mussolini, e prietenă cu Putin, ce o să facă, ce o să dragă, nici vorbă de așa ceva. La fel la Simion. De deci Simion, dacă ar veni prin absurd președinte, nu zic acum o să zic că lumea da, mă, ești al lui Simion și nu știu ce, nu. Deci zic, eu vorbesc teoretic acum. El ar putea mobiliza mult mai mulți oameni pentru un război decât mobilizează Ciolacu. Pentru că el vine cu chestiuni naționaliste, pune trecesc batalioane române, să îmbracă cu steaguri, cunoște și lumea se duce la război. Deci naționaliști, așa cum sunt rușii și chinezii, pentru că au regimuri naționaliste, Rusia după ce a pierdut ideologia comunistă a aderat la ideologia naționalistă pentru că aveau nevoie de o ideologie, pentru că e mult mai ușor să mobilizezi oameni cu o ideologie decât să-i plătești ideologia o um, să ce și s-aruncă în luptă că e pentru o ideologie bă eu vreau să lupt că pentru niște idealuri decât dacă te plătește ceva dacă te plătește te bași după un copac stai pitit acolo înțelegeți de deci ce da. asta e chestia uh, hai domnul Cosnescu haide să vorbim despre domeniul sănătății Haideți să explicăm oamenilor comparativ sistemul de sănătate păi Andrei, nici, nici Ștefan nu este specialist în sănătate, doar că am umblat foarte mult în alte țări și uh, acolo uh, sistemul de sănătate este mult mai bine pus la punct. La noi sunt asigurări sociale foarte mari și dăm o grămadă de bani la stat și în momentul când ești bolnav, dacă nu ai bani în buzunar să dai o șpagă, vorbesc la 70% din cazuri, mai sunt și medici, dar puțin sub, sub jumate care fac din dragoste față de profesie sau de oameni, Sub subjumate sunt, uh, mor pe treptele spitalului, cum se întâmplă în fiecare zi cazuri. Deci uh, eu am văzut uh, sistemul de sănătate din Spania, că fiind în de Tenerife de atâția ani de zile, acolo spitalul de stat arată ca și spitalul privat în România, adică saloane cu două paturi, medici super bine instruiți, curățenie impecabilă, nu te bolnăvești de astea nozocomiale sau cum se numesc, adică sistemul de sănătate din oricare țară civilizată este de 100 de ori mai bine pus la punct decât sistemul de sănătate și românesc. pentru că ei au o infrastructură mult mai solidă și pentru că și-au întreținut tot, tot timpul. Gândiți-vă că cele mai multe, 90% din baza spitalicească, din clădirile spațiului românesc în care funcționează spitale, sunt făcute pe vremea lui Ceaușescu și nu sunt făcute în anii 70 sau 80, deci avem 50 de ani în care nu s-au mai băgat bani în spital, nu s-au mai construit spitale noi, păcând Occidentul, uite am fost la Manchester la un spital în care statul englez a băgat un miliard, e totul digitalizat, totul impecabil, nou nouț făcut pe, pe programe europene când încă erau în Europa. Noi n-am reușit să facem lucrurile astea pentru că la noi banii s-au furat. Am făcut studii de fezabilitate și prefezabilitate care s-au dus la firme de casă. După de la au locali. și inventat studiile astea de fezabilitate, că de multe ori au fost studii de fezabilitate mai scump decât pentru că se obiectul fă, obiectul făceau anual și studiului. Doar schimbau anul și era Normal, același și era studiul. același studiu și mai lung nu știu de milioane. că trebuie studiu. Uh, reportajele recorde chiar sunt reale și necorupte. O bună parte din ele, da, adică și ca procent la un reportaj, să zic 67-60 e adevărat și 30 o bagă de astea jurnaliste ca să mai atragă niște... Oricum e clar că uh... sunt foarte bine finanțați. Da pentru că au angajat niște reporteri de calitate care știu să facă să, anchetele jurnalistice nu mai, le, nu mai există în spațiul românesc, nu mai sunt anchete jurnalistice, nu vedeți că Dar nu mai sunt jurnaliști independenți sau televiziuni independente, au fost deci, lăsați, foarte mici exact. au fost lichidați pentru că cine știe ce descoperă, care nu exact. n-ai voie să descoperi cum am descoperit eu la guvern Păi de a prins ciola cu curaj așa pentru că controlează și presa și justiția Păi au dat acum că dă 8 milioane pe lună la, la presă deci dă 8 milioane de euro. La domnul Voiculescu și la... Da, și îți dai seama ce... Plus că îi mai bagă și senatori uh, pe liste și pe... Uite, de exemplu, acum pe lista de europarlamentar o bagă pe doamna Grapini care este o scuzați-mă o, o persoană cu slabe, cu un slab foarte nivel cu nivel Ziceai de Blaga mai devreme alu da. Băsescu Blaga a fost parlamentar european. A fost parlamentar acum, din nu? 90, este din FSN-ul vechi. Da, da, nu, da, e, e, acum e, în Europa, e deci, europarlamentar. Câți ani e mandatul de parlamentar european? E de 5 ani, de 5 ani. Da. Știi câți bani iau un europarlamentar în 5 ani de pe Europa pe lună net cu totul plus, și cu totul plus, și cu indemnizații, da. coase este pe, peste 20, vreo 24.000 da, de euro pe ai, lună ia cu tot da, da, da. cu uh, indemnizații, cu și deconturi, cu, cu, cu diurne. Deci el în, în 5 ani de zile Blaga a luat de la Parlamentul Europei 1.400.000 de euro. A, a făcut cineva calculul, uh, pe hârtie exact cu leu și cu cent, Sine, da. da Lasă-mă să, să termin da. un pic. Deci, blaga a luat în, pat, în 5 ani de zile un milion de mii și a avut o singură intervenție în Parlamentul European de 4 minute. Deci, blaga este cel mai scump speaker, mai scump decât Obama sau decât Bill Clinton, sau decât oricare altul, a primit 350.000 de euro pe minutul de vorbit în Parlamentul European în acest mandat. Da, să dar pe de altă parte, blaga banii ăștia sunt bani de semințe, Să duce cum mă duc eu la guvern Știu. sau să nu mă plictisesc acasă. Da, zic așa, și sunt parlamentari europeni care sunt din nou pe liste eligibile, care n-au avut nici măcar o dată o intervenție favorabilă statului român sau să vezi că interesează de ce se Între... întâmplă în țară sau pentru România sau pentru ceva și partidele din nou le-au pus pe liste eligibile. Bacă le-au cotizat că ce bă, te trimit parlamentarul european, îți iei 1.400.000, dar 700.000 de la partid sau, să 300 din, sau 500. Sau, sau... sau, sau... să-l scoată din establishmentul național pentru care influențar zice ceva și ca să-l scoată noi ai că îi trimi la ANRE, la AMEPIP, la nu știu mai pe unde, așa inclusiv la Parlamentul European, ca să scape de ei de la de aici, da. ședințele interne ca să manevreze ei cum vor. Și ăștia pe care totuși vor și care știu chestii despre ei, îi trimit, le dau o sinecură, să numește. Adică un post bine plătit unde, bă, te-am respectat, stai și cum e. Uite deci... cum e nevasta Lucrina Antonescu, că a întrebat cineva mai devreme. Eu nu știu, cine Adina Văleanu. Ah, am auzit de Vălean, da. pardon, care este comisarul nostru. Dar de ce de... nu o cheamă ca pe Antonescu? Pentru că s-au căsătorit mai târziu. Aha, se și nu și-au mai schimbat numele. Căsătorie, da, și nu și-au mai schimbat numele. Ea este comisar european, europarlamentar liberal. Liberalii eu, au avut 10 europarlamentari din 32 câți are România. Și este comisarul nostru, adică ministru pe, pe transporturi. Fiecare țară are voie să dea în în Comisia Europeană al Ursul are voie să dea un ministru. Deci fiecare țară, membra Uniunii Europene, are voie să dea un, un ministru. Știi? Care este... Da. Au inventat tot felul de denumiri, Îți dai seama, au 28 de miniștri acum. E cel mai stufos cabinet din lume cu 28 de miniștri. Nu știu Oare dacă. de ce a fost susținut Băsescu de Mircea Cărtărescu? pentru că ori din naivitate, pentru că Cărtărescu era un naiv și credea că scăpă scapă de PSD și de epoca Iliescu și Năstase care îl terorizaseră și care și s-a gândit că prin Băsescu cu un suflu nou, pentru că el așa s-a pre... ardei pe corupți, nu știi că avea ardeiul roșu ca fiind sloganul da, da. electoral și nu știu mai ce, și lumea a, a păcălit multă a lume. A pus botul, ăștia mai naiv și mai intelectual. El însuși e într unul dintre cei mai corupți, dar când n-ai de unde să alegi, când alegi între Adrian Năstase și Traian Băsescu, zici, și ăla zice Traian Băsescu ardei pe corupți, în condiții în care Adrian Năstase a stat între 2000 2004 ca premier și era... Pe... Avea sloganele Adrian, nici nu știi cât de mic începi să fii. Da. Și atunci a fost creditat. Atunci nu vezi că acum s-a retras Mircea Cărtărescu, deși e un scriitor... N-am mai auzit de el de mult, de ani de zile. Uite, și de Pievici, la fel, n-ai mai auzit de N-am mai auzit nimic. Deci sunt niște oameni care au fost păcăliți la un moment dat, pentru că intelectualii n-au cultură politică. Intelectualii scriitori, din zona artelor și a profesiilor... Cum vi s-a părut discursul lui Maia de la Digi24? Sincer, nu l-am observat, nu l-am urmărit, dar din moment ce n-a produs reverberații, cred că a fost destul de anost. Asta nu înseamnă că nu-i bună pentru Republica Moldova, ea păstrează cumva spiritul ăsta calm și blând și conciliant al moldovenilor. Eu sunt jumătate moldoven, basaraben, după cum știți că tatăl meu din Basarabia a refugiat basarabean în 44. Deci n-am auzit nimic despre ea. Scuză-mă, Sorin. Nea Ștefan. nu Nea Ștevan, că nu-i corect ba, Bre, da. Nea Bre Nea Ștefan cine credeți că va câștiga campionatul de fotbal al României? Cred că Bre Nea Ștefan nici măcar nu știe ce echipe sunt acum pe primele cinci Știu oh, că e FCSB <laughs> e rapid cu mutul ăsta și vreau neapărat să vorbim de Simona Halep că și pe Mutu a prins Mourinho cu droguri și la a mirosit, că bătuiești cu Bine, dar ăla chiar nu poți să compari Ștefanul, adică e o jignire pentru Simona, pentru că Mutu chiar s-a drogat și și-a luat o raznă și Simona a fost păcălită la modul ordinar de niște antrenori, de niște medicamente care nu știa că conțin substanțe respective, adică nu poți să compari pe Simona Halep cu Mutu, că Simona s-a drogat ca Mutu. 99 din pledoariile acuzaților la procesele penale sunt că n-am știut, n-am văzut, nu mă așteptam. Ce vrei să zică? Când te prinde cu ceara? Nu, dar e și dat în judecată sau o să dea... Nu, dar vreau să te întreb ce din moment ce ai redus de la 4 ani la 9 luni. Tu dacă te acuză cineva de furt și îți reduce, stai puțin, de la 4 ani la 9 luni, înseamnă că ești nevinovat? Nu, sau înseamnă că, că și-a dat mai... seama că am făcut-o inconștient, că am fost păcălit de firma de medicamente și mă lasă să dau eu în judecată firma aia de medicamente ca să-mi recuperez prejudiciul pe care l-am suferit. La banii ei, să și, facă, și ceva Să-și facă ia testele alea dacă era de bună credință Nu trebuia să-i facă altcineva test. Nu, nu trebuia Bine, să faci Simona -doping, este doping, o fată știi? foarte, foarte bună Și foarte naivă, foarte mulți au păcălit-o Și din punct de vedere financiar și din punct de vedere uh, Medical și legal Și mai departe, adică Simona este chiar O fată deosebită și uh, În naivitatea ei s-a lăsat păcălită De niște excroci Deci am o admirație pentru Simona Uite, m-am la poena Brașov Cum sunt eu gras și... <laughs> destul de lene și așa, ea săracă făcea ture de poiană, de să se era o vilă acolo în Poiana, nu știu dacă o mai are, o avea la vremea respectivă și a făcea ture de poiană și eu mă plimbam la pas, așa să nu cumva să slăbești și zic, bă, uite, bă, respect. Dar de aici până la locul 1 mondial la tenis, adică e o diferență... Tu puteai de... să iei locul 1 mondial la burtă, de exemplu, dacă da, te mai da, chinui puțin, avei. aveai... Într-adevăr. Care este treaba cu Tezaurul româniei? Există? De ce este înstrăinat? Păi uitați-vă că e istorie lungă aici cea la mijloc. Nu se când am trimis la lingourile alea de care zicea Dragnea că sunt la da, Londra. A, a declarat și Mugurii Sărescu că nicio țară nu-și ține lingourile în țară și că le trimite undeva într-un loc uh, sigur și Așa safe cum și... Așa cum am, cum în primul război mondial am fost aliați cu rușii încă o dată. Și le-am trimis lingourile și, și le-am trimis și acum la englez. Frontul de la mărășești, mărăști Toituz era ținut de un milion de ruși. Deci noi eram aliați cu Rusia la vremea respectivă, Iașu, unde se retrăsese casa regală, noi am intrat în război în vara lui 1916 și în 1917 erau ruși acolo 5 la 1, 5 ruși la un român. Da, da, da. Și erau aliații noștri, ba chiar să luasem la un moment dat decizia ca uh, tot, tot guvernul și regele să se mute în Rusia dacă nemții ar fi câștigat toată Moldova, dacă s-ar fi bătut. Și au ținut piept acolo pe Mărășești, Mărășești totuși cu sloganul celebru pe aici nu se trece și așa au reușit să nu plece din spațiul românesc. Că noi deja București, partea de sud, țara românească, cum îi zicem noi, Valahia, era câștigată de nemți. Aici a fost... Uh, ăsta, Marghiloman. care... Domnul Ștefan, este... ce părere aveți despre trimiterea de trupe franceze în Ucraina? Chiar acum am văzut înainte de, de podcast, m-am uitat la știri și era un fake news cu trupele franceze în Ucraina, am chiar discutat mai devreme cu Ștefan chestia asta și a chiar ieșit un oficial francez și a spus că este un fake news și că niciodată nu o să fie ei de acord în Parlamentul Franței să trimită trupe în, asta în Ucraina. Asta deși Macron, care a, a stabilit o întâlnire cu toți liderii partidelor politice din spațiul franțuzesc, le-a spus că nu este exclus, de deci omul s-a exprimat uh, pentru că liderul partidului comunist francez a ieșit și l-a a, -a înregistrat pe Macron sau a povestit ce s-a întâmplat, acum nu știu cum a făcut, dar a spus că Macron i-a anunțat că vedeți că nu e exclus ca Franța să trimită trupe. Deci există și un plan B și acum vă spun ceva, în al doilea război mondial când rușii avansaseră foarte mult în Europa, Churchill, de exemplu, care era premierul Marii Britanii, vorbind de anul 1940, anului 1944, începutul 45, să avea o, un dosar unfinkable de necrezut, adică ceva care nu se poate întâmpla niciodată, dar totuși luăm în calcul și asta ce facem, ca să se alieze cu Germania nazistă sau cu resturile Germaniei naziste să, să înarmeze 100 de divizii germane, Anglia cu Germania și cu America, să lupte împotriva sovieticilor dacă Rusia va mai mult decât stapii să pe linia Oderului, mm -hmm. fluviului mm -hmm. Oder din Germania. Deci sunt posibile, sunt scenarii de neimaginat, cum vă spuneam, care sunt luate totuși în calcul și care să sperie cumva rușii, bă, voi nu avansați ca în brânză că nu este gata să trimite în trupe. Gândește-te că rușii poate sunt și încurajos, că încurajească, că ei nici nu fac nimic, nici englezii, nici francezii, doar trimit arme. Dar o, oameni specialiști, problema mare a Ucrainei în momentul de față este că le-au murit toți specialiștii care fusese antrenați din 2014. Deci în 2014, când Rusia a luat Crimea și a fost revoluția a esta de lá Kiev Statele Unite și cu Occident Au antrenat foarte mulți soldați ucraini Care au reușit să țină front în ultimii doi ani Dar ăștia au cam murit săraci, Că a fost uzura de front Și acum nu mai au soldați antrenați Și atunci vor să aducă specialiști Inclusiv ca să se antreneze Că e foarte important să-ți aduci o divizie care să se antreneze Una e când înveți pe hârtie și la tablă Că uite aici e dușmanul Și atași și tragi cu Heimars Și nu știu mai ce Sau cu Rafal sau cu nu știu ce Una e când te duci pe front și vezi ce arme sunt cu războiul, ne-am da. deviat era de la subiect. Păi îți păi place -a foarte mult subiect, subiectul ăsta. ăsta cu războiul. Pe asta ne-a întrebat Tomu. Ce Franks, întrebat? Rom 1. Domnul Ștefan, ce prea aveți de trimiterea de trupe franceze? Păi și nu... de, de, aici până unde e ajuns tu cu de astea balistice, cale lungă. Eu nu aș exclude opțiunea USR, au mulți tineri cu școli pe bune, chiar și domnul Drule este un mai master, master în IT, chiar au ceva profesionalism Păi au stat o luni de zile și au, au văzut că sunt foarte buni teoreticieni, dar cu practica ne omoare. ei n-au experiență în practică, asta e problema. Votați cu cine vreți, eu am zis eu v-am sugerat, eu am spus că nu o să votez deloc cu USR, UDMR, PNL și PSD, nu o să votați cu cine vă lasă conștiința. Și, și mai e o chestiune cu USR-ul ăsta, vedeți că ei n-au priză la public, ei nu pot, nu pot trece de un an de zile, nu pot trece de procentul ăsta de 13%. Din motiv ăsta au făcut alianță, au făcut polul ăsta de dreapta cu forța dreptei al lui Ludovic Orban pentru că, și pentru că ar putea atrage liberal Ludovic Orban și pentru că iau mai mare priză la public. Au o răceală din asta intelectuală, cumva o, o formă de... nu sunt apropiați. Are da. dreptate domnul Costănescu că îi banează sau îi dea afară pe ăștia care îl înjure. Eu nu sunt de acord cu opiniile domnului Sorin, dar mă exprim decent. Când o să îl înjur, să fiu și eu dată afară. Păi asta, eu sunt oricând deschis la dialog și oricând accept orice fel de contraargumente. Uitați și cu Ștefan, mă cert și uh, suntem e. cei mai buni prieteni, mă cert între ghilimele, în sensul că discutăm cu, cu argumente și cu asta. În momentul când zici hai să sau alte chestii, n-ai ce să cauți aici, nu ești capabil să întreții un uh, dialog. A zis postarea lui Cristi Priză, referitoare la faptul că i-au șters canalul de YouTube fără să fie primit un averziment. Am văzut, dar nu știu din ce motiv, că Cristi zicea că nu știe din ce motiv. Chiar o să-l sun să-l întreb uh, ce s-a întâmplat. I-au șters pur și simplu canalul. Cristi este un uh, uh, agent imobiliar și făcea vloguri de astea cu pe basate pe imobiliare, știi? Și într o dată YouTube și avea mai mulți abonați ca mine, adică era vechi, mai vechi ca mine pe YouTube. Și pe Instagram are o grămadă de oameni Și <coughs> într-o dată i-au șters canalul fără nicio explicație Deci oameni, oameni buni Dacă o să fie șters canalul lui Sorin ne găs, mă, O să ne găsiți pe canalul meu Ștefan Jicol Până îl O să, lui să după aia... donez lui Sorin Și o să vedem Vă dați seama că toate canalele astea Au o putere extraordinară de convingere A opiniei publice care, O putere care e destul de periculoasă și în care deranjează. Electorală. Noi nu putem să fi plătiți de ciolacul cu o milioane de, de lei pe lună cum îl plătește televiziunile și asta deranjează foarte tare și atunci în momentul când un guvern sau un serviciu secret a unei țări uh, face o notificare către YouTube, ăla șterge canalul instantaneu, nici nu mai întreabă dacă e pe bune, nu e pe bune sau ceva, că nu vor nici o, un uh, de asta, de socializare, cum se numește, un site, de, o platformă de socializare, nu vrea să pune rău cu guvernul unei țări ca să-i baneze și deci, atunci dacă dă cineva oficial din partea guvernului sau din partea unui serviciu să șteargă canalul Ștefan, îl șterge fără să mai întrebe nimic. Vă rog să ne mai dați like-uri. Avem 1,2 de, ut de, utilizatori în momentul ăsta și avem doar 670. Vă rugăm să ne dați like-uri. Ce părere aveți de un podcast cu Valeriu Nicolae? Știți câte cel puțin 15-20 pe, pe, zi primesc de propuneri cu podcasturi. N-am cum să fac atâtea podcasturi. am și eu treaba, am și eu, -am... fac și eu printre picături cu... cât mai pot. Păi tocmai eu vreau să muncesc și n-am de unde, Toate poți să țin de UMF dacă ai pile la rector sau nu. Știu, Alexandra, păi asta am spus și eu mai devreme. Bună seara, nu vă spărați, dar cine este domnul Jicol? Domnule Oxi sau doamna Oxi, n-aveți net? Nu, nu puteți să mă găsiți? Stefan Jicol. Deci, cred că sunt mii de referințe la mine. Ca părere personală, sunt un om ca ca toată lumea, sunt dintre cei mai tâmpiți oamenii, îmi dau și eu cu părerea pe aici. În spatele monitorului e ușor să mergi la război, dar în realitate nu e joc counter-strike, așa da, este exact, Bogdan. Asta, asta spuneam, pentru că statele care se pregătesc de război, ar trebui să-și trimită trupe în Ucraina să vadă cum e războiul pe viu. Inclusiv China sunt convins că au uh, unități specializate care urmăresc ca cum să desfășoară războiul, pentru că acolo să experimentează ultimele arme posibile. Ce părere aveți despre absolvenții de învățământ superior care, după ce beneficiază de învățământul gratuit, plătit din bugetul țării, pleacă din țară? Păi dacă statul român le-ar oferi uh, un loc de muncă uh, plătit decent și niște condiții civilizate de trai, n-ar pleca niciunul din țară. Tot statul românii îi devină că nu le oferă nimic. Și, de exemplu, uh, în țările nordice. Uh, Suedia, Norvegia, Finlanda, învățământul superior e gratuit inclusiv pentru străini și nu mai știu în care țări. Adică și ești... Scoția, Scoția, și Scoția din Marea Poate să meargă un copil de România că e gratuit învățământul. Și inclusiv învățământul Și nu te universitar. obligă nimeni să rămâi, să rămâi acolo. Deci statele care au învățământ universitar gratuit, nu mai vorbesc de cel liceal, de se bazează pe faptul că omul, ăla când stă în facultate, dezvoltă o simpatie exact. pentru locuri, se însoară, exact. pe acolo își găsește un serviciu, Normal. prinde drag de locurile stigă, de limba. marketing. Dar, dacă nu, politicienii nu vor asta: ca în România să rămână oamenii educați și civilizați și care au un nivel intelectual ridicat, pentru că ăștia nu i-ar vota. Deci asta e marea, lor, marea, spaimă a baronilor locali, cum era abuzat da. buzatul ăsta, îți dai seama, sau arsene ăla de la nemți, cu podul care în Italia da. și a primit 8 ani. Da. Și acum ce ai văzut chestie că nu le extradează că om are probleme psihice ca să fie, da, luat o raznă. Ca să fie secretar să fie președinte de consiliu Județean la Neamț, nu avea probleme psihice. Nu, nu, nu scria în că cerințe că nu trebuie să n-aibă. Era da. avea și atunci, știi? Da. Dar nu era impus să da, nu și aibă ce, probleme. Bă, dacă tot am asta, ai să le folosesc. Normal. Uh... E vorba de Ioan Ar Arsene. Da. Bună seara, acum am intrat pe live. Ce părere aveți de lege a legea asigurării care ai e pe masă în Parlament. Nu știu de... Tu știi, Esteban? Da, sunt tot felul de variante. Nu s-a nu-i bătut în cuie. Este într-o modificare. Da, asigurarea A locuinților? A, toate. Deci nu există a, toate. o lege până la urmă. Organică. Dacă tot se iau de ASF-ul ăsta care unde să încasează și o tocmai mm -hmm. de bani și nu fac nimic și atunci, dom'le, dați-ne o lege cum nu este nici o lege a agentului imobiliar sau agențiilor imobiliare da. deci sunt niște legi care ar trebui să apar dar în măsura în care apar legea, astea ar trebui să dispară altele că și așa suntem supra... Tot Alexandra cu medicina, ca să nu mai spun că trebuie să mi plătesc foarte multe cursuri de pregătire de mii de euro pe care lumea crede că mi le dă statul, noi ni le plătim din buzunar ar trebui să numească glasul conștiinței și e bine podcastul și e bine că promovați toleranța zero față de corupție, dar e bine să arătați și lucruri pozitive că ne ducem în depresie. Păi asta am zis și eu la începutul podcastului că mi și mă simt prost așa că nu prea avem lucruri pozitive care se întâmplă în România de prezentat oameni buni, prezența noastră aici e un lucru pozitiv, faptul că încă mai suntem, că libertatea de exprimare asta lăsată de Corneliu Coposu după Revoluție în spațiul românesc încă mai există și că ne putem să vorbim și puteți să ne auziți ăsta e un lucru pozitiv deci sunt și lucruri pozitive pe care le apreciem și noi și dumneavoastră și mergem mai departe, deci nu sunt toate rele numai că încercăm să găsim arătăm efectele, uite ce se întâmplă dar de ce se întâmplă și asta nu, o putem, nu putem găsi decât în împreună cu dumneavoastră. Pentru că suntem într-o interacțiune continuă, după cum vedeți prin mesajele pe care ni le adresați. Nu mai insistați că este stâmpit că e o falsă modestie. Are de toate, Margot, nu, sunt dar... de acord cu dânsa. Păi nu, să vă spun contrarul, ar fi că m-aș considera super grozav și cel mai deștept din lume și m-aș strica la grozav, cap. Da. Deci ar fi o prea mândrie Marina universal. Militară a Marii Britanii duce lipsă de personal militar, deoarece tinerii pur și simplu nu vor să facă carieră în Marina Militară. Asta că, e cam în toate țările occidentale, nu? nu? Da, marina, marina Militară Britanică e extrem de grea, au niște standarde. Gândește numai să stai în vânturile alea nordice la minus nu știu câte grade că ei trebuie să meargă până la Cercul Polar să se ducă până în emisfera sudică și de ce să faci lucrurile astea când poți să câștigi banii de, de am acasă cu daia, cu... nu mai există mândrie națională pentru că asta a fost după ce s-a încheiat războiul rece între URSS și Occident a existat un fenomen de desnaționalizare nu s-a mai pus accentul pe naționalitate pe idealurile naționale pe și dacă nu mai poți la ruși de exemplu, am văzut că au cultivat. Să știi că Putin ăsta încurajează niște, un fel de pionieri din ăștia, șei mei patriei, cum erau la noi, uh -huh. și învață de mici, cântă imnul. Le poi... bagă patriotismul ei. Da, da, le bagă patriotismul și de asta la sondajele astea, vreți să luptați pentru mama Rusia, ăia să înghese să Normal. meargă, Normal. sunt setați din educația lor. Și să știi că o să vină și la noi asta, că nu are Occident o altă soluție. Am fost operat acum două săptămâni într-un centru universitar de către șeful de secție a spitalului, profesor universitar, care nici măcar nu m-a băgat în seamă după operație, a vorbit doar cu rezidenții. Da, știm cum este sistemul Păi și foarte bine, n medical. și el timp Ce să vorbească cu dumneavoastră Adică să vezi, bă, te simți bine, păi te doare ceva te... Rezidenții, ce să mai de respect față de oameni Posturi blocate peste tot, dar pentru fica lui Carmen Orban la universitar s-a găsit loc. Toate se dau așa. De asta nu mai rămâne nimeni bun aici. Da, e vorba de corupție. Vă rog să intrați pe canalul meu de LinkedIn și să postați acolo și să aduceți toate elementele astea de corupție pe care le găsiți în societatea românească să le dezbatem. Carmen și... Orban, consilieră pe sănătatea lui Ciolacu, și-a angajat fata pe secția ATI de la Spitalul Universitar din București unde ea este șefă de secție. Dar toți guvernanții, miniștrii, parlamentarii, toți și-au angajat rudele, aia care s-a citat ceva cu ea la, la guvern, a angajat-o pe măsa de 70 de ani și pe soacră s-a tot de 70 ca să fie consiliere pe Expert, fonduri da. europene sau expertele, Le-a angajat pe amândouă babele care aveau 150 de ani împreună să fie experte la guvern. Uh, Fiul ăla de la Vaslui cu ciorapi Secretar Zic, zic cu porbagajul Cu, cu bani porbagajul că... ăla Eu zic cu ciorapi că a venit în del de la pescuit Și au pus manele și au dansat pe mese acolo Și avea niște sandale și era cu ciorapi în sandale De-aia îi zic cu ciorapi Nici nu mai știu cum îl cheamă Buzatul Buzat cheam. ăla și fisul la guvern angajat ă, De ăsta Consilier la... de stat Consiliul de stat și... Consiliul de stat la guvern și și acum și mai e și la guvern. Strate, nu, nu mai l-au dat afară. Am zis că mai e la guvern, în ceva comisie. Că, nu, a rămas pe comisia de coordonatorul strategiei naționale anticorupție pe suplean. Deci a rămas expert în anticorupție, fiul lui Buzatu. Da, și e încă pe ordine acolo. Primul... Pe... Locul și locul fostea locul. lui nevastă era senator în Parlamentul României. Deci toți politicienii, toți ăștia care ajung în funcții de conducere, își bagă toate neamurile, nu contează că sunt proști, că sunt deștepți, că sunt agramați, că sunt analfabeti, că sunt analfabet funcțional, toți primesc posturi da, și joburi. oamenii, buni, uitați-vă pe declarațiile lor de avere, să vedeți că toți au nevestele, copiii la curtea de conturi, la Banca Națională, de deci ce o cârdă și acolo și o, uite, finul ăsta al lui, o Vasile. Care, pe care l-a băgat și la Transelectrica în Consiliul de Supraveghere se ocupă și cu renovarea clădirii guvernului. Și nu tot fratele Luneac și pe la aviație, pe nu știu da, unde. Da, pe la Romața. Fratele Luneac și pe la Romața. Da, deci a, așa lucrează baronii locale. Asta înseamnă baron, că mi-aduc rudele mele. Neamurile. Deci pe sistemul ăsta ră, comunistoid, rudele mele trebuie să fie preajmă. Nu știți că Ceaușescu l-avea pe fratisul ministru apărării, pe Alt, alt frate, că mai avea pe unul, era șeful agenției economice de la Viena. Pe nevastă s-au pusese șefa ministră de a chimiei și tot așa. Deci, așa sunt sistemele astea totalitare. Și cu cât vedeți mai mulți mai multe beizadele și mai multe rude și fină reală și uh, nepotism în sistemul de stat, cu atât vă dați seama că alunecăm spre totalitarism, pentru că asta e o mafie care nu poate să cadă decât într-o revoluție. Deci asta, așa spune Aristotel. Ultima soluție încă o revoluție. În secolul IV înainte era nu zic eu și nu vă sotes revoluție, că s-ar putea să puneți pe unii mai răi decât ăștia, neavând de unde Bună să seara, legeți. de ce nu faceți împreună un partid care să aveți mai multe șanse să vă luptați cu sistemul? Nu, nu prea avem șanse. Cristian, că ca să ai șanse trebuie să fii susținut de o putere de afară care... Nu are vezi, ce să se susține pe noi, că noi nu putem, noi n-am făcut afaceri cu statul, nu am făcut evazie fiscală, nu ne-au plăcut băieții când eram mai mici și atunci nu prea au de ce să ne agațe. Și dacă nu au de ce să ne agațe, nu poți, cum am mai spus, toți oamenii care sunt în funcție executive în statul român au schelet în dulap, că au ciordit, că au făcut, le-au plăcut băieții, că le-au plăcut nu știu ce, toți au câte un schelet în dulap. Nu există om nepătat într-o funcție executivă care ia decizii în statul român. Ați auzit discursul domnului și a seară. Coerență, claritate, mă reprezintă. Cred că ai sărit sau te-ai dus înainte. De ce? Nu știu unde. Ce părere aveți de aplicația ca și pentru o anumită sumă de bani tu să te întâlnești cu Simeon? Sărit. Ce -am Sau, de ce erai la doamna asta Cu Carmen Orban, consiliere la sănătate la Ciolacu Așa. nu este dragoș Cu ce credești, cu care are o șansă Să câștige parlamentare Asta e următoarea întrebare Păi după. nu, ai mai fost repetată întrebarea, Ștefan Eu sunt înainte de asta cu trebuie să faci, uh, ce, ce trebuie să facem o just să avem o justiție puternică în România Astea sunt uh, Să funcționeze instituțiile și să ne revoltăm De câte ori există o încălcare a legii Asta trebuie să facem Dacă nu, nu ne revoltăm, Să nu mai fie puși uh, oameni în, în sistemul de justiție politică să nu mai fie puși de către partide, să fie aleși pe competență, să fie aleși de către colegii lor, prin vot, nu, nu de partidele politice. Aia să fie, să avem o justiție puternică, zic eu. De zice cineva am talent am talent. Bună ziua, domnule Jicol, vă rog să lăsați deoparte această actorie despre cafea. De ce citim păi astea, nu, astea ca să pierdem timpul? Că, 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 poate zice cineva că... Nu, sunt glume de astea de 2 lei, de șantier de... dovezi foto de, cum savurați da, un dublu la o terasă de 2 lei. pe calea Victoriei. Deci, oameni buni, eu n-am fost la o terasă pe calea nu, Nu, dar face, adică Victoria, glume de astea, de, de, tu pui botul la glume de astea de 2 lei de copii de clasa a doua? Asta Pai e o glumă unui copil de clasa a doua, maxim a treia. Și el un, un smile, ceva, că Hai, mi se pune, pare nu o pune. jignire se asta. Se pare așa, să atrag că, atenția. Oamenii o să... e cea mai mare citești. -am cit... Intenționat am sărit peste mesaj. Că te provoacă, chiar cu cafea, că e toxică, că e cea mai mare travă, că e o dependență, că e dracu, că nu știu și mai stăm iară două ore, după care începem cu război. Da și am terminat e, podcastul nu la ora 10. Nu e dracu? Da, dar am vorbit de o mie de ori de chestia asta. Adică da. oamenii se plictisesc, nu se mai uită la noi, la, că știu că în fiecare la noi vorbim de cafea, de Aristotel, de Platon și de război. Și atunci, zis, bă, dar orice întrebăm, noi tot de prostirea discută și nu se mai uită. Da, efectiv. inversăm ordinea acum, da. Întâi vorbim de Aristotel și mod de război. Da. Nu mai facem cap până acum. <laughs> Așa, blaga e scun la vorbă pe banii țării. Asta e o afirmație. Ia, nu mai citi, da. te rog, decât ce Hai, întrebări. Las că citesc eu. Selectez eu ce trebuie. Hai zi, Am citit cu aia cu aplicația, cu reportaje recorder cu Terheș, mută între antrenor la CFR cu numai la Rapid. nu știu ceva, m-a zis că și el e ca și mine, nu știu un fotbalist, dacă mă întreb, nu știu un, un da, fotbalist multul, cum îl cheamă. Da, știam că e la rapid, Am un mic atelier mă. de bocaj la o calitate bună, însă mi-este dificil să vând când toți prin contracte pe pile. Firma Maris, Dal care furnizează echipament pentru armată este a fostului primar din Vicov. Toți sunt, v-am zis acolo, toți, dar se știe chestia asta. Mamă, mă a nebunit ăștia cu reportajele, cred că a scris 200 de, de ori. V-am rugat, nu mai spamați oameni buni, că nu mai putem citea dacă a, Eu ați văzut că citesc toate mesajele care sunt pertinente și sunt de bun simț și chiar uh, sunt interesante pentru cei de pe chat care se uită la noi. Și atunci oricum citesc toate, pentru să scrieți 2000 de ori. Nu e adevărat, Germania și-a repatriat, repatriat rezerva de aur în 2017. Dar nu că nu și-a repatriat sau ce nu e adevărat? Da, nu, încă Germania. Păi Germania, oameni buni, Germania e, ea însă și o forță extraordinară. E cel mai puternic actor european. Deci la ea ar trebui să stea lingourile noastre în siguranță. Ce puneți? Au 80 de milioane de locuitori, au bun ăsta care e cea mai puternică armată măcar prin tradiție un neamț e pregătit să lupte cu opt oameni odată Cum comendați intercon interconectările făcute de ruși când, ah, interceptările. Generalii, interceptările, vrut să scrie, când generalii germani vorbesc de bombardarea podului din Crimea. Da, deci se pare că Rusia a interceptat o conversație între niște generali, generali germani. germani despre cum să livreze rachete Taurus care poate să ajungă și pe la 200 de kilometri distanță cu care s-ar putea lovi podul Crimei. Deci, după cum știți, din Krasnodar în Crimea se poate trece pe un pod care a costat vreo 13 miliarde de dolari, făcut, se numește podul lui Putin. Deci, după ce Rusia a anexat Crimea, au făcut și un pod ca să treacă peste strâmtoarea Kerch și nemții într-o conversație a unor militari au vorbit despre cum ar putea lovi podul ăsta. Rușii au interceptat conversația. E o mare rușină pentru Bundeswehrul german, adică pentru armata germană, că s-a reușit interceptarea unei conversații de tipul ăsta. așa acum întrebarea se pune de când interceptează rușii între, uh, conversațiile. Sau ce știu, sau ce adică asta Totul. E o... E o rușine enormă ce s-a întâmplat și cumva Olaf Scholz, care e cancelarul Germaniei și uh, care, adică prim-ministru prim Germania, a trebuit să retracteze și să spună că nu mai trimite rachetele alea Taurus. Mă rog, nemții au găsit o explicație că unul dintre generali era la Singapore și a făcut o conexiune nesecurizată cu care a intrat în legătură cu cei din Berlin și așa au intrat rușii uh -huh. pe fir. Dar nu să știe. Aici e un război, apropo, și informațional și de spionaj și... Cum crezi că trebuie să răspundem la invidia și ura oamenilor din jurul nostru? Pur și simplu trebuie să nu răspundeți, să ignorați total... Eu toți oamenii toxici din viața mea Am scăpat de ei, le-am șters numele de telefon i am blocat și pur și simplu uh, Sunt oameni care sunt toxici Ne fac rău și ne transmit o energie negativă Și atunci pur și simplu scăpăm de ei Le dăm bloc Ca și cum fac eu cu ăștia pe YouTube Am vreo 2000 -ceva de oameni blocați Sunt oameni care dau o energie negativă Care sunt toxici și trebuie să dispară Din, uh, uh, din viața noastră da, oameni buni, Nu trebuie să le răspundem Pentru că nu scap niciodată de un om De ăsta care uh, invidiază și aruncă cu ură și împrăște cu asta, n-ai cum să scapi de el, nu dacă îl bagi în seamă. Trebuie să-l ignori total, să-l blochezi și să-l ștergi din telefon. Asta e o variantă. Altă variantă este să-l iubiți. Poate că omul ăla n-a întâlnit niciodată bucuria, fericirea, dragostea cuiva și dacă nu să-i arăta, s-ar putea să schimbe. Puteți face proba asta și v-am dat nenumărate exemple celor care m-ați urmărit cu mizerabili, cu... Cu prințul Mășkin din Dostoevski, cu. E tăcă, e, tăcă. e tăcă. Domnul Ștefan, și eu sunt născut în Basarabia, Republica Moldova, Moldova, probabil. Îmi sunteți foarte drag și dumneavoastră, și domnul Sorin. Vă aștept în Maramureș unde mi-am găsit soția jumătatea. Uite foarte bine, dar un ceas bun. dacă vă, dacă vă întreabă, apropo de naționalist, dacă vă întreabă cineva peste 30 de ani ce sunteți, ce o să ziceți? Că sunteți Maramureșan sau Basarabia? Basarabia, normal. Vedeți, nu există naționalism, e doar o himeră, o minciună, pentru că noi călătorim în toată viața noastră și ne luăm soții din alte zone geografice, copiii noștri sunt cumva incerți. Domnul Jicol, ce credeți mai? Sunt serviciile în stare să lucreze în interesul României? Depinde care servicii. Dacă avem iarăși un noroc chiar ca, în, ca după primul război mondial, când România a avut norocul să cadă de partea câștigătorilor, să primească Ardealul și Basarabia și Bucovina, atunci putem spune că serviciile lucrează în interesul nostru. Uh. Nu aveți cum să vă certați cu domnul Jicole, un om smerit, o dulceață. Cum să -am? Dacă vreau să ar peste masa asta, că nu are niciun metru imediat. Și și am ne... face și încă o mie de... Ne facem încă o mie de vizualizări, că ne batem aici, ne smulgem cravățile în direct. Dar n-am adus tomberon <laughs> ca la Dan ca la Diaconescu, Dan Diaconescu să... și cu Toma Ciumac. <laughs> pentru ce... Tolea, Cine tolia. nu știe, Dan Diaconescu, care avea o tv ul ca să-și facă audiența, a adus pe Tolea Ciumac, care da. era un luptător de K-1. Așa și s-au simulat o... în timpul emisiunii, a luat așa pe la subrat. și la și l-a aruncat în tomberon. Nu, nu l-a încercat Sau să vrut să-l arunce, salut, da. da. și a fost foarte de mare efect și a rămas celebră, teatru ăsta între ei. În Norvegia, dacă intri la facultate, ce Nicușor Ionită, pe care o salutăm, e un abonat fidel al canalului nostru. Îți dă bani să te întreții și să i dai înapoi când încep să muncești și mi se pare că fără dobândă. Așa a făcut și fiul meu ăsta mic facultatea în Anglia. Acum nu se mai poate pentru că Anglia a ieșit în UE, dar când a făcut el facultatea era în UE. A făcut facultatea gratuit, în sensul că nu trebuia să plătească nimic decât după ce facultatea, dacă își găsește servici, plătea un procent de 10-20% pentru taxa școlară timp de 10-20 de ani. Acum, din cauza că am ieșit din UE, nu mai e numai valabil pentru cetățenii care sunt în afara Marii Britanii. Singurul lucru pozitiv în România e că încă mai adie vântul. Domnul Șicol, cum te nu purtați ochelari de vedere? Deci nu beau cafea, nu fumez, nu beau alcool. Am chestia asta cu grăsimea, dacă scap și de asta... Mai... Am chestia asta. Dar să cu știți grăsimea. Că am, am niște ochelari de plus 1 Când îmi obosesc ochii mai ales seara îi mai pun să citesc, dar în rest n-am niciun fel de problemă. Am deci dacă de -o... lăsați toate drogurile și nu dumneavoastră personal, în general și orice stimulent din ăsta uh, Red Bull și alte prostinule mai zi numele, o să vedeți și dumneavoastră la fel de Am bine. Am muncit vreo 11 ore peste progresul în asta, dar îmi trece o seară cu acest live. Mulțumim, Nicușor. Bună seara, ce părere aveți despre zvonurile de triplare? Nu niciun zvon, o să tripleze pentru că ăștia sunt disperați după bani, au ajuns la fundul sacului primim împrumuturi din ce în ce mai greu și o să mărească taxele până ne aduc la... Ultimul prag de sărăcie posibil. Deci sigur o să se dubleze, să tripleze impozitele de locuințe și alte impozite peste tot. Deci fiți sigur. De și a zis că Ciolacu promite chestii bune pentru România doar după alegeri. Adică din septembrie mărește uh, salariile, mărește pensiile din septembrie. De în 2025, din ianuarie face nu știu ce. Din 2025 când știe că oricum au pierdut capital electoral și sunt slabe șanse să mai iasă și chiar dacă ies și nu le respectă, ce domnule, nu avem bani. Asta este. Am crezut că o să avem bani, dar ne pare rău și la deci toate promisiunile astea electorale ale lui Ciolacu au uh, uh, finalitate cam după ce se termină alegerile, după septembrie încolo. În septembrie e ultimul rând de alegeri, nu? Da, și vreau să fac și o completare apropo de impozitele astea. Gândiți-vă că toate administrațiile locale mari, toate orașele și sectoarele capitalei sunt îndatorate cu niște datorii fabuloase. Cel mai îndatorat sector din București este sectorul 3 a domnului Negoiță. Bineînțeles că dacă, dacă ai făcut credite și ai luat credite peste credite, ai putut să faci niște borduri, să vopsești și să pui niște pomi. Dar banii ei trebuie să se plătească și în momentul când se plătesc trebuie să mărești impozitele, să pui taxe mai mari pe parcare pe locuințe, pe așa mai departe. Uh -huh. Deci veți avea și încă ceva, să știți că toată lumea asta și în Uniunea Europeană și peste tot sunt îngrijați ce proprietăți au românii, că sunt 90% proprietari, spre deosebire de alte state ale Uniunii Europene unde mai toți stau cu chirie. Și atunci o or să, or să pună niște impozite atât de mari încât nu o să-ți mai permis să ții proprietate. Și ce se întâmplă exact cum au făcut comuniștii în, când au venit comuniștii după 6 martie 1945 și pe urmă când au naționalizat tot, au pus celor care aveau proprietăți, nu pe toți au naționalizat, au pus niște impozite atât de mari că renunțai singur, tăceai și donai casa statului ca să scap de proprietatea aia, pentru că nu mai puteai să-ți acoperi impozitul pe proprietate. Mi-a scris Ioana că ne invită pe 27 martie la Senat, și lansează noua carte și dacă vrem să venim la lansare, ar face o mare plăcere și deosebită. Da, cum să nu. Pe 27 martie la Senat. Dar tu nu ești blacklist acolo la Senat, te lasă să intri. E, cum să nu să fie blacklist. <laughs> Eu pot să intru poriun oriunde teoretic, n-am nicio Practic problemă. Practic nicăieri. Anul ăsta, anul ăsta vă spun ceva, sunt lăsat în pace de gașca asta, Neacșu și cu Suțuianu și cu Victor Moraru. trio ăsta a venit de la Pro-România, la PSD, care a, a făcut cele mai mari jmecherii posibile pentru că toți vor să candideze la Parlament și le e frică de scandalul cu mine bătălia mare cu ei o să, o să fie în 2025, după ce oamenii ăștia să văd deputat, senator, ce o să mai fie. Deci acum mă lasă să intru și în Senat și în Camera Deputaților și unde vreau. Mr. Jicol, ce părere aveți de facultățile din UK? Dacă nu sunt recunoscute de stat, diploma are vreo valoare internațională? Păi dacă nu sunt recunoscute de statul respectiv, ca și la noi, sunt facultățile aia, cum a făcut și Ciolacu de la neacreditate, unde n-ai nevoie de diplomă de BAC, cum a făcut Ciolacu fără diplomă de BAC, și atunci a oricum nu are nicio valoare diploma respectivă. Deci ca să complet, Așa e și în UK. Ca să completez Teodorovici, care a fost invitatul lui Sorin, într-un interviu săptămâna asta Am de văzut cât, și eu, da a, e, Eugen Teodorovici A spus care... oficial, fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici Că Ciolacu nu are diplomă de bac că el nu are diplomă de BAC, a făcut o profesională la Buzău, deci pe urmă Ceaușescu că erau două variante. La treapta a doua, adică la, când treceai din clasa 10 a între a 11, -a, dădeai treapta a doua. Cine lua treapta a doua să ducea la liceu și făcea a 11-a, a, a 12-a și, și, cine nu lua treapta a doua făcea 3 ani de profesională fără bac. E, se pare, zice Eugen Teodorovici, nu eu, eu nu am dovada asta, da, eu spun doar. de la Eugen Teodorovici am auzit și eu că a, așa, și există a făcut școala profesională de convecționer, covrigi sau nu mai știu cum se numea. Nu știu deci, dacă e chiar de covrigi, ci că n-ar avea bac și asta ar fi scandalul care ar putea să izbucnească în curând ca să-l scoate de pe șapă. Că acum nu știu, știți cum e gura lumii slobodă. Eu dacă aș fi locul lui Ciolacu, ca să-i dau peste nas la Teodorovici, aș publica diploma mea de bac, aș pune o poze, aș face o poze cu telefonul la diploma de bac și aș pune pe Site-ul pe pagina mea, păi pe să Facebook, că sau e pe TikTok de o sau... săptămână chestiunea asta și n-a nimic Și l-aș face mincinos. A zis, bă, uite, Teodorovici este un mincinos, a mințit poporul, uitați diploma mea cu de televizorul. Bagnă. Dar m-au zis scandalul ăsta când, -au, când au spart site-ul de la Parlament și au furat buletinul lui Ciolacu, că ea, de fapt, hackerii nu aveau nevoie de alte documente, vreau să ia buletinul lui Ciolacu să-l înscrie la școală. Nu, dar toate actele lui de studii n-au fost decât buletinul lui. Buletinul decât, lui, nu? Că n-au mai găsit altceva. <laughs> E și el amărit. eu nu știu ce aveți Nu știu, există o răutate Că omul e și el provincial De la Buzău și a venit și el la București Și are și el, a divorțat de nevastă S-a și-a luat o amantă Acum am înțeles că e și însărcinată Tot Teodorovici a un zis copil mic. Nu, că e, nu, e însărcinată doar da. Fosta nevasta lui Robert Negoiță Că ei se însoară între ei A mai fost un băiat de la, Bu de la Giurgiu a fost a, de da, două ori mai exact, a fost, da. de la Giurgiu, păi, cu auzi? Robert Negoiță și acum a treia oară la Ciolacu. Asta știi, și am zis că are copii cu toți. Da, pe păi, ca să-i țină legați. Uite, Maria Obrenovic, Maria Obrenovic. asta care a fost amanta lui Uh, el era cu Elena Cuza, scuzați-mă Elena Cuza, scuzați Cuza în și așa a, a, a luat amantă pe Elena Obrenoviș care fusese măritată cu prințul Obrenovici al Serbiei a avusese copil cu ăla, a făcut și cu Cuza doi copii pe care i-a crescut Elena Cuza și ei dormeau toți trei într-un pat. Deci asta la vârful puterii când și să urci puterea la cap, ai impresia că ești, că te poți reproduce, că specia ta e extraordinară, dacă toți zici vai ce grozav, domnul Ciolac ne mai pomeni. Nu cred că a vrut să cred că cum i-a păcălit pe ceilalți doi, l-a păcălit asta și pe el, al treilea. Dar poate să fie băgată de servicii, că să știi că ar, serviciile îți bagă și în pat câte... Da, dar nu te pune să faci copii serviciile. Ghiote în ghiote în opera sa Faust, în celebra sa operă Faust, este, apare acolo diavolul sub formă de femeie care te tentează să... Mă rog, cine vrea să citească Faust de Ghiote, nu în mai intru că îl splictisesc pe Sorin. De Ghiote avem voie să vorbim, Sorin, scuza mă Dacă nu e de, aceeași generație cu Aristotel și cu nu Platon, nu da. mult mai târziu, la 2000 de <coughs> ani diferență. Să transmiteți live în paralel și pe Twitter, să se învețe lumea așa acolo, în caz că vreodată o să pice toate canalele de YouTube site de știri ver yes, Veridica auzi, este de încredere? Eu nu am văzut de site-ul ăsta. Spune Sorin cum au căzut toate toate platformele luni. A fost marți. un exercițiu. A fost un exercițiu. Apropo de ce vă spunea Sorin cu, cu uh, monedele virtuale, că voi băgați, este o bulă a monedelor în care mamă ce a crescut așa la 68, la 70, la 300 de mii. nimeni banii. Așa și toată mai ține că mai crește și într-o zi o să cadă netul tot? sau știu. Că știi că au anunțat că în Golful Aden acolo la Yemen, deja s-a tăiat un cablu principal și ca o, un vapor a băgat ancor așa, tăia da, cablu tăiat și nu știu elicia, mai ce, cablu. dai seama ce interese sunt la un moment dat ca ăștia să ia toți banii nu, normal, care... ia toți banii și după aceea ce nu mai există internet la nivel global și la revedere și cui să te plângi? nu Lu... ai clar, cu cine te plângi la ala, de vis -vis. știi că cel care a înființat S-a demonstrat că a fost doar ceva inventat, nu un e nume un japonez, japonez care nici măcar nu există. Site-ul de știri Veridica este de încredere? Eu n-am auzit de el niciodată. Tu ai auzit de site-ul de știri Veridica? Poate e chiar patrul e... de la site-ul de știri și vrea să-și facă reclamă. Da, Veridica e, sună frumos, de, dar înseamnă veridică. Adevărul, da. Trebuie să, bem, să vorbim cu Nicușor care să ne spună să bem, ce să bem cu el și să ne uităm pe Veridica, că el e... Totdeauna că se uită la noi, ne spune că și bea ceva. Am, ci, am, vorbit, doamna Cristina Popa, despre pri, declarația primului ministru a, a Austriei. Cancelar nu e primul ministru și am, de am e vorbit același că... Lucru, e denumirea germană pentru primul ministru. În loc să ne dea Schengen, ne-a mai dat UE, care noi UE avem de câțiva ani de zile și ne dau toți care vin pe aici, pe la noi și toți uh, colaboratorii deci, noștri. Deci Nehammer are, examen electoral în toamnă, alegeri parlamentare Am vorbit deja, la 1 septembrie și omul vrea să și găsiți mai, mai înainte. sus. Care este cea mai sigură cale pentru o familie tânără la început de drum care vor să-și facă o familie în România fără a avea relații și pile? Sunt șanse de reușite? Eu zic că nu sunt șanse de reușite. Ștefan o să vă spună că sunt șanse de reușite și o să vă dea și soluția cum să reușiți. Da, deci șansele este să aveți o profesie pe care să o îndrăgiți și să o exersați, să vă faceți conștiincios și bineînțeles că veți avea succes. Dar deci cum cum ar putea să angajeze la stat? Pentru că este în singura țară din Europa unde salariile la stat sunt mai mari decât cele la privat pe echivalentul pe aceeași poziție. Dar nu zice nimic de stat aici, nu știu dacă ai văzut. Păi omul nu, dar zice, omul și-ar dori un serviciu stabil, sigur, păi care e doar la, la stat. La dar stat ți-l oferă. N-a zice că e un serviciu stabil la stat. Stați un pic să vedeți ce o să urmeze în 2025, o să dea jumate afară. Deja o persoană foarte apropiată lui Marian Neașu, care este vicepremier, deci cineva l-a întrebat ce faceți cu, cu bugetare și a zis asta urmează. Știți că tot PSD iese la putere? Păi, Bogdan, dacă nu ieșim la vot și zicem că tot PSD o să iasă, sigur o să iasă PSD-ul. Dacă noi ieșim la vot și ieșim o majoritate covârșitoare, și dăm cu ei de pământ, nu o să mai iasă PSD, o să-i aruncăm în opoziție, dar trebuie să iasă 67% din populația cu drept de vot, să iasă la vot. Dacă este 67% din populație cu drept de vot la vot, 100%, nu 99%, vă garantez eu aici, vă dau scris, că nu o să mai iasă PSD-ul. Problema este că o să și meară 25-30%, că suntem zictiriți, aia nu contează și după aia ne dăm iară cu Tesla în, în... cap încă 4 ani de zile sau încă 5. Ai sărit peste Victoria Nuland? Asta? Nu, nu, asta era următorul. Victoria Nuland e după lumier și... Așa, scuze-mă. Bună seara, ce părere aveți despre Victoria Nuland? Eu am o părere foarte proastă. Eu nu știu cine e Victoria Nuland. Deci a fost cu o funcție foarte mare în administrația Biden. Ea a fost și în administrația Obama. Ea a venit atunci când era în dilemă dacă să-l pună, să pună din nou în funcție pe băsescu sau nu după referendumul ăla de demiterea lui Traian Băsescu a venit într-o noapte și a făcut ordine și s-a dat o minută la Curtea Constituțională și l-au pus pe Băsescu din nou președinte, dar acum s-a retras la pensie. A fost un om foarte influent, foarte... s-a ocupat de Europa de Est, dar probabil că a fost schimbată sau îmbătrânit, nu știu. V-am spus că și în privința Angelei Merkel, are 69 de ani. Dacă ne uităm că toți președinții și toți oamenii de stat din restul țărilor importante au peste 70 de ani, ne mirăm de ce au trimis-o pe Angela Merkel încă de la 66 de ani la pensie când femeia era competentă. Dar mă rog, sunt niște alte jocuri pe care noi nu le știm. Citesc eu sau citești tu? Mă uitam aici că mi-a părut o știre Ia zice, de 8 martie au ieșit să parte flori Și au primit pumni S-a iscat și prima bătaie cu izul. electoral George Stănculescu, coordonatorul Aur 1 decembrie împreună cu doi membri ai partidului Au ieșit să parte flori în localitate Inclusiv în preajma primăriei Cu ocazia zilei 2 8 martie Și au fost agresați și tâlhăriți Probabil că le-au furat ea florile <laughs> Și, le -au, și au făcut la <laughs> tărârie. Deci, oameni buni, suntem în campanie electorală, veți auzi cele mai mari minciuni posibile, fiecare partid își va trimite oameni nu pe lună, pe marte și pe soare, deci mari performanțe ce or să aibă partidele astea politice, vor face cele mai mari baraje, vor aduce trenuri pe, pren, pe pernă magnetică, o să fie ceva minunat, raiu după lume în spațiul românesc. Da. Și or să să și bată ca chiori. Așteptați-vă, luați-vă floricere și bere Și aveți ce, la ce să vă uitați Că anul ăsta aveți spectacol gratuit Unii, Când mai faci un like cu Freddy? Curând, când o să mai pară informații noi O să fac uh, uh, Am mai vorbit cu Freddy Și am postat și pe Facebook Am rugat să nu vă, vă luați După cei care organizează pelerinaje Și vă spun că nu-i pericol Că e extrem de mare pericol Știți că Freddy a fost uh, colonel în armata israeliană și are o grămadă de conexiuni și copiii lui lucrează tot pentru serviciile israeliene și a spus clar că în orice moment poate să izbucnească un conflict foarte agresiv dinspre Liban sau din, din altă parte, dinspre Yemen și așa mai departe și este extrem de periculos că pot să închidă granițele în orice moment. Deci când vă mai spun ăștia că să mergeți în pelerinaj că nu e niciun pericol, să le spuneți că să vă lase în pace, că eți disperați după bani să câștige bani, nu contează că vă pun în pericol viața voastră, familiei voastre și securitatea voastră. Deci deocamdată nu este de mers în Israel, stați știți și stați, stați cu minți. Și noi, uite, plecăm în Iordania peste două Pe 3 aprilie plec cu Ștevan Iordania și o peste să vă de, de podcast. Și e. deja Rainer a, 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 a... anulat de tot zborul. A, a blocat să... post. A... Ne-a anulat de tot, a blocat. Nu, da, cred că nu mai fac curse, că da. din cauza tensiunii din zonă, deci dacă venim ciuruiți sau ceva, să știți că acolo da. e un război, dar... Bună seara, ce părere aveți de Roșia Montana, 7 miliarde? Păi nu știu dacă s-a dat verdictul, că n-am văzut nicăieri pe știri, să aveți verdictul, dar nu m-aș mira la ce corupție este nu și... Nu știu, de o lună tot ne-am menit ăștia că acum vine, acum vine. Nu trebuia să dea verdictul. Asta așa zis și acum 3 săptămâni. Ai întrebat și ăsta cu Borcea, cu casa de la Dunăre, ai sărit peste el sau -am nu? Sărit, Am n-am ajuns încă. I -ă, imediat. Cu Freddy, 7 miliarde. Domnul Șicol, ce părere aveți de că de azi, de peste 25 de ani, nu pot permite să... că de azi, de peste 25 de ani tinerii probabil că au uitat să scriu un cuvânt, nu-și pot permite să strângă bani pentru a cumpăra o casă, nici măcar depozitul de 10%, sunt prima generație care nu-și mai poate permite. Da, încet, încet o să vă aduceți aminte cu nostalgie de perioadele când părinții voștri, de exemplu în 1990 când Ion Iliescu a vrut să candideze la prezidențiale, a vândut tot fondul locativ de stat care era lui toate 30% din apartamentele din București le-au le le vândut către locatarii lor cu prețul de salariu salariului pe două luni. Și bineînțeles că a ieșit cu 80%. Deci atunci ai unii cu 80% în 90. Deci așa ceva nu o să mai găsiți pentru că statul e sărăcit, e îndatorat, plătim numai dobânzi echivalentul cu bugetul de învățământului din România, cu două bugete ale învățământului din România în fiecare an. Nu mai dobânzi. Când pe 8, până, de pe 8 mai până pe 24 mai, 16 pe zile o să fie un Tenerife. Eu nu știu dacă mai merg la, la Îmi place 10. de domnul Zicole de... de, de de principiu întoarceți celălalt obraz. Am o întrebare serioasă. Stai, stai să-i spun ceva doar aici. Oameni buni, eu cred că în societatea românească iubi lipsește iubirea și dragostea. E atâta ticăloșie și atâta răutate și atâta toți, dușmanie. Noi, noi, și cei păi care contează să, uită la să noi. promovăm asta, să spunem oamenilor. Poate da. nu toată lumea s-a uitat. Unii... Și încercați să promovați dragostea, iubirea, iertarea și vedeți poate să schimbă ceva în jurul vostru. Am o întrebare serioasă pentru domnul Jicol. V-am contactat în legătură cu casa de la Borcea. Dacă mai este de vânzare, sunt din interesat, mulțumesc. Da, după cum v-am spus, casa de la Borcea este a natului meu, el o vrea să o vândă, cere 300.000 de mii euro pe ea, dacă este cineva interesat să-mi scrie pe, pe, adresa mea de e-mail sjicol într-un cuvânt, arondiahu.com și o să-l contactez eu. E diferență între dopajul intenționat și cel prin contaminare în cazul Simonei. Corect, așa este. Ce părere aveți despre Bitcoin? Este aproape de 70. Aceeași părere proastă care am avut-o din totdeauna e o monedă speculativă. Sunt niște uh, mini-investitori de ăștia care au avut și ei 5.000 și acum au făcut 7 sau 8, 10 și apar pe TikTok euforici. Și băieții ăia cu miliarde de balenele mari fac în continuare bani, speculează, scad, cresc și ăștia mi se uită și ei. Că majoritatea, cum am zis, peste 90% învârt sume 20.000, 10.000, 30.000 Balenile în văd 100 milioane, 200, 500 și ăștia mici așteaptă să uite cu a zis ștevan, cu popcorn ca la televizor și văd și dacă pot să prindă și ei o, da, eu un som... osicior sau nu poate să prindă un osicior. Poate unii sunt mai fericiți cu osiciorul decât cu riscul. Dacă ești balenă, risc să te și prindă balenierele. Ce planuri aveți la vară? Mai organizează o conferință la CONAC, bineînțeles, împreună cu două Ștefan? Posibil, nu, nu da, categoric Da, categorică vom face. Și Cel fiica puțin. mea a terminat ma masterul fără nicio taxă fostă olimpică în UK. Bravo! Greșiți câteodată două soi, dar nici n-am zis că am dat eu gaură la macaroană sau inventat abacaldă. Orice om greșește și e supus greșelilor. Eu îmi spun niște păreri. Ștefan își spune părerea lui, ne mai contrazice, mai venim cu argumente, dar n-am zis că ceea ce spune noi este adevărul absolut. Doamne ferește! E normal să greșești. Ar fi culmea să afirme cineva că el nu greșește niciodată și că deține adevărul absolut. Domnul Sorin, se mai merită să-ți deschizi o afacere în România că după ce văd eu cu toate taxele și impozitele astea mari, nu prea am speranțe. Păi problema este că nu, nu există predictibilitate din cauza că ăștia sunt disperați, că nu mi-au de unde să fure, măresc taxele după o zi pe alta. Adică tu când îți deschizi o afacere, îți faci un plan de afaceri în care știi că îți investești, poate ți iei un credit, poate să iei cu o anumită dobândă, poate să vinzi ceva și zici, bă, atâta câștig, atâta impozit, atâta ai tva ai, nu știu, cifra de afaceri și în 2 ani de zile mi-amortizez. Dacă tu îți faci planul ăsta și peste 6 luni ceva cu triplează taxele, ești mort. Și atunci nu mai ai niciun curaj să-ți deschizi o afacere, de s-au închis 10.000 de, de firme. Au trecut doar în București, au închis vreo 8.000 de firme. Au în trecut, nu mai vorbesc de ăștia cu persoană fizică independentă, PFA-uri, care i-a nenorocit, a distrus. pe ăștia cu microinteprinderi, de la 1 la 3%, deci ei sunt disperați. Ei, nu mai, ei, și n-au economiști, n-au oameni specialiști care să înțeleagă nu, că dar ei omoară de sunt tot afacerea. Deci nu se interesați că omoară afacerea sau ceva. Deci nu vă sfătuiesc să nu. deschideți... Și aici am o părere, finalul ăsta lui Sorin care e foarte pesimist. Eu am părerea că România în acest moment este un Eldorado european. Toată Europa este într-un declin economic dar în România se pompează bani enorm de mulți bani anual și lunar Pe și nouă, pentru că sunt este ultimul avampost militar, strategic, politic în coasta Europei și uite, haideți să vă dau o veste foarte în coasta rușilor, pardon în coasta alianței militar-politice ruso chineze Victor Orban a anunțat săptămâna asta că vor, vor face echipe mixte de polițiști ungari, maghiari și chinezi în, în Ungaria Știi că ți-am trimis uh, articolul ăla să vezi da. Deci vin chinezii care vor face patrulă de poliție cu polițiștii maghiari în Ungaria, în Serbia, deja există. Deci deja China și Rusia se instalează în vestul României. Și Nu, a -a dar să mai iau niște o să le facă niște unități militare, deci fac, nici nu știu dacă sunt polițiști poate sunt soldați deghizați în polițiști. Deci noi suntem un avampost o peninsulă occ occidentală în inima Uh, Rusiei. Deci mm. aici or să bage bani ca să revenim la subiect. Se vor pompa sume fabuloase luate de la olandezi, de la francezi, de la germani, de la englezi, ca noi să prosperăm și să fim precum Corea de Sud, mai bogați decât vecinii noștri care să vadă că uităm un modelul american și occidental e de succes. Domnul Sorin, se mai merită să-ți deschizi o am citit. Este adevărată știrea de la Pro TV că în, în care statul a început să investească bani în agricultură și afaceri mici pentru a stimula producția de produse românești? Păi toată ziua, dacă vă uitați la televizor, spune că avem creștere economică, că o ducem din ce în ce mai bine, că suntem din ce în ce mai fericiți, ne cumpărăm mașini noi, tot e frumos, tot e plăcut, tot e cald și așa mai departe. Nu e adevărat. E ca și la Radio Erevan. E adevărat că Alioșa a primit un Mercedes de la Partidul Comunist? Da, e adevărat, dar nu era merge, era bicicletă și nu i-a dat-o, i-a luat-o. Cam așa este și cu... E adevărat că la ProTV spune că a băgat ciolacul bani să ne deci, crească nouă nivelul de trai. Deci, oameni buni, ciolacul se bate pe același electorat cu Joana. Ciolacul va fi în curând istorie. Pentru că nu pot, nu pot intra două săbi într-o teacă, nu pot concura doi două grei pe același electorat. Și Joana și cu același electorat. Și când Joana este pregătit să devină președinte sigur al României, că într -o, ca să fie zona asta securizată, Ciolacu nu are ce să caute. De deci, ce îl așteptați? vă să plece din clip în clipă. Probabil că nu s-a compromis destul. De aia n-a plecat încă. Domnul Sorin, cred că... A ar trebui să aveți o inclinație către veste. Nu, nu, vă suport să porți veste. Mie îmi place așa ca să ca Cristoiu. Sacou direct pe cămașe, fiind un om de afaceri. Nu neapărat dacă ești om de afaceri, trebuie să porți veste. Dar pare că nu. Minimalizați problemele interne sau externe. Nu am înțeles nimic ca domnul PB. Aștept un live de la Vorța la Marian să meargă și domnul Jicol, probabil când o fi mai cald. Mergem da, mergem, că a rămas de un an sau de doi, un an de zile, da, și dacă a fost o simulare de scurgeri pentru a avea motiv de a să da. nu dea rachetele o da, Da, e bună. posibil. E vorba de rachetele Taurus ale Germaniei. Da. Adică vreau să zic că dacă nu cumva chiar Germania în mod intenționat a lăsat informațiile astea să se scurgă ca să există un scandal al rușilor și un pretext al germanilor să nu mai dea Are Taurus. Are dreptate, domnul Socol, să ți-o dea puțin așa ușor. Domnul Jicol, am și răcit în așteptarea căderii guvernului și a rotativei. Da, nu, nu, știu, eu vă spun că o să cadă nu știu și când. Și cu războiul ăsta mondial am De vreo anticipat... 5 ani, și cum zic ăștia cu cutremur, domnule, într-o zi o să fie un cutremur în România și o să fie până în 2042. Să... Domnule, v-am zis că o să fie un cutremur în România. Nu avem de unde știi. Cât ne costă Roșia Montana? Între 1 și 7 miliarde. Vedem. De ce ei au cerut la curtea minim cât au investit, zic ei, că au investit 800 de milioane. 800 de milioane și maxim Dar nu știu 7 pe ce dracu au dat ei 800 de milioane, că nu prea e ziare, să pe pe reclame, pe astea Pe avocați. Domnul Cicol vrea să slăbească, păi cum să dea jos din grăsime când este de nelipsit de la grătoarele? Adică mă băgați și pe mine de vină, că e din cauza mea gras. Păi el mă ține vrea... ca să arăt eu mai urât decât el și să-l lăudați pe el, știi? Deci asta... O să putem vota și din diaspora? Sigur că da, o să se organizeze și în diaspora pentru europarlamentare, v-am că sunt foarte, foarte importante, nu vă luați după guvernanții care vă aruncă sondaje de opinie de astea fake și fake news că nu sunt importante europarlamentare, sunt extrem de importante pentru toată lumea sunt importante, inclusiv pentru marile familii partinice europene care vor să-și aducă cât mai mulți, cât mai mulți reprezentanți în Parlamentul Europei din partea grupărilor lor politice, adică popularii europeni vor să-și aducă de la PNL și de la UDMR și de la uh, PMP, socialiștii de la PSD și de la Pro-România, Renew de la USR și de la uh, Forța Dreptei, deci, mă rog, acolo e Corneliu Copos a lăsat dreptul la liberă exprimare. Da, Corneliu Copos a luptat pentru această liberă exprimare. Mie mi-a spus textual, Ștefan, ăsta e singurul nostru câștig. Când a văzut că totul se prăbușește în spațiu românesc și că la putere ajunge Ion Iliescu, adică comuniștii vopsiți, noi credeam că scăpăm de comuniști, au venit tot comuniști, a zis Ștefan să nu uiți, asta e singurul nostru câștig, libertatea de exprimare. Și eu, pentru că omul ăsta mi-a transmis mesajul ăsta, vi-l transmit și la rândul meu și vouă, exersați libertatea de exprimare, nu mai tăceți din gură, spuneți și nu, nu vreau domne, nu vreau, nu sunt de acord, nu mai tăceți, nu mai treceți pe lângă evenimente fără să vă exprimați. Mereu când e vorba de bitcoin, spuneți că o să scoate internetul din priză și dispar bani. Întrebarea este că dacă se întâmplă asta, ce nu, ce nu dispare? Bursa nu dispare? N-are cum să dispară bursa. Bursa reprezintă niște companii care sunt reale, hidroelectrica, transelectrica, Banca Transilvania, fondul proprietatea, care dețin proprietăți imobiliare, industrie, turbine, o grămadă, transportă curent, transportă gaze, -au cum, adică nu, nu puteți să comparați să -mi recupere sau chestii electronice și virtuale speculative cu chestii palpabile și care există în... În realitate, Fox News a difuzat live Congresul Republican unde Trump a fost nominalizat oficial candidat. Deci, oameni buni, fac o scurtă paranteză. Seara a fost discursul de starea națiunii pe care îl țin președinții Statelor Unite an de an și l-a făcut Biden, că el e președinte în exercițiu. Și au comparat ăștia discursul lui Putin de acum două săptămâni sau trei cu discursul lui Biden. Că se numește întâmplător tot starea națiunii, dar ceva foarte important, apropo de război. Joe Biden a spus că discursul lui este foarte similar cu discursul lui Roosevelt din 1941, Gândiți-vă că războiul mondial adevărat, invazia Germaniei naziste în URSS a fost pe 22 iunie 1941 Noi vorbim de ianuarie 1941, la vremea respectivă Roosevelt a spus pregătiți-vă de război, va fi război e Exact același lucru a spus și Joe Biden aseară Pregătiți-vă de război, nu mă voi preda lui Putin, nu vom da niciun pas înapoi, ne vom bate, nu ne vom lăsa intimidați Joe Biden, președintele Joe Biden Mă, da, el este exponentul a întârziat o jumătate de oră tocmai că a repetat ce i-au dat serviciile secrete. Statele Unite au 29 de servicii secrete. Te uiți de CIA vreodată care toate serviciile mondiale la un loc? Hai să mergem mai departe. Așa și să revenim la, la Trump. Deci Trump i-a dat o replică imediat după ce a terminat discursul națiunii, a ieșit Trump și l-a făcut pe, pe Biden de trei ore scroc. Că e scroc ăștia care vă fură banii, Nu aveți în Crede. Deci, mă rog, cu un limbaj de tip șoșoacă -șo de la noi, dacă mm -hmm. ați vrea să, să comparăm. Scuze, așa. Dacă vine acel blackout, cred că Jasmine ăsta e maxim între 16 și 18 nu ani. Nu, lasă de că să mult. sperie, poate are nu, banii. are întrebări stupide de tot, că el nu înțelege cum funcționează lumea asta. Dacă vine acest blackout, nu toate industrie cad. Eu da. nu vorbesc de industrie, Jasmine, eu vorbesc de bani, cash, lingouri, dauri, valoare. Dacă se taie internetul, sticul ta cu bitcoin, ți-l bagi în cur, că nu mai ai ce să faci cu el. Pe când dacă am banii cash la buzunar, mă duc și plătesc cu banii cash. Am linguri de la de 10 grame, mă duc și dau linguri. Dar tu cu bitcoin ea, faci ceva pe ei, n-ai ce să faci cu ei. Asta spun, are legătură cu industrie sau cu ceva. Eu spun că am modalitate de plată, fără internet, Moneda asta virtuală, Bitcoin sau ce vrei tu, orice monedă virtuală, este egal cu 0. Nu mai, ai ce să mai faci cu ea. N-am comparat cu industrie, cu bursa sau ceva. Eu vorbesc ca mijloc de plată, de economisire, banii virtuali. Nu ai ce să faci cu nu ei. Nu există, de Nu fapt. există. Deci au mai existat uh, cazuri în istoria omenirii de titluri. să imitau niște titluri cu valoare, dar nu de către state, de către diverse companii fantomă. Lumea cumpăra, băga bani în titlurile alea, erau anunțați permanent cu cât au crescut titlurile. Alea. Vorbesc de perioada interbelică. Și la un moment dat nu au mai existat mai nici. rămâneai cu hârtia aia în da, mână. Așa au rămas, că vând pe OLX o grămadă de titluri, dar așa așa titluri care, de aur, nu știu ce. care n-ai ce să faci cu ele, nu exact. valorează nici cât hârtia lor. E de, de așa să le colecționeze copii. o să vă lăudați la nepoți cât, zbit uh, cât ați avut measă și să mai puneți și mai multe. Ce se va întâmpla dacă nici de data asta ne vom deștepta? Ce ne va aștepta în control vor ajunge tinerii? Păi deja ajung foarte rău Andrei și dacă mai ies hoții ăștia din nou la, la putere după... Care hoți, Sorină? Păi hoții care ne-au furat din 90 și, acum. alții. Păi, Sorin, rezerva de cadre e făcută tot din oameni de deci ăștia, că ei și-au selectat urmașii lor. Mă rog, dacă să se, le se continuă politica statului român în pe aceeași direcție cum e până acum, o să intrăm într-un colaps și asta este, plecăm afară și îi lăsăm pe ei aici să trăiască. Problema este că ei și-au făcut plinul deja, au sute de milioane pe la băi străine și o să-și iau o valijoară pe un private jet să urcă și no, nu, nu interesează. Ei o să părăsească primii Crezi că șobolanii părăsesc primii corabia întotdeauna. Crezi că Arsenal la care să a dă nebun în Italia acum la Bari, crezi că au pus banii Pe numele lui că n-ai ce să-i faci Are certificat de nebun El s-a declarat Deci nu l jignește nimeni El a zis că e nebun și că nu poate fi predat Că are țăcăneală și, e, și a luat și certificat de țăcănit Ca să da. scape de pușcărie Așa, hai să vedem. O citesc eu sau? Citeți uh, citesc eu. Oare ce se va întâmpla dacă nici de data uh, am Andrei citit? Răzvan. Bună asta. seara, domnilor Vascul, Cu plăcere crezi că există vreo șanse să scăpăm de aceste partide care nu au făcut nimic bun pentru țara asta? Să ieșim la vot. Uh, doamna Ana, asta am spus. Trebuie să ieșim toți la vot. Să nu mai stăm, că, cum am stat și eu și recunosc vina și am zis că nu sunt eu mai deștept cu nimica sau mai cinstit. N-am ieșit la vot și din cauza asta au ieșit toți uh, hoții ăștia din 90 și până acum. Schimbarea pensionarea Victoriei Nuland nu este de o schimbare la Da. Întreabă dacă schimbarea Victoriei Nuland nu e schimbare de strategie, în sensul că ea a fost artizana Maidanului și schimbă și revoluției din Kiev. și acum dacă nu cumva Statele Unite schimbăm acazul și bai să facem o pace cu Rusia. O pace cu Rusia e foarte periculoasă de pe pozițiile astea că în Rusia deja este în câștig pentru că ei vor cere inclusiv România și Bulgaria și încă o să mi-l pun păstorin în cacă, ce, ce, face Rusia cu România și Bulgaria. E vorba de strategie. De exemplu, acum e o mare bătălie în Asia pe Butan. E un stat extrem de mic cu o influență o putere extraordinară, ce să faci, domne cu butanul? De ce ar vrea China sau India butanul. Mă rog, cine vrea să intre să studieze fenomenul, mai intru că nu vreau să plictisesc, dar uh, Coridorul Pan-Slavon, adică Moldavia, Valahia și Bulgaria sunt extraordinar de importante pentru ruși ca să ajungă la frații lor slavi și implicit pe testamentul lui Petru cel Mare și al Ecaterinei cea Mare de a ajunge la mările calde, adică la Mediterana să facă comerț. Că asta e problema rușilor. Ei au fost tot timpul izolați comercial pentru că nu a avut comerț maritim, care e foarte important în zilele noastre. Scuzați-mă că am făcut... Da, într-adevăr, nu l-am schimbat la luna, dar putea să fie un semnal de împăcare cu îmi dacă ai participat la congresul PP N-a participat, N am N-am particip participat pentru că nu m-au invitat Nu au invitat și nu deci, lăsau să participe Deși că... sunt membru fondator al Partidului Național Liberal Și ar fi trebuit să mă invite Măcar din complezență Chiar și fără Respect. drept de vocă Edita mai sala acolo expoziției Am fost pe lista neagră pentru că domnul Ciucă Care este în siajul Luciolacu și aluneacșul uh, uh, Așa consideră că Jicol este un pericol pentru Democrația Partidului Peneliste. Național Liberal Așa cum o vede el știi. Și de cât ori i -au, i au transmis alte persoane semnale În privința mea, n aș știu cum să de fugă câți, De câți ani e în partid, domnul Ciucă? De vreo 5 ani Și tu de câți ani ești în partid? Păi am 34 Deci are, domnul Cicul are mai mult Decât domnul Ciucă cu 30 de ani În Partidul Național Liberal Și domnul Ciucă consideră că domnul Ciucă este un pericol Pentru ce este noul PNL acum A serviți total puterilor străine și... Pentru că eu vorbesc cu oameni buni, eu am libertatea asta de exprimare de la Corneliu Copusul, de care nu mă dezic nici dacă mor. Și ei știu asta. Eu spun ce am de spus și asta, e un... asta înseamnă în pericol. Să caută muții, să caută tăcuții, să caută cu minții care a să serviții, rămână... A șantajabili Și dacă n-am calitățile astea, ce să caut eu la... Domnul Ciuca a ieșit Pre, președinte al Partidului Național Liberal cu dispensă de, de vechime când a ieșit acum trei ani președinte al partidului. Mă rog, -avea nu avea decât doi ani. Uh, sunt plecat de la 20 de ani din România, în Spania. Acum am 46. Cea mai bună alegere din viața mea, spuneți-i domnului Sorin că nu are ce să voteze în România. E stat eșuat. Eu totuși vezi, îmi pun speranța da, Iohani spune că e stat eșuat. Eu tot îmi pun speranța că dacă ieșim toți la vot Ar putea să schimbăm ceva Din respect și pentru cei care au stat aici Și n-au plecat în afară și au copii de crescut Și nepoți și un viitor aici Trebuie să ieșim toți la vot Sunt doi moderatori de excep excepție Ar trebui să mai faceți marți sau miercurea Să petrec prea multe Într-o săptămână. Dacă am avea timp, am face, dar cu timpul. Eu cred mai... că e suficient toată pe săptămână, măcar să putem să facem și pe exact. asta, să ne închidă canalul. Cum uh... Din punctul meu de, de vedere, ce guvern a României a fost cel mai bun din toate timpurile? Eu chiar nu știu. Uh, din toate timpurile, n-ai. Uh guvernului Vodă Caragea în secolul XIX, la începutul, deși o să ziceți, păi da, a fost ciumă în vremea lui Caragea. Deci nu depinde de la caz la caz. Acum dacă ne uităm la PIB, gândiți-vă că România avea 3 miliarde PIB în 1990 și acum are are, avea 30 de miliarde, pardon, și acum are 300. Deci a crescut PIB-ul de 10 ori. Deci uitându-ne la PIB, am putea considera că am avut niște guverne performante. Uitându-ne la nivelul de trai, cum au cu românii mașini, cum se îmbracă, cum înseamnă că am avut niște guverne performante. Uitându-ne la moralitate, la cultură, la educație, la alte elemente, putem considera că nu am avut guverne performante. Acum e o chestiune de șansă. Unul care s-a îmbogățit în timpul guvernului ăsta, poate consideră că au, fost niște guverne extraordinare, altul care a sărăcit și care nu-și mai vede cu banii de la o zi la alta, deci e o chestiune foarte... Nu poți să uniformizezi, să generalizezi. Uh, ce părere aveți de afacerea criptodata și ramificațiile ei? Știi? Nu, nu știu despre ce vorba. Anca Alexandrescu a făcut vreo câteva emisiuni legate de Coldea, e ăsta de la CryptoData, patronul este ginerele lui Nicolae, la care a fost securist și a avut fabricerea de azot și nu știu ce și se tot spune la televizor la realitate la Anca Alexandrescu că de fapt băiatul ăsta care e patron la CryptoData face jocul celor trei general de la serii Coldea și cum încă doi, nici mai știu cum îi cheamă pe aia și că prin criptomonedele astea se spală niște bani negri până în Dubai și până alte parte. Dar urmăriți emisiunea lui Anca Alexandrescu și acolo găsiți mai multe informații. Eu n-am informații. Eu vă spun doar ce am văzut la Anca Alexandrescu la televizor. Cine spuneți despre Forex? Am mai discutat 2000 de, de ori despre Forex. Fac bani șmecherii care vând cursuri și abonamente. Fraierii cotizează. Asta pot să vă spun despre Forex. Nu e o afacere serioasă, o afacere care poți să-ți întreții o familie, o afacere care poți să o faci 20 de ani, e pentru păcăli puști. Puștii care visează, le dă, își pune 1000 de euro și mai dau ea 100 de de euro bani virtuali, îi mulțeze vreo 5 ori și se trezește după 6 luni sau după un an că au rămas în curul gol. Asta Ave, e afacerea Forex. Mai avem nevoie de 33 de voturi ca să facem 1000 de like-uri. De voturi? pe păi, am candidat undeva? Poate că da, poate n-ar vota și pe noi cineva. Din, Acum uh, nu veniți simpatizanții spre cum, mei. Ham, as, nu știu ce zice, acționăm în conformitate, mai avem de lucru. Deci vă rog să dați like-urile astea, 33, să facem o mie să ne vadă YouTube-ul. Mulțumesc. Ați băut coniac XO cu Ilie Năstase la Caelia vreodată? Păi la câte vere am petrecut pe la Caelia și eu și Ilie, sigur am băut de mai multe ori. Bună seara, domnilor, dacă la legele prezidențiale din acesta noi votăm ceva nou, iar prin guverne trezim tot cu cei vechi pe motiv o luăm de la capăt, păi dacă votăm cu cei vechi, sigur o luăm de la capă. Dacă votăm cu unii noi, s-ar putea să avem vreo șansă, s-ar putea să nu avem. Dar avem măcar speranța. Dar dacă votăm tot cu cei vechi, nu avem nicio... Deci, avem șansa porcului de Crăciun. Oameni buni, Sorin are dreptate. Politicianul nu trebuie să stea foarte mult la putere, că deprinde viclenii. În vremea Greciei Antice, la cetatea greacă ateniană, Solon, Dracon, Uh, toți erau schimbați la un an. Nimeni nu avea voie să stea mai mult de pericle, nu avea voie să stea mai mult de un an, pentru că deprindeau viclenii. Cine stă mai mult de un an devine un corupt. Un an și gata, altul, și altul, și altul. Deci schimbați permanent ca să, nu de, ca să nu învețe să fure. Ce părere aveți de chestia asta, NATO-Rusia sau mai bine zis Germania-Rusia și de ce caută război cu Rusia? Deci în, Germania nu prea să cam ferește să, să intre în conflict cu Rusia, a avut o relație bună întotdeauna. Uh, mă rog, uh, au fost tot felul de teorii că rușii au stat foarte mult în Germania și că au foarte multe conexiuni acolo, dar uh, deci ce zice chestia asta NATO-Rusia? Germania, da, nu Rusia, știu, mă rog. de ce caută război cu Rusia no, Germania nu caută război face tot posibilul să nu intre în război cu Rusia alte state cum vedeți dumneavoastră noua lege pentru Apple în legătura monopolului sistemului lor de operare da, nu, nu, sunt, nu suntem la curent. E o chestiune de specialitate. Deci, ce ați intrat în Partidul Aur? Am mai spus de mai multe ori, mai repet și acum am. Uh, uh, toată lumea mi-a spus uh, mergeți undeva, schimbați ceva că tot vorbiți și nu faceți nimica. Și atunci am zis clar, nu pot să merg cu hoții care au guvernat 34 de ani. Caut un partid care să aibă șanse la alegeri să poată să ajungă la guvernare. Cele mai multe șanse la momentul respectiv. Când am cochetat eu cu aurul, avea aurul ca să ajungă la guvernare să formeze o coaliție. Am fost invitat la Parlament, după 48 de ore, că atât am, am cochetat cu aurul, 48 de ore mi-am dat seama că nu sunt făcut pentru politică și că uh, am făcut o alegere greșită și am făcut un pas în spate. Asta a fost toată povestea cu, cu aurul zice cineva eu n-aș investi într-o țară în, de, în faliment, nu cred că va în post este un argument dacă nu cred că vom mai primi bani, adică nu cred că vom mai primi bani deci, și eu zic că până la urmă nu ne mai dau bani așa momentan o dau... noi suntem mari profitori ai acestui război deci încă o dată oameni buni primim de 10 ori mai mulți bani decât dăm noi la Uniunea Europeană primim de 10 ori mai mulți bani, deci toate autostrăzile astea care le vedeți a zero autostrada Moldovei, tot, tot ce se face, uite, stația de metrou, zic cum se numește asta, mă de la capăt, Tudor Arghezi, toate investițiile astea care se fac, se fac cu bani europeni nerambursabili. Deci sunt, suntem într-un flux de bani extraordinar de care profită guvernul cumva că își face imagine și Grindeanu care nu are nicio treabă cu asta dar să împăunează cu autostrăzile și primim bani tocmai pentru că suntem strategici amplasați și cineva vrea să rămânem aici, să nu cedăm. Soția mea este sărcinată și mai nou trebuie să plătească 10% CASS cât timp este în concediu medical. Ăștia nu știu cum să mai tragă bani la buget. Știu ce se întâmplă, adică sunt disperați și inventează tot felul de taxe, de imposte, de astea, și asta e problema. Crezi că Anglia o să revină în Uniunea Europeană? Nu cred. Tu crezi ceva? Deci, aveți pe canalul meu de YouTube Brexit Strategie Militară la Atlantic. Este un clip făcut de mine cu 5 ani, în care explic care au fost considerentele pentru care. Anglia a fost scoasă din Uniunea Europeană. Acum, vedeți noastră, eu cred că pe moment nu atâta vreme cât, cât e războiul ăsta. Și cât există riscul ca rușii să-și pună din ce, și chinezii să-și pună din ce mai, ce mai, mult influența în Europa. Anglia trebuie să rămână avampost american, astfel încât războiul, dacă va fi, să fie pe canalul mânecii și nu pe Atlantic. De ce vrea guvernul, întreabă Ioana, să desfințeze sau să comaseze institutele de cercetare? Cred că guvernul împotriva, având în vedere că oamenii de la guvern, majoritatea sunt cu școala cum sunt și am vorbit mai devreme că sunt oameni care nu și-au luat bacul sau au făcut școli de-astea neacreditate, ei urăsc intelectualii și atunci au, dat, au mărit TVA-ul pe cărți pentru că ei nu citesc cărți și acum vor să desfințeze și instituția de cercetare unde nu poți să ajungi dacă ești prost. Trebuie să ai niște școli, trebuie să demonstrezi că ai niște capabilități intelectuale și atunci în ura asta lor față de intelectuali și față de oamenii care citesc și sunt deștepți, desfințează tot ce e posibil, zic eu. Tot ce zici, Eu zic că vor, își dau seama că oricum n-au nicio eficiență. Nu aduc în opinia lor pragmatică a guvernanților instituția de cercetare n-aduc niciun profit și sunt, sunt, foarte mulți bani care se bagă acolo, nici măcar voturi sau ceva electoral nu le aduc. Deja cei după acolo nu mai sunt oamenii lor sau vor înființa alte institute unde să planteze rude și amante și obligații de partid și pe asta le desfințează. Deci nu există o politică educațională cu proiecție pe termen lung, astfel încât instituțiile astea de cercetare să producă chestiuni care să poată fi folosite în următorii 10 ani. Sper să-și revină Simona Bănesc că se pregătește în tot acest timp, se pregătea cât a fost suspendată. E greu, care are ceva de ani deja nu mai e ușor așa să o iei de la capăt. Adică cariera e cam pe sfârșit așa oricum. De ce investește România din ce în ce mai mult în echipament militar? Pentru că suntem aserviți și am discutat mai devreme cu Ștefan că echipamentul ăsta militar este furnizat și produs și de niște firme private care uh, fac niște bani, și atunci uh, noi, dacă suntem aserviți și ascultăm de ordine de afară, da, sorin cumpărăm echipament militar. Sorin, suntem parte dintr-o alianță, dar și noi înarmați cât de cât. Deci, păi, de ce nu începem cu și ofițerilor și cu pistoale carpați? Uh, la unități de astea, la uh, forțele terestre, cum se numește? La forțele terestre. Uh, Românești? Academia Forțelor Elestării. Da, și ăștia care au absolvit și sunt ofițeri au câte un, două pistoale carpas la 10 oameni. Păi moare unul, ia ăla la altul. Da, și tot, și tot așa, da, ca... pistolul. Și noi vorbim de superarme sofisticate, rachete, lasere și așa mai departe. Deci oricum vreau să vă Haideți să vă spun ceva. Anul trecut România a alocat din PIB-ul său 2,5%. E ce să vedeți în septembrie repet asta, am mai spus informația asta în septembrie, Ciolacu a luat 0,5% din bugetul apărării, adică l-a alocat, alocat doar 2%, 0,5% i-a luat și a băgat în fondul de urgență al guvernului, deci în loc să cumpere arme și ce zice Sorin că s-au tot cumpărat, s-a cumpărat nimic la ce avem noi acum, scuză-mă Sorin avem uh, a, niște F-16 luate amărâte de la portughezi care nu au pornit când a fost ziua națională a fost prea frig, a fost prea frig aruncate de la nu de puma, la... am dat pe ele, sute de milioane. păi da, dar tot gulagul de gunoi sunt. Da, să sunt, da, da sunt de milioane de de învățat, de învățat piloții, nu să și te bați cu ele. Și n-au pornit, că au zis că prea frig. Bine că sper că rușii se audă să nu ne atace iarna, că dacă ne atacă iarna nu pornesc F-16-le. Domnilor, tot se vorbește despre depopulare României, dar de tinerii de azi abia își pot permite să stea în chirie și să trăiască, dar, mai, dar mite să aibă copii 3, 4, 5 ca părinții noștri sau bunici. Așa este. Bună seara, cu provocarea Atlanticului, cum rămâne domnul Jicol? Merge, fă, face cafele bune în mijlocul... Nu înțeleg. Pentru europarlamentare, în Germania, am primit informare prin poștă pentru a merge la vot. Florenț Condurachi, nu e adevărat deloc, sunt oameni simpli, modești, nu foarte bogați, care nu sunt de deloc și din puțin lor îți dau și ții atunci când dau. Citește și tu numele, că nu mai știu pe unde ești, să te pot urmări și eu. Ileana Vasilescu, un scurt istoric, dacă se poate cu Roșia Montana de unde s-a pornit. Găsiți pe internet, e plin, plin, nu are rost să vă plictisim aici și să plictisim 1300 de oameni, că dacă băgați pe Google cu Roșia Montana, găsiți tot istoricul de unde a pornit și cum s-a ajuns și cu toate șmecherile și cu toți... Uh, șmecherii ăștia care fac bani de pe urma asta, începând cu Ponta, cu Adrian Stase, cu toți care au inițiat acest uh, demers. Nu știm cine va deveni președinte, am mai spus chestia asta și Jicol, nu Vicol, pentru că încă nu s-au uh, anunțat oficial candidații. Deci eu îl dau 100% pe Mircea Joana, iar Ciucă va fi președintele Senatului, ca să fie rezerva... Lui, lui Pentru Roșia Montana s-au plătit sume imense însă agențiilor de publicitate care sunt tot ale lor. Au mutat bani într drum. Știu, Vasile, cunosc concret, dar nu pot să spun aici la podcast că... Te uh, cheamă ăștia la judecată? Nu că să... mă cheamă, dar îi cunosc pe oamenii care au luat bani, au luat zeci de milioane ca să facă campanie de asta publicitară, marketing pe... Tu știi că toate televiziunile au cu spoturi publicitare cu Roșia Montana, în minte? Deci da, s-au luat bani da, la greu, da. s-au plătit zeci de milioane de euro, zeci de milioane s-au plătit și cu din piața universității spune învățați și spuneți nu era imnul pieții 1900, aveți o înclinare spre est, deși fiind om de afaceri ar trebui să fie invers, spre vest minimalizați orice problemă internă sau externă -am, tot nu înțeleg ce spuneți li se pare că ești simpatizant estic, că simt... ești foarte critic la adresa vestului la degradarea societății, la globaliști, la manipulări, la astea sunt critic. Uite, de exact. știi că ursul are șapte copii, ți-am zis? Da, mi-ai zis, da. Și Mulți ce? înainte, cum să zic. Păi, -ți se pare că e pe S partea ilaltă, nu? Am spus, dar probabil că se mai nou pe site aici, nu suntem niciunul. Ștefana Co a cochetat cu masonii, s-a dus acolo când l-au îmbrăcat în robă de aia și l-au pus să pupe craniu. ăla, a fugit de acolo și n-a mai intrat Deci, mm. niciodată. Eu nici măcar n-am intrat vreodată într-un templu de la. Eu m de curiozitate de, de pentru studiu. de curiozitate, să vadă cum este acolo. Dar ai pupat craniu sau nu l-ai pupat pe Nu, nu, nu. Păi nu, ajuns dar nu la nivelul nu ăla. Nu m-au făcut mason. E ca la mănăstiri. Întâi te duci pe acolo așa un pic să ai vadă fost dacă... un fel de frate. Da, și pe urmă, dacă ești cu minte, te fac călugăr, știi, la mănăstiri. Nu te fac din prima. Și că se transferă bitcoin fără internet. să bagă pe țeavă, pe conducta de apă, bitcoinii și ăla altă așteaptă pe partea altă. Da, și tu, o semnalizez după cum dai drumul la robinet. După cum dai drumul la robinet, îi spui că mai Trei cât un și una lungă. Sau trai apa la wc ca să știe că s-a terminat tranzacția. Da. Așa. Aștept și acum blogul cu Daci și Romanii din ianuarie. care păi nu. trebuia mai... să fie să la trecut, am fost eu în Grecia și a zis Damian că ne anunță pe amândoi când e el disponibil, că el e mai ocupat în weekend cu tururile astea. O să vorbesc că mâine seara vine Damian la mine acasă în vizită și atunci o să vorbesc cu el să programăm exact data și vă anunțăm. Ce vreau despre activiștii care au invadat canalul YouTube? Ce fel de activiști? De partid sau de... E, mai sunt unii pe care îi banestu și care să presupunea fi. Eu zic să-i lăsăm să iubim și pe ei chiar dacă sunt postași de profesie. Când facem pe canalul tău, lași pe cine vrei tu. Pe canalul meu, eu decid cu pe cine las. Florin Călinescu și-a făcut și el partid. N-are nicio șansă, Florin Călinescu. E simpatic, așa, e un actor bun, a avut emisiunea faia, că chestiunea zilei, dar e depășit de vremuri și de moment și nu are nici, absolut nicio șansă. Zero. Domnule Consenscu, ne puteți povesti puțin despre prietenia cu Mihai Blasov și relațiile cu mafia rusă. Eu n-am spus că niciodată n-am afirmat că am fost prieten vreodată cu Mihai Blasov. Mihai Blasov a fost clientul meu la casino a spus că a fost unul dintre top 5 jucători din, din, România ca și sume de bani jucate ce relație are el cu mafia rusă habar n-am, nu știu ce relație are cu mafia rusă datorită banilor împrumutați de guvern în ultimii 10 ani s-a creat o stare și o iluzie falsă a bunăstării în România de ce părere aveți de când ne cam place senzația asta păi nu s-a creat, practic, ei tot spun la televiziune pe care ei le plătesc că noi o ducem bine, că a crescut economia, că va fi tot mai bine, că o să ne mărească pensiile, că o să ne mărească salariile, că din septembrie după alegeri, dacă noi votăm pe PSD și pe PNL, o să avem pensii mărite, salarii mărite, taxe mici și așa mai departe. De nu știu cine mai crede chestia asta sau cine mai pune botul la vrăjeala asta ieftină, electorală. Adică ne-au prosit atâția ani de zile, din 90 până în 2024 cu un kil de zahăr, cu un kil de ulei și cu felul de porcării de astea și nu cred că cineva mai crede chestia asta. Adică trebuie să fim prea naivi. Oricum, cei bătrâni care tot votau pe ei și morții, s-au cam dus. Adică dacă noi ieșim toți la vot și în număr foarte mare, o să scăpăm de ei până la urmă. O să fie anul în care scăpăm de ciuma asta roșie de care ne-au tot... Uh, vorbim din 90 până acum. In, o predicție pentru acești doi domni, în următorii 50 ani, vor fi nevoi să intre în posesia acestui Bitcoin care nu există. Măi, Andrei, ai 0,5 Bitcoin de aia sau 0,2 sau 0,1 și te dai mare uh, investitor în uh, Bitcoin. E un puști, probabil. 15-16 ani care tot uh, a fost uh, manipulat și spălat pe creier cu bitcoin și o tot ține cu bitcoin ăștia. Ce vei face dacă vor închide ăștia canalul? Păi eu nu trăiesc din canalul ăsta și nu câștig bani din canalul ăsta, din contră pun din buzunar bani pentru canalul ăsta ca să fiu aici cu voi. Așa că asta este, o să-l închidă, îl închide. O să căutăm pe alt canal, mergem la jicol pe canal, mergem pe Twitch sau pe Twitter sau pe nu știu ce, ne facem noi canalul propriu și ne descurcăm mai departe. Nu o să fie o tragedie oricum. Bună seara, domnilor, am votat 30 de ani toate partidele. De anul acesta nu mai dau votul niciunui partid, niște golan cu toți, o seară frumoasă. Asta e problema noastră, că probabil că sunteți pus de PSD sau de Ciolacu, pentru că ei au interesul să iasă cât mai puțin români la vot, că dacă va fi iară minoritate la vot, e o posibilitate să fură cam 10% și atunci iară vor vor câștiga. Am mai vorbit de recorder, nu mai derulați în spate, am vorbit aproape în fiecare podcast despre recorder. Și numai, Mulțumim uh, pentru like-uri, avem o, o 1100 de like-uri. Într-un scenariu nefericit, dacă Rusia și China, dacă o să câștige război, este posibil ca noi să cădem în sfera chineză și este posibil să plătim noi datorii de război, ca în primul și în al doilea. Păi de unde să plătim, Cristian Socor, Noi Nu mai avem bani nici de trece în drum, nu mai avem bani să... Noi suntem morți, morți. Ce, ce bani să plătim? De unde? Nu mai avem rezerve, am vândut toate... Noi nu mai avem rezerve ca și nație, nici gaz, nici curent, nici aia, nu mai sunt nimic, totul e vândut la, la străini. Nu știu cum o să arate lumea condusă de chinești și de ruși, dar oricum dacă vor, vor câștiga ei, nu ne ved, adică nu suntem foarte confortabil. Cineva trebuie să plătească și să sufere după sfârșitul războiului istoric. Noi am plătit plă asta după al doilea război, dar vai ceas, dar vai pe tot. Așa este. Hai să mai lăsăm cu războiul ăsta că am obosit deja. Deci mi se face greață ca și de Plato și de Aristotel. Deci, în două propoziții, trei de război. De Far, ce? Parcă suntem antena 3 și Digi să sperie oamenii că vine războiul, că murim, că nu știu ce, adică am monopolizat tot chatul ăsta și tot podcastul cu războiul, că hai repede să ne facem buncări, să ne băgăm sub pământ, că vine război și ne omoară. Sorin Ciobanu, de ce doar președintele are dreptul la două mandate, iar restul funcțiilor alese nu au limită? Pentru că funcția de președinte e foarte importantă și e reglementată în mod special dat tehnic sau, mă rog, mai degrabă moral, ar trebui să limităm toate mandatele la cel mult un mandat. Iurel Drăghici, cine este în opinia noastră noul președinte? V-am spus, eu cred că Joana Sorin încă nu se pronunță că nu s-au anunțat toți. Ciprian Lupșa, bună seara. Ce părere aveți despre propunerea orderei de reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Ia eu n-am știut că asta e propunerea deci, lui Aur. și cred că e o speculație de presă. Nu ce deci, l-am auzit pe, ceva. pe Băsescu săptămâna asta, că a spus că ar trebui reintrodus armata obligator. Bine, cum e, el e până să sălie... 100% nu a pro propus Aur să introducă serviciu militar obligator, așa în forma în care a fost acolo. De 100% tot o, un fake news de presă este. Dar eu n-am auzit Ăștia sunt disperați pentru că Aur a crescut foarte mult în sondaje. Nu sunt membru Aur și nu susțin Aur. Dar a crescut foarte mult în sondaje, adică cred că are de două sau de trei ori mai multe procente decât PNL-ul și atunci sunt disperați să dea nei cu sub orice. A fost o lovitură de imagine foarte bună pentru Simeon, că s-a dus la American, că acolo a demonstrat că el nu este prorus și nu este agent KGB cum se vericula. Și a fost o lovitură foarte uh, la stomac, să zic așa, sau sub centură, cum să zice, către coaliția asta de, de guvernare. Domnul Jicol, eu zic că suntem pierduți până nu se schimbă fiecare din noi și ne pasă de capra vecinului, suntem pierduți. Da, subscriu, într-adevăr, trebuie să ne schimbăm noi înșine. Asta e primul pas și de-abia urmă să cerem celorlalți schimbari, inclusiv guvernanților. Dacă guvernanții nu s-ar asemăna cu noi, nu i-ar vota nimeni, dar tocmai de asta să ne reprezintă, pentru că ei se aseamănă cu noi. Bună seara, domnilor! Este o mare plăcere să vă urmăresc. Aș vrea să vă rog să vorbiți puțin despre lucrurile nespuse despre finanțările UE pentru montarea de panouri solare. Vă mulțumesc! Deci este o campanie generală în contextul ăsta în care centralele atomice nu mai sunt sigure toate celelalte forme de energie sunt emit carbon, se pune foarte mult accentul pe panouri solare ca, pentru că sunt nepoluante. Și cred că există niște programe din ce în ce mai avantajoase să spui panouri solare. Dar nu știu cât se poate impozita treaba asta, adică vreau să zic producția de ca să fii pros, prosumator și cred că și o să fie unii care o să limiteze, care au monopolul producerei energiei. Matei Sebastian, aș vrea să mă alătur cu Join, dar trebuie să contribui cu 1,99 de roni. Nu e o problemă asta, dar este împotriva ideologiei mele. Dacă poți să ajuta altfel canalul, să-mi spuneți. Să dați un share și un like și e deci e nu, suficient. Nu știu de ce, vă, de ce trebuie să fiți cu Join. Nici exact. eu nu am Join la canalul lui Sorin. Că nu vreau să-i plătesc 1,99 de roni, că mi se pare mult ca nu merită. Că dau două rate, poți să <laughs> Bine, hai, așa facem, 99 da. de ron odată și un ron, nu, 0,99 de ron te lasă plătești luna asta și un ron în 6 tranșe egale, câte domnul 17 16,5 ron în fiecare 0,16 ron în fiecare lună. Domnul Matei Sebastian, da, banul e ochiul dracului, să nu cumva să dați bani. Aliodor Vâncescu, în Germania este o comunitate diaspora foarte puternică de ruși și ei susțin țara deși trăiesc în Germania. Și care e întrebarea? Că noi aici așteptăm întrebări. Da. Adică care -i, unde e uh. întrebarea sau care e întrebarea? Da, bună seara, sunt de acord să încercăm schimbarea puterii. Zice cineva cu regele Mihai, dar tot așa a zis să citim întrebările, Tocmai. da? Dacă ce în întrebări, citește. Cristi Sargu, dacă mâine rămâneți fără situația financiară pe care o aveți acum, de ce vă apucați? Sunt multe doamne aici, domnul Cristi Sargu, ca să pot să vă spun de, să... de, ce mă apuc de mâine. Azi de 8 martie, de... martie erai bun de Chip and Dale. Dacă să... nu erau doamne aici pe site, vă spuneam de ce mă apuc. Dacă fără Eu sunt financiare. prea gras ca să fac Cipendale și nici de gigolo nu sunt bun, așa că o să mă apuc de muncă, ce-am mai făcut și altă dată. Marius BTN, domnule Era Zic. unul pe cântare apropo de gras, cu o de ca ta și sugea burta când stătea pe cântar și nevasta zice, deci degeaba sugi burta fraiere, că oricum nu arată mai puțin kilograme. Și nu de aia mi suc, dar ce ca să văd și eu ce scrie pe cântar. da, asta e o problemă, într-adevăr, la burtoși. Marius BTN, domnule Jicol, cu noastră votez cu PNL, nu. Păi eu sunt membru liberal și într-adevăr nici nu candidez la nimic. Alexandru, chiar dacă nu susțin în totalitate partidul aur, tot am să-l votez datorită faptului că nu vreau să fiu mințit în continuare de aceiași oameni din vechile partide. Succes, domnule Alexandru, eu încurajez votatul cu orice partid, cred în pluralism, nu fac reclamă niciunui partid. Vă rog să ieșiți la vot, să votați. Aveți libertate de exprimare, de mișcare, de votare, exact cum spune Constituția, pe care vă rog să o mai citiți toți din când în când. Best car to go... Cel mai optimist precizează că best car to go este cel mai optimist uh, om de pe chat în Ia seara Ia să vedem ta. ce zice, zice omul ăsta, eu înțeleg că România primește mulți bani de la UE, dar ce se întâmplă cu banii, ce se va întâmplă ce se întâmplă cu banii, banii respectiv. respectiv. Cu cât ne ajută pe noi, având în vedere că cel puțin 30% se sifonează, într-adevăr nu. E foarte optimist, domnul Bescar. Se sifonează vreo 80%, nu 30%. Păi asta e dovada că, deși ne au intrat foarte mulți bani, foarte mulți sunt. s să ales de -i. A avut Occidentul un regret asupra statului român? Poate că în istorie ne-au întors spatele în al doilea război mondial? Da, probabil că ăsta e motivul pentru care ne-au primit în Europeană, cum am tot gândit de ce o să bagi un păduchios și un lepros în casă până la urmă, cum eram noi la momentul respectiv, că vedeți ce diferență e față de ce era atunci în 2007 dar probabil că au avut un regret că ne-au vândut lui Stalin la Ialta și la Teheran și la Moscova. Așa. Ce părere aveți despre intrarea în politică lui Florin Călinescu? El a, a mai avut o, o, tentativă când a candidat la primăria capitale, să mai știu ce a candidat. El săracul a fost marginalizat. Acum așa a pierdut din cauza că tot avea intervenții astea super libidinoase cu fetițe mici de 15-16 ani pe la România au talent și făcea tot felul de glume de astea cu tentă sexistă l-au cam ras de acolo de la Pro TV, l-au cam ras și de acolo, l-au cam dat la o parte și acum e singura lui șansă să mai revină în atenția opiniei no. publice prin candidatura asta sau eu prin am o altă părere, parte... el a primit oferta asta de a mai diminua, diminua puțin din voturile naționaliștilor pentru că el s-a declarat naționalist în mod explicit, Îți domnule eu țin cu sunt naționalist, țin cu poporul nu știu ce, adică el da, le e frică cumva de voturile lui Simion sau lui Șoșoacă și atunci l-au băgat pe el să mai dilueze, să mai din... dilueze din să mai atenueze din vârfurile astea deci la așa, așa băi Uite de, aici, ia și tu un cașcaval aici el de El totdeauna a fost un om de sistem, din punctul meu de vedere lipsit de personalitate, dar mă rog, nu vreau să-l jignesc, e un actor până la urmă. E clar că nu are nicio șansă și e clar că totuși vrea să iasă nu, puțin evidență. Poate, poate a primit un alt rol, nu neapărat, că asta e meseria lui omul spune clar că e actor. Și îl simpatizăm așa, Era. e un pic arrogant, din punctul meu de vedere, mie nu-mi plac aroganții ăștia care au aroganța... Ce părere am despre legalizarea traseismului? De ce credeți că această măsură nu stârnește nemulțumirea cetățeanului român? Eu zic că o să stârnească și o să vedeți la vot. Acum să vă explic ce înseamnă asta cu legalizarea traseismului. Gândiți-vă că devansarea alegerilor uh, locale din uh, septembrie până în. Uh, în, în, iunie, că le-au pus, le-au adus din septembrie, trebuia să fie pe 27 septembrie și le-au adus pe 9 iunie, odată cu europarlamentarele ca primari, ăștia foarte mulți de la PNL și PSD, să aducă votanți și pentru europarlamentare să tragă PSD-ul și PNL-ul mai mult în Parlamentul European. Gândiți-vă că primarii ăștia, conform ultimei legislații, deci își termină mandatul în octombrie, pe 10 octombrie, și totuși alegerile sunt în iunie, adică 4 luni, Uh, nu, primarii care ies în, în 9 iunie nu vor mai avea primărie, vor fi șomeri până în octombrie. Și nici nu pot să-și schimbe opțiunea dacă ei au candidat pentru un partid politic. Nu se pot muta la un alt partid politic, pentru că mutarea la un alt partid politic, conform legii, înseamnă pierderea mandatului. Și atunci sunt într-o încurcătură oamenii ăștia PSD și PNL. Și atunci au dat o ordonanță de urgență, care a trecut chiar astăzi, care spune că un primar poate să schimbe au modificat de fapt codul administrativ. De șase ori. De, așa, și au, au, de fapt au legalizat raseismul politic. De ce Normal. nu se indignează că asta e întrebarea? Pentru că românul n-a realizat încă ce se întâmplă. Dacă nu o să ducă la vot, în cabina de vot, o să îi sancționeze, pentru că e o imoralitate. Cum e toată politica românească. Așa, Daniel Rădulescu, de ce turma de oi stă liniște când ciobanul le măcelărește și fug de mănâncă pământul când îi văd pe lup? Pentru că ciobanul pozează în salvatorul lor și în protectorul lor și le vine foarte greu oilor să creadă că le măcelărește ciobanul. Asta e diferența, pe când lupul vine din afară și... Da, aia sunt... oile votează ciobanul din, do din 90 până în 2024. A, așa, aurul e la 2177. Păi dacă vă uitați pe live-urile mele, că le aveți pe toate, pe canalul meu de YouTube, acum un an jumate, mă întrebați în ce să investiți, v-am spus, indicele BED la bursă care a crescut cu 32% și aurul care a explodat pur și simplu. Adică am avut, cum să zic, gura urită și v-am învățat bine. Cei care ați ascultat de mine și ați investit în aur, Acum asta un indicele BET la bursă, sunteți fericiți. Oameni buni, aurul a fost întotdeauna un refugiu de război pentru că e ceva de sigur. Crize, de Și toate statele lumii cumpără aur în perioade de criză și de război. Asta e o regulă de când lumea părerea achiziția de F-35 în 2030. Am vorbit deja de chestia asta cu achizițiile de arme și de asta. Ar fi bine care... să luăm F-35 pentru că ultimul tip e de generația 5-a. Da, și o să ne are toate ogoarele și o să ne dea de mâncare și roșii bio fără pesticide dacă o să avem F-35, că altceva nu avem ceva ce face cu ele. Avem, nu avem, suntem în război. Cătălin blu. De ce europarlamentarii nu au apărarea transportatorilor români împotriva abuzurilor francezilor? Pentru că nu interesează transportatorii, interesează să-și aia un milion jumate de euro care când stau ei acolo 5 ani de zile, în afară de Tereș care e o voce și a ieșit în Parlament și cu ciordeala cu vaccinul și cu toate, restul sunt, se bucură de privilegiile care le oferă Parlamentul European. De unde Vasile Petcu ne felicită pentru 1100 de like-uri și noi mulțumim Vasile și tuturor. Tibi, de unde vă cumpărați costumele de haine? Și hainele. Și hainele, mie, mie mea haine. Are, ia să pice... ori de la magazin, dar mai rar, mai mult mi le fac pe, pe mai, comandă. De la piață, dacă că de la magazin. Pe care magazin te-a întrebat omul? Așa, Dorian, ce Ungaria și... Asta de pe mine scabal. Da, intrați intrat spăneți, cabal și. Cabal, brionii, zilii și restul mi le fac uh, la croitor. Dorian, ce Ungaria și Cehia cumpără și ei arme. Bulgaria construiesc corvete, iar Polonia a alocat 100 de miliarde de dolari pentru armament. Dar toate țările se înarmează, este o virie, o politică extraordinară de înarmare și Statele Unite și-au mărit bugetul numai anul ăsta de la 800 de miliarde și l-au mărit la 960 de miliarde, Rusia și l-a dublat, China tot așa, toate statele în lumii se înarmează, nu știu ce or să facă cu atâtea arme, pentru că sunt de 1000 de ori mai mult decât să murim toți locuitorii planetei, nu mai vorbesc de alea nucleare. Fiecare cetățean are 10.000 de gloanțe din, după planeta asta, alocat Alexandru, niciodată nu o să vină la guvernare un partid cu care să fim de acord 100%, așa că de ce să ne păcălim singur? Domnul Sorin a amintit de atâtea ori. Votați un partid nou, uite cineva, un admirator de al tău, Mulțumesc, Alexandru. Nicușor, însă cea mai bună investiție, proiect, ar fi în educație și sănătate, da, Nicușor, de asta elvețienii care au investit totdeauna în, în educație și în sănătate, sunt deasupra întregii Europe. Uh, Mănânc tachis, nu știu ce înseamnă asta. Ema, Emanuel, întrebare pentru domnul Jicol. 93, când am făcut armata, erau zeci de unități militare. O unitate medie putea echipa, se putea echipa în 24 de ore de 10.000 de militari, complet cu arme și ținute noi. Unde no, sunt echipamentele? Teorie, era erau niște rapide. vechituri, le-au vândut. Eu am văzut foarte mulți țărani în anii 90 îmbrăcați cu haine militare și cu bocanji militari și cu s-au furat, s-au vândut pe la țările africane, le-au cărat ăștia cu vapoarele, cu trenurile, cu tirurile și le-au dus la Asia Centrală, eu știu pe unde, le-au vândut pe La nimic. Ineu, înspre Șicul, acolo, înspre satul meu unde am copilărit, era unitate de rachete, nu știu că nu erau multe în țară. Și Într-o noapte, când au desfințat unitățile militare, au venit, au luat rachetele alea, le-au pus pe tren și duse au fost. Le-au exportat undeva, le-au vândut. Ce au făcut cu ele, nimeni nu mai știe. Vă spune, le-au dat țărilor africane, mă rog, arabilor, în Orientul ori, știu, -au Mijlociu, -au da, s-au vândut pe Temirce. Au cer. vândut toți. Când au desfințat unitățile militare, ca asta vreau să vreau să-i spun la Emanuel, toate calajnicoabele, uniforme, tot au plecat în Africa, în țările arabe, au plecat peste tot. S-au făcut bani frumoși atunci. Au făcut niște băieți deștepți, niște generali, niște bani foarte frumoși. Când dă domnul Sorin drumul la câini? Păi de obicei până la șapte, șapte jumate. Ă, acum, ne fiind acasă, câinii sunt eliberați de mult. Domnul God, Alexandru, domnul Godină spunea odată că principalul motiv al accidentelor rutiere în România nu este alcoolul și nici viteza. Principalul motiv este prostia. Domnul Godin este cam un răutăcios, noi românii nu suntem chiar așa de nici cei mai tâmpiți, nici cei mai deștepți, dar nu cred că e prostia. Nu, românul are o... o este pro, problema sunt șoselele, că sunt cu un singur sens și la orice depășire intri pe contrasens și te ciognești să intri într-un cap de pod. Așa, Gabriel Meleșcanu, test pentru a vedea dacă citi și comentariul nu meu. Nu trebuie să citești. Domnule să Meleșcanu, sper că sunteți nepotul domnului Meleșcan, a fost o de externe. Prietenul Ștefan Teodor și... Meleșcan, tranziteții toate bune sau stai, eu știu ce neam de al lui. Da. Ștefan nu v-ați gândit că intrați, să intrați alături de Florin Călinescu? n avei nimeni să mă plătească pentru un rol lângă Florin Călinescu și nu știu dacă aș accepta Sorin nici atât că el e mai... Am discutat deja ce dur. să mai, mai citi toate prostiile. Așa, recordul de pace la nivel mondial e de 30 de minute. Oamenii trebuie să înțelegem că starea naturală a omului este de război. Deci faptul că am avut o perioadă de pace a fost o minune a lumii. Noi suntem construiți pentru război, toți strămoșii noștri au fost la război, au murit în războaie, mai mici sau mai mari. Așa, în sfârșit. Cosmin Smeria, să vă dea Dumnezeu sănătate și motorină în rezervor, mulțumim. Nu ferește că să avem și mașină pe benzină. E, mai putem băga și motorina un pic, 10% și că nu se întâmplă nimic. Bogdan Blănaru, bună seara, problema cea mai mare a acestei țări este demografică. Nu sunt copii, iar în 2020 o să fim 8 milioane. Cine o să mai folosească toată dezvoltarea acasă? În drumul, 2200. Uh, care o să o facem? Deci în, în 2200, da. Uh, deci problema. condiția pe de altă parte... De ce să aduci un copil tot să plâng că e rău, că nu-ți bani, că e corupție, că e cârdășie, că e nepotism? ce încurajare pentru tine și ce să facă tânărul, copilul nu ți aduce bani copilul consumă, ori tinerii din zilele noastre sunt pragmatici, sunt învățați să caute profit imediat Ioana Băițoiu Bada Aurie a propus trei luni stagiu militar obligatoriu nu știu, asta o să caut și o știrea, nu vă contrazic 3, doamna un Ioana, pare extrem de puțin eu un ce a fost e un, așa, o instruire militară Uh, așa, Alexandru, de bine de rău, acesta este adevărul. Dacă mâine vor fi alegere, Aurul va câștiga detașat. Lucrurile s-au schimbat mult în ultimii patru ani în România. Alexandru este un fan al Aurului. Așa, Max, bună seara, ne salută. Bună Alfonso, seară, papavero. Lanțurile de supermarket Rave Penny sunt deținute de oligarhi ruși. Bine că ne-ai spus că nu o să mai cumpărăm niciodată de acolo, să nu îmbogățim oligarhii ruși. Informație foarte importante. A avut regele Mihai un aport considerat la intrarea noastră în e, Nu cred că a avut. Regele Mihai e pe linie moartă de, din 1947 când a abdicat. El a crescut găini pentru cine a citit istoria. S-a dus în Elveția și a crescut găini și vai de capul lui ce a făcut pe acolo. A fost agent de bursă. Nu cred că avea el putere să mai influențeze. Deși e rudă îndepărtate cu Charles, dar nici Charles nu mai are putere, că centrul de putere al lumii e în altă parte. Nu mai e nici la Londra, nu mai era nici la Versa, unde trăia regele Mihai. Good likes. Ce părere aveți de nesințirea primarilor să înceapă lucrări mari pentru oraș, fix cu câteva luni înainte, ca lumea să-i voteze că totuși au făcut ceva? ce fac din 90 încoace. Văd că noi suntem proști și că putem fi păcăliți ușor. Mă uit și la bănuță asta, sau cum îl cheamă, bănuță de la sectorul 4, pe lângă că a făcut mizeria aia de stație de tramvai. Cu de rufe. Uscătorul ăla de rufe acolo la cimitirul eroilor pe partea dreaptă, acum pe lângă că a blocat o bandă de circulație, mai e blocat unul dacă că pune borduri. Deci a început borduria la domnul Bânduză și circulația acolo e blocată, fac cu 20 de minute mai mult în fiecare dimineață. Deja o iau pe cheiul Dâmbovici, nu mai iau pe acolo și sfidează pe toată lumea. Îl doare în 14, de tot uh, ce, ce, zice lumea. Există un proverb a și dacă vrei să faci o bucurie săracului, ascunde-i măgarul și fă să-și-l găsească. Da. Deci blochez două benzi din patru ca să se lumea trei. pe acolo și în loc să faci un pasaj pentru că uscătorul ăla de rufe, așa îi zic oamenii din zona că e uscător de rufe, știi, fiarelele o... de la, de la Bogar, de la aceeași firmă care îi face casa lui Ioanis. Ioanis de 9 milioane de euro. Da, și care a făcut sediu SPP-ului și al SRI-ului și mă rog. Așa, de deci Poate a primit omul comandă de la partid, bă, ia al păsta, ce să facă săracul? 3 milioane, ce o Nu mai este partid. 3 milioane, cât o costă? Bună seara, ținând cont de rezultatele de la simularea examului de capacitate și a celui de bacalaureat, ar fi fost just ca ministrul învățământului să-și dea demisia? Vă mulțumesc, da, este, ar fi fost just, dar la noi nu-și mai dă nimeni demisia, indiferent ce se întâmplă. și ar, ar, fi, fost să-și dea demisia și cu scandalul ăsta din școli, cu violul sau cu ce s-a mai întâmplat, dar la noi nu mai există demisie de bun simț, toți sunt grozavi, sunt pe viață, sunt mai pomiți, deși criticăm dictatura din alte țări, noi ne suntem dictatori. Mă rog, vreau să spun o scurtă poveste. În Turkmenistan, de exemplu, una din, o țară din Asia Centrală, există un dictator acolo care el este și șeful, e cel mai bun cântăreț, e și cel mai bun alergător cu calul și cel mai mult sportiv și să duce, duce în ședința de guvern și vine cu o bară din asta de haltere, fără greutăți, și o ridică și ăia toți se ridică în picioare și aplaudă cât de grozavie, așa o să ajungem și la noi. Deci este o tragedie cu oamenii ăștia politici pentru că ei să cred, sunt puși pe viață și n-au nicio treabă. Uh, Max, de ce mint oamenii Gogu cu numărul de Rusia la Niagara avea roaming din SUA, iar la Canada nu? Ce chestie e asta? Nu știu de ce vorba, hai să mergem mai departe. Așa. Cancelorul austriac trebuia dus la Nădlac să treacă vama cu ultimul tir din rând. Dar numai că... ca cancel... jos trebuia. Petrișor Dar Iohannis că... l-a primit la Cotroceni cu toate onorurile ca să îl uh, 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 Ancerc... voteze pe el când o să candideze la o funcție europeană. a crezut ăsta, cancelarul e ca românul. Că și, și la român, dacă îl iei pe un român și îl duci la Cotroceni, să facem el ușel. Da. Așa, ne trăim un paradox. În România avem atâtea minți luminate alături de atâtea minți înguste. Așa e peste tot, să știți că nu e numai în România. Uh, Petru Petrus Petreus. La noi, lângă Timișoara, în sunt mai mulți cei care au ieșuat din alte partide oare pot fi credibil? Pe păi v-am spus că este o clasă politică care migrează de la un partid la altul și nu, nu se mai nasc o, oamenii simpli sunt scârbiți să mai intre în politică și atunci se mută de la un partid la altul Zitul tu să îmi ceva cu Timișoara cu Auro, cu ăștia care se mută no, în aici Marian Sia prea, piața cripto se bazează pe încrederea oamenilor în conuri Exact cum credeam și noi în banii chești tip tipăriți de băieți. Așa, Alfonso Papavero, Florin Călinescu e mega toxic, ceva care nu-l place pe Călinte Călinescu. Aim Cătălin, se numește utilizatorul, discutați-vă rog și despre incompetența la nivelul șefilor din Poliția Română și mafia din conducerea ei, numai numiri politice și pe am nepotisme. Am discutat, Cătălin, de multe ori chestia asta și am spus că 70% sau mai mult din funcțiile executive din Poliția Română sunt în puternicirii. Sunt oameni puși provizoriu pe funcții ca să poată să fie șantajați și să poată să asculte ordine de la București. De câte ori au venit un partid nou la guvernare, au, au, politizat de mult și atunci au schimbat inspectorii șefi în funcție de apartenența lor politică. Nu se mai pun de mult în poliție șef pe criterii de competență. Se pun oameni care fac servicii celor care i-au pus acolo în funcție și care protejează tot felul de clanuri interlope, de mafii locale. Deci, corupția în poliție a ajuns cote alarmante. N-a fost niciodată așa corupție în poliție din 90 până până acum, cum este acum. Și orice ministru de interne bine este total depășit de situație, dacă vrea să pun el pe un băiat competent acolo, îi optește numărul 2 din poliție la ureche ce domnule ăsta are cu probleme, avem niște dosare cu el, o să fie arestat în 2-3 luni nu te băga domnule că-ți pierzi imaginea lasă că știi noi pe cine punem și-și pun uh, sunt niște marionete. Toți miniștrii de interne care au fost uh, acolo sunt niște ma marionete și poliția ai uh, Vreau ne, să vă spun ceva. 2. Eu nu aveam o părere foarte bună despre preotul dar să știți că e admirabil la conducerea ministrului de interne. A făcut niște reforme pozitive, să văd Reuși, au reușit să aducă mai mulți bani. Vezi pe stradă mai multe mașini de poliție, polițiști mai bine și îmbrăcați. Nu mai mult că luat eu prietenul Ioanis BMW-uri. Nu, numai mai de BMW-uri, vorbesc și de Loganuri și de... de sunt mai multe decât în alții ani. Spun mai că polițistul s-a învățat foarte cum o mașină pe telefon în loc să iasă să facă traseu. Deci asta e o altă problemă, să vedem cum intră în ei să-i motiveze să să ducă să... Mai bine stă în telefon decât să vadă drogată, să-i facă proces verbal, e complicat, știi? Dacă nu se sizează nimeni, el nu se bagă. Deci nu e un... un Sistem activ. Domnule Sorin, vă simt puțin, Nu tensionat. Mă puțin cap, nu sunt tensionat, dar am o migrenă aici, în partea dreaptă. Am avut acum vreo trei zile o migrenă în de tot și acum am luat din nou aici, doar pe bucata asta de cap, în bucata asta, dar sunt ok, pot să fac față podcastului fără probleme. Nu sunt tensionat deloc, doar că v a zis am o migrenă mai urâtă. Rodica Montana, puteți vorbi ceva de Roșia Montana? Montana am tot vorbit. Un ce subiect să mai, foarte uitați urât. Cu internet și găsiți După acolo. cum vedeți, ne-au tot amăgit de trei săptămâni cu... Ne-au tot amăgit de, o lună de zile de că o să, se dea, o să se dea verdictul ăsta și ce o să pățim și cât o să plătim. Între timp niște șmecheri au făcut deja tranzacții extraordinară pe, pe bursă pentru că Gabriel Resource, ăștia sunt listați pe bursa canadiană și deja acțiunile s-au dublat și niște jmecheri au câștigat numai din anunțul premierului că, o ce o să facem noi și cât o să plătim și asta a fost o jmecherie. Domnule Sorici, domnule Jicolov, vă felicit că stați de vorbă cu noi. Ne, noi ne bucurăm că stăm de vorbă. Noi vă mulțumim că sunteți aici alături de noi. A, așa, ce părere avea, avea domnul Coposu despre monarhia României? domnul Coposu vedea la vremea respectivă monarhia ca fiind singura alternativă. Lasă-o pe masă, Sorin, că nu ne păi, deranjează. Nu să facem reclamă la să ne taie YouTube-ul, la medicamente, nu știu ce. Nu să facem mă rog. așa și nu să vede. Așa. Și deci, încă o dată, ce părere avea domnul Coposu despre monarhie? Considera la vremea respectivă anii 90 că este singura variantă pentru salvarea României și pentru că Iliescu, care conducea spațiul românesc din partea Moscovei, avea o adversitate ancestrală ideologică cu monarhia. Deci avea o părere bună. Acum nu știu ce părere ar avea în zilele noastre. Cred că dacă ar trăi în zilele noastre și-ar reevalua de exemplu, Ana Paucăr l-a întâlnit pe. și cu Dej au băgat spai în Ana Paucăr l-a întâlnit pe coposul. Poporul rus, libertate ne-a adus. Ana Paucăr l-a întâlnit pe coposul la o recepție a regelui Mihai prin 1946. Deci coposul din partea țărăniștilor, Ana Paucăr din partea comuniștilor și ca să facă uh, mișto de Coposu, l-a întrebat, uh, domnule Coposu, v-am văzut și la Carol al doilea, va schimba regele și uh, Coposul a fost foarte elegant, uh, v-a spus, nu, mi-am păstrat țara, în sensul că rămâne în continuare dedicat țării, mă rog. Uh, Discutați așa, încă, te rog, Aim Cătălin, a spus, a spus de nu știu aceeași întrebare, încercați să nu vă repetați, le citim de Degeaba le spui, că nu înțeleg. Foarte util când lansa sondaje. E prea târziu să mai lansăm acum sondaje. Poate de așa, e, ui, că suntem pe final, mai avem o jumătate de oră. Bună seara, domnul Gicol. Primarul Pandele a spus că a fost membru PNL. Ce părere aveți dacă l-ați cunoscut? Da, l-am cunoscut pe primarul Pandele. La Congresul PNL din 2022, a candidat la președinția la președinția Partidului Național Liberal. El era și atunci primar de și s-a în 2000 primar de voluntari și a fost membru liberal și a candidat chiar la, la contracandidat pe o zi pe Stolojan la vremea respectivă. Așa. Ostea că am pierdut, am, mi-a sărit, așa. Gata, am găsit. Bună seara, pare că nouul partid al lui Linoa gardă, am auzit la un interviu spus de el o parere nu știu despre ce e vorba nu cred că își mai face domnul Beca partid, ultima oară când și-a făcut a ajuns la pușcărie și a zis că pare rău că a făcut politica Nițu Valentin domnul Zicol are același comportament jovial asemenea politicii românești nu știu dacă e un compliment sau e o jignire la adresa mea, dar nu mă spăr, sunt unul cei mai tâmpiți oameni și s-ar putea să mă copiez niște defecte din politica românească. Becalul Iri, o întrebare foarte simplă. Cât timp credeți să mai, că mai are Europa? Oh, iar mai a sărit. Cât, cât timp credeți că mai are Europa până să se destrame, să dizolve? Păi Europa, Europa, după cum vedeți, funcționează individual. Uitați-vă la Victor Orban, care este membru în, în Europa și face ce vrea și a luat partidul și și l-a scos din de la populari europeni să mută acum la conservator și la mă rog dacă îl primesc ăștia așa simizet ce părere aveți că în ultima lună PSD și PNL au dat câte 8 respectiv 4 milioane de lei pentru presă iar aur 0 lei Presa este a patra putere în stat dar este o șmecherie se dau bani la presă să cumpără Danielovski, domnul Jicol, cât ziceți că va mai resta Europa în pace, fără război pe teritoriul ei, probabil, ca vrut să întrebe? Domnul Ioan Bogdan, v-am șters din greșeală mesajul, am apăsat fără să-mi dau seama, vă rog să mai scrieți încă o dată și răspundem, dar pot să vi-l citesc eu, că eu îl văd. Alegerile primarilor s-au mutat odată cu pandemia din iunie până în toamnă. De ce e așa dificil să fac o alege în care să revină înapoi? Pentru că mandatul primarilor este de patru ani. Deci când s-a dat legea aia cu pandemia, li s-a lungit mandatul și asta e posibil, că nu li s-a încălcat niciun drept, că îți mai dau niște luni în plus, dar dacă îți stai din mandat, este o încălcare constituțională și poate fi contestate, deci asta e diferența. Deci lungirea unui mandat este posibilă, că nu contestă nimeni, scurtarea unui mandat este neconstituțională. Pentru că legea acționează numai pentru viitor, nu poate să scurteze un mandat pe care deja ți l-am dat. Așa, Uh, noastră râde domnul Constantinescu ce Gabriel Fierte. Oh, iar mai a sărit. Da, pentru că repetă la infinit mesajele. O să încep să-i șterg pe ăștia care repetă mesaje. Așa, am găsit. Uh, noastră râdez, domnul Constantinescu, dar ăștia vor să trimită miguri în Ucraina, să vedeți atunci grâu. Altfel, ari pământul cu migule, trimitem cu tot cu plug să fie eficiente. N-au ce miguri să mai trimite că sunt praf toate. Eu adică... cred că deja au plecat migurile alea că prea au dispărut De mult, da. Așa, cred că le-au și distrus rușii sau Eu sunt curios când că... se va declasifica uh, uh, informația cu privire la cele două uh, incidente, unul după altul, aviație care au murit, opt piloții, uh, el, uh, avionul care a căzut și după elicopterul imediat. Nu spune nimeni cum au căzut și de ce au căzut și cine era doborât. Că dacă le doborau rușii, spuneau în două secunde, dar mi se pare că le-au doborât altcineva din greșeală și Ukraine. nu spune nimeni. Exact. E, la la cum la se întâmplă și accidente în orice război. Da. Dacă legalizează traseismul, să legalizeze și prostituția, că nu e diferență între ele. Foarte bine, Daniel Bezi, ai observat foarte bine și eu sunt de aceeași părere. Gabriel Meleșcanu, dacă este Trump președintei nou în SUA, ce se va întâmpla? Ce se întâmplă? Trump a mai fost între 2017 și 2021 nu se va întâmpla nimic chiar să vină cu zidul mexican, cu toate elementele lui pe care le știți probabil deja. Dar ce, ce e foarte important, America trebuie să se mute în spațiul Indo-Pacific, pentru că marea problemă a Americii de competiție este China, nu Rusia. Aici o să lase statele europene să se bată cu Rusia. Așa, Calevala, uh, Abia mi intrat buna asta, nu trebuia să mai ne dea odată, De uite bani aveam bani așa, bani. Spune, o dată, că așa, nu înțelege ce vreți să spuneți, v-a spus și un nume foarte complicat, așa vă ziceți dumneavoastră, Calevala. Cristian Socol, domnilor, având în vedere contextul actual este mai bine să avem o casă și o palmă de pământ într-un sat de populat din România crescând ceea ce consumă. Clar. Am în vedere de epidemia de cancer de acum. Clar că da, clar că da. da. și... Vremurile sunt din ce în ce mai grele și vă sfătuiesc pe toți să, aveți câte un petec de pământ la țară, că nu se știe când va veni un blackout ăsta și o să ne trezim că murim de foame și atunci ai bine să ai un pedic de pământ, să-ți o roșie, un ardei, să poți să te retragi undeva la țară. De așa cum că poți la blocul București, dacă n-ai curent, nu mai poți să trăiești, că nu poți să, dacă ai curent și nu poți să tragi Nici apa, e nu nasolul, -ai în două zile. Exact. Așa te duci pe câmp. Intrați pe canalul meu de YouTube, cum să supraviețuiești în al treilea război mondial, pe canalul Ștefan Jicol și exact așa se numește, cum să supraviețuiești în al treilea război și o să vedeți exact ce spuneți noastră. Alexandru, combinația asta între domnul Sorin și domnul Jicol este tare bună. Eu în rațiu, două puncte, voi lupta până la ultima mea picătură de sânge să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Ion o rațiu împrumută, da, e foarte bun asta și într-adevăr așa e somul ăsta, Ion rațiu a fost legionar și asta că voi lupta până la ultima mea picătură de sânge face parte din jurământul legionarilor care se numește Majada Honda, cine vrea să caute, o să vedeți că o parte din jurământ, nu cu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine, ci voi lupta până la ultima picătură să mă apăr țara și nu știu mai ce. Deci este împrumutat de acolo și ei stă indicii că Ion Rațiu a fost înainte de război voi înainte să plece în Anglia a fost legionar ca mulți români care au plecat care au simpatizat, Partidul Legionar era foarte puternic în perioada interbelică. Ce părere aveți de șoșoacă, ne întreabă cineva, este o actriță foarte bună, la legile anterioare a ținut cu USR-ul, pe s-a mutat în ultima clipă la aur, ea e și pe listele aurului, acum are o problemă de identitate că s-a certat cu bărbasul, nu știu tu Sorin, tu ce zici de șoșoacă? Eu mai spus părerea și nu mai vreau că m-a bălăcărit toată în, la asta la, la emisiune, că cine-s eu, că să mă iau eu de ea, eu nu m a luat, Am spus că n-are nicio șansă, atâta timp cât urlă, țipă, face tot da, felul de măscăril, e, dar da, asta sunt... nu e, n-are -are credibilitate, efectiv nu are credibilitate. Doar pentru cei care sunt ca ea pot să aibă vreo șansă, dar acum a, a pus capac la toate, cu sau cu blesteme, cu amenințări, cu înjurii, cu te-fac, te te-astea, te, nu, pentru mine nu e. Uh, do, uh, Aliodor Văncescu, Văncescu, Domnul Jicol, dacă știți unde sunt îngropate butoarele cu deșeuri radioactive stă cu trenul în anii 90 din Europa Occidental, au existat niște mituri în sensul să nu știu că e adevărat, ce știu că unii și-au vopsit gardul cu deșeurile alea radioactive, că era un fel de vopsea, și-au vopsit casele, garduri, toți și-au murit toți de cancer în 2-3 ani de zile. Au fost niște povești, nu știu cât de adevărate sunt. -am, nu m-am documentat Vergi, Vergi, ce părere aveți de ce a zis șeful poliției de la Chișinău Despre Simion cu oprirea celor 200 de persoane care vreau Am să Am vorbit vină. mai devreme, deci e o poveste Simion este dușmanul uh, Chișinăului Pentru că el vrea unirea, desințarea statului Republica Moldova Și unirea cu, cu România Și bineînțeles că e indezirabil, nu știu ce să zic Habar chiar trebuie să dăm bani canadienilor, chiar trebuie, dacă pierdem procesul, chiar nu sunt canadienii în spate, sunt tot niște românași de noștri combinați cu niște evrei și cu niște șmecheri. Canadienii, că e firma făcut în Canada, n-are nicio treabă cu canadienii, nu sunt canadienii cei beneficiarii banilor. Sebastian, de ce nu candidați împreună unul președinte și unul prim ministru? Pe ne care să fie președinte și care să fie prim Și mai bine nu Ar mai fi candidat. un conflict ca și Ponta cu Băsescu. Da. Uh, nu mai um... citi cu Mircea Joana, dă mai departe. Eu e de independent. Nu unui partid, este independent, dar o să ia PSD-ul. Deci cât de curând ia PSD-ul, că are altă șansă, pentru că doar prin primari poți să ieși președinte în zilele noastre. Primarii sunt locomotiva electorală pentru orice candidatură la prezidențiale. Și psd are acum 1800 de primării, PNL-ul are 1300 și restul nu mai sunt, că le-au luat pe toate. Așa, adică nu mai există niciun alt partid care să aibă primării. Ce părere aveți despre subiectul masonerie, mai ales Rothschild? Păi ce părere să am, Masne, masoneria a murit odată cu marii masoni, mai sunt niște mici urme, dar nu mai au nicio putere, părerea mea, acum nu știu, o fi ceva ascuns de care eu habar n-am să le dea Dumnezeu sănătate. Dar dacă vine un război, de ce trebuie să cumpărăm arme dacă nu dă direct cu nucleară, Păi până la nucleară ne mai bătem așa, ne mai înțepăm, ne, mai, ne mai hârjonim. Ne mai hârjonim și până vine și nuclearea. Așa, Uh, părere de metrou din Cluj, foarte bine, Boc uh, ar fi bine să-l facă că și-a pus o obrazul acolo și există un zvon că Boc vrea să vină să ia Partidul Național Liberal, să ia conducerea partidului, să-l dea jos pe ciucă. Ciucă să rămână doar simplu senator și să devină șeful senatului și Boc să salveze cumva Partidul Național Liberal. Nu știu, eu în partid am auzit chestia asta de la un liberal foarte vechi, că să plănuiește chestiunea asta. Sper să n-audă cineva domnul Ciolacu să-l radă pe Boc, că am, am divulgat eu secretul ăsta. Uh, Viorel Peagu, bună seara, din actuala poziție, pe cine considerați că oferă o alternativă mai competentă în mod real la actuala putere? ca să nu agravăm situația. Păi dacă mă întrebați pe mine, oricare vine la putere, nu are ce să facă, că ține de banii de afară, dobânzile pe care trebuie să le plătească, deci e destul de legat de mâini și de picioare. Măcar să alegem pe unul care e moral, care, pe care îl iubim, chiar dacă suntem sărați și amărâți, dar măcar să așa. Alex Roșca, domnule Jicol, aveți dreptate, vreți la o firmă chinezească din Timișoara și nu sunt mulțumit deloc. A, că vă sclavizează. Ăștia sunt, uh, în ciuda aparenței că sunt ai Partidului Comun și iubesc poporul și muncitorii mea, vă dați seama că vor să facă profit și chinezii ăștia, nu sunt chiar comuniști. Uh, nu sunt idealiști pe capitalul lui Marx. Mariana Lobonțiu, de ce suntem un popor de idioți? Păi... Pentru că suntem foarte ușor de manipulat și cei care ne conduc și de atâția ani de zile ne-au manipulat întotdeauna, ne-au sclavagit și au bătut joc de noi, de familia noastră, de toți și noi aplaudăm. De câte ori vin alegerile, ne dă un, colon înainte, un kil de zahăr și un kil de ulei și îi, îi votăm din nou. Ne-au prostit întotdeauna și de asta suntem idioți, zic eu. Tu de nu, ce zici, teva că suntem idioți? Kilul ăla de ulei sau de zahăr pe care îl primim oamenii îl iau pentru că și așa măcar să aleg cu ceva, că altfel îi votează și nu se Și nu înseamnă că suntem idioți, că îți dă un kil de ulei și după aia mm. patru ani mor de foame. Oricum românul sabotează pe ăla și nu-l iubește și nu are nicio... El nu are un... Uh, de ce este uh, un popor de idios? Care da, e răspunsul tău? Nu știu, eu unul sunt un idiot, nu știu de ce alții ar fi și idioți. În primul rând, păi cuvântul idios, Cum a zis și Suția, nu? Ei, nu știu dacă a zis soțuțea, mulți au parafrazat, eu n-am văzut să fi zis no, Atunci să trecem peste, dacă zici că nu suntem idioți, eu zic că suntem un popor de idioți, tu zici că nu suntem și mergem Alexandru, mai ce se întâmplă cu cele 10% de voturi furate la alegeri? Chiar nu putem stopa furtul voturilor? Nu ai cum, asta e din totdeauna și nu doar la noi, și în America și în Germania, avantajul că acolo este lumea mai mult de la vot, mai, procent mult mai mare, și e greu de manipulat. La noi, ieșind lume puțină, 10% contează. Da, eu zic că se fură prin multiple forme, 10% e doar ce știți noastră. Florina, am cumpărat stropitare de plastic pentru flori made din Rașa, de la Brico, care are restricții pentru, care restricții pentru Rusia. Da, și, și pe la Ikea, pahare rusești și sunt multe, uite, Lucoilu, care e tot rusești, funcționează printr-o printr firmă din Serbia pentru au niște înțelegeri și funcționează în continuare, doar unde le convine. Și gaza, am înțeles că se importă în continuare din Europa, până în Rusia și chiar și până în Ucraina, până în război, nu știu ce înțelegeri sunt. Eu nu sunt dar domnul Constant că de câteva luni sunteți foarte schimbat, cu, cu siguranță ceva vă supără. Nu am nimic special așa, nu am probleme de sănătate, nu... Mă supără societatea în care trăim și globalismul ăsta și prostia asta ordinară degradarea societății, în general, așa, e, e îngrijorătoare degradarea societății. Am și eu trei nepoți, unul pe drum al patrulea și văd ce școală se face și viitorul ăsta copilor și sunt uh, îngrijorat. Dar nu am probleme personale, speciale, să zic așa, de Ești fel. temător privind viitorul, ca să exact, zic așa. Da, da. Ai teamă cu copii, ăștia, cu exact. cei patru nepoți. Deci Sorin mă uh, va mai avea un nepot, ne-a acum în premieră, un bunic extraordinar și îl felicitam. Cum a zis Iustin, nepotul cel mai mare, când avea vreo 3-4 ani, l-au întrebat ce vrei să te faci și a zis că vrea să facă bunic. Da, păi a văzut la tine că te iubește pe tine. Așa, da. Tatax 58, credeți că partidele mici au tehnicieni necesar reformelor? Păi nu vă spărați ce, ce tehnicieni am văzut eu la partidele mari, mai bine să n-ai, că ăia sunt tehnicieni de furat. Deci la ăștia pe care i-a adus PSD-ul de la Pro România sunt specializați pe furt absolut. Deci ei ocolez legea, formează legi cu tot felul de jmecherii. Așa. Domnule Sorin, pe când un podcast cu domnul Marian Marcel? L-am invitat pe Marcel, a zis că când o să stea o zi în București, când vine în țară, facem. De mult am vorbit, de un an de zile. El invita permanent. Când vrea să facem, facem cu plăcere. Da, știți cumva când se va mai băga... Când se va băga camere radar pe drumuri nu și știm. poduri, nu știm. Ultimul care a băgat camera radar pe drum a fost taxul lui Irinel Columbeanu, Ion Columbeanu, cu asta a făcut bani și a dat lui Tasu a fost, a avut postul meu de la guvern de director general, exact, la, exact pe postul meu a fost înainte să pensioneze. Ce părere aveți de Harry Kissinger, domnul Jicol? Harry Kissinger a salvat foarte mult America, a venit cu niște reforme extraordinare. Prima, primul lui pas a fost vizita din, din America din 1970 când statele unite au descoperit că pot sparge blocul comunist separând China de China de URSS Porma a venit cu criza petrolului din 73 și a adus aportul. Cine vrea să-l vadă pe Kissinger să citească Diplomația, care e cartea lui de bază. Din păcate, generația lui era un evreu foarte deștept, Kissinger ăsta. Uh, din păcate generația lui de diplomație a dispărut și acum ăștia nu știu să facă decât război. Păi uitați o și la politicienii noștri. Eu îl regret pe Ion Iliescu față de Ciolacu și tot așa de la de o generație la alta part mai tâmpiți, mai proști, mai... nu contează că și eu sunt tâmpiți și prost, dar nu mă bag să conduc pe nimeni. Asta e diferența. Lucian Cojocaru, bună seara tuturor! Uh, nu e vorba să câștige China, zice Margot, nu e, nu e vorba să câștige China și Rusia, ci să aibă un drept la opinie în probleme internaționale alături de SUA. Da, uite, Margot ține cu alianța Rusia-China, consideră că SUA a fost prea autoritară și a eliminat pe ăștia din decizie, ăștia s-au răsculat și vor să, vor să aibă și egalitate cu SUA. Margot, deci o să fie o lume multipolară. Margot, mă rog, e opinia ta, nu știu ce ești, doamnă sau domn, Sapacan avril, ce părere aveți despre criogenare? Păi ce mai contează Păiere când bună. mori? Oricum, că celulele să sparg în congelator. Dar nu au încercat. N -au, au tot încercat și n au reușit la există nimeni. Există niște laboratoare de-astea, dar nu se știe dacă funcționează sau nu. Ați când băgați un, o bucată de carne la congelator și până, o scoate și o decongelați, a zis curge o zeamă din ea. De ce? Pentru că să sparg celulele. Deci toate celulele să sparg prin înghețare și nu se mai pot reface. Deci cred că e o poveste, când murim, murim. Citiți Pământ Planetă Penitenciar pe canalul meu de YouTube, e un, e un, clip care vă explică ce se întâmplă cu noi de ce suntem pe lumea asta. Vizualizați, nu citiți. Da, o vizualizați, scuzați-mă. Alied, alied, nu credeți că sistemul de votare din suma e cel mai potrivit pentru alegerea candidaților din cadrul unui partid e consultat publicul și nu sunt impuși niște jmecheri de la partid fără valoare. Ba, eu cred că tot cam așa e, sunt alte forme pentru că ei votează prin delegați care tu pui un delegat care să voteze pentru tine, dar delegatul ăla și poate schimba părerea și nu știi cine e ăla și tot așa. Mă rog, e un sistem intermediar de votare. Bogdan Vasiliu, aveți idee cât este salariul unui militar din garda Mihai Vitezu? Cred că se antrenează mult și sper să fie recompensați pe măsură. Nu sunt. Au tot salarii ca armata române 4.000 de lei, 3.500, ceva de genul ăsta. Gavril revine cu criogenarea. Încercați dumneavoastră, domnul Gavril, și ne povestiți. Măcar un deget. Da, un deget. Cina Mar, ce ascunde România în Bucegi? Păi n-ascunde nimic, că dacă ar ascunde... Ar ști jumătate din România cât e România de curioasă, există povestea asta cu tunelele dacice, cu centrele de energie, nu ascunde nimic. Sunt niște munți ca toți munții. Gândiți-vă că Bucegi sunt niște munți noi, munții Carpați sunt niște munți noi, munții Dobrogei sunt niște munți vechi. Vă dați seama ce fenomene extraordinare s-au întâmplat dacă au apărut munții Carpați. Și când au apărut, cine să sape în stânca aia, abia facem niște tunele pentru autostradă. Poate când fac tunelele astea, poate găsim și noi ceva în Bucegie pe comarnic brașov uh, Nu știu cum să faceți, domnul Jicol, dar aș dori să facem un podcast cu răspunsuri și întrebări despre personajele din Interbelic. Oricând, păi mai întrebați-mă despre personajele din Interbelic. Să știți că și în Interbelic exista tot corupție, tot promiscuitate, tot răutate, tot icăloșie chiar și în vremea regală. Există un mit în spațiul românesc că, domne, în adică între cele două, două războaie mondiale, exista o moralitate, o... Nu, era tot așa o promiscuitate și o corupție și o ticăloșie, chiar și în vremea cui vreți noastră, Octavian, Goga, Brătianu, cine vreți noastră, așa. Zice Dorian, cine e în spatele deciziei Austriei de a nu accepta intrarea României în Schengen? Păi sunt toți înțeleși, pentru că Normal, acolo... Normal, nu făcea de capul ei. Vor să ne țină la picior, să fim niște căței de-a lor. Dacă ați urmărit, are Cosmin Gușe, un editorial pe Gold FM și acolo spune exact cum, cum ne vor puterile de afară să fim la picior și cum avem noi conducătorii ăștia lași și corupți, e terenul propice. Ăsta este un papagal pus în față Nehan, dracu să lea cum îl cheamă că nu mai știu cum îl cheamă nu făcea el de capul lui dacă nu era de acord și americani și europeană și tot el face un joc acolo el e un pion pe o de șafă. E un actor și părerea mea e aceeași Așa și e pus să pară el omul rău Ca exact. să rage toată lumea Și ăștia proștii de la noi o, Trebuie cheamă... să fiți ținuți la stadiul de colonie obosită La picior acolo ca și cățelul Vă spun ceva I-am spus și lui Sorin Asta în perioada antică În sudul uh, Spartei exista un trib care se numeau Iloți Care aveau o demografie progresivă, foarte puternică, aveau mai mulți copii decât grecii și decât spartanii. De acolo vine cuvântul chiloți. Așa și ăștia, spartanii și grecii de teamă ca ăștia să nu se dezvolte prea mult să-i concureze, făceau expediții an de an și decimau pe iloții ăștia, le omorau copiii, nevestele, le dădeau foc la casă, le stricau holdele, le luau grânele și tot, ca să nu se dezvolte, pentru că dacă se dezvoltau ea mai mult, S-ar fi schimbat raportul de forțe și ar fi de devenit Spartanii și Grecii sclavii loților, nu invers. A, și totdeauna marile imperii țin statele. Pro, ca, provinciale sau coloniile le țin la stadiu de plantă ornamentală, să nu se dezvolte prea tare, că sunt periculoase. Decât dacă au nevoie de ele să se bată cu vecinul, atunci au mai bagă ceva bani Și asta e de când lumea, nu e de acum. Ăștia ceva am povestit eu cu spartanii și cu grecii, vorba, vorbim de secolul 5 înaintea erei noastre, deci acum 2500 de ani. Așa, partidul e Anchin din... Partidul Diaspora Unită, cea mai bună opțiune la viitoarele alegeri. Florin Călinescu tocmai s-a alăturat partidului. Uite, deși a găsit și Florin Călinescu partid. Cineva îi face reclamă aici, nu ne deranjează. Noi, noi credem în pluripartidii să candideze toate partidele din lume, că de am ieșit din comunism, că nu mai vrem un singur partid sau o singură alianță. Vrem să fie împărțită puterea. Margot, nu au avut regrete, au mirosit că e rost de pus mâna pe resursele României. Nu știu despre cine vorbești, Margo, fi mai explicită, că sunt multe mesaje. Sapacang gavril cu câți bani trăiește Sorin pe lună? Păi, destul de mult ca să nu se plângă. Deci, și destul de puțin ca Când să nu facă abuzuri. sunt întrebări stupide. Uh, Răzvan, pentru sosocare are credibilitate dacă urlă și face scandal. Da, da? sunt oameni care le place circul, le plac circul și panorama sunt oameni care sunt făcuți pentru circ și panorama și trăiesc prin circ, îi găsiți și prin restaurante când mergi și mănânci liniștit sunt doi la masa vecină care fac circ și panorama, urlă ca și cum ar fi singuri acolo, nu au respect față de oamenii care mănâncă la masă și țipă și urlă și uh, încearcă să iasă în evidență și să atragă atenția cât îți iei de șmecheri câte înjurături știu, cât șmecherii, știu și cât de tare dau cu furculița în farfurie. O liv, Liv, ce părere aveți de investiția în acțiunile hidroelectrice? Da, dar printr-un broker. Vedeți că toate ce găsiți pe Facebook cu acțiuni, cu investiții, sunt descrocherii. Sunt tot felul de... Inteligența asta artificială, care îl pune pe Isărescu, care îl pune pe țirea, care mă pune pe mine să spun să băgați bani în acțiuni, că dacă băgați, nu știu că 12.000 de ron, faceți 4.000 de ron pe lună. Deci, investiți oameni buni, sunt foarte bune investițiile în acțiuni, dar doar printr-un broker autorizat de autoritatea de supraveghere financiară. Dacă mă întrebați pe mine cu privire la eficiență, hidroelectrica este o o instituție în care nu s-a mai investit de 50 de ani, necesită niște investiții fabuloase, deci pe termen lung nu veți avea cine știe ce profit. Pentru că toate lacurile de acumulare sunt colmatate, turbinele sunt învechite, sistemele de aducțiune, deci, totul ar trebui niște sume fabuloase pe care România nu-și le mai permite și nimeni, pentru că e o societate cu capital majoritar de stat, deci nu-și mai permite nimeni să facă investițiile astea. Nu știu ce o să întâmple. N-am auzit nimic până acum de investiție serioasă. Așa zice Nicușor, cele mai multe întrebări despre politică și război, păi da, cu o zonaj văd că nu avem în seara asta. Gicu Giculescu, și are ca mentor religios pe preotul Singurov. De e o rătăcită interesantă. Nu știu cine Nici, e de preot, asta Marian Lazar, pandemia COVID a fost reală sau programată? Pandemia se zice, nu pandemie, pandemie și. Sorin deci zice că a fost programată, dar mai zice pandemie. Eu zic că a fost tot un episod de război, o pregătire păi generală în vederea războiului. Nu știu cât a fost de programată, dar a fost utilă pentru războiul ăsta, pentru că Occidentul deja și-a consumat resursele în pandemie și când a venit războiul ăsta nu mai are bani. Bună seara, domnilor, domnul Sorin, câinii sunt închiși pe timp de zi într-un țar sau ceva jumate, și seara îi lăsați în curte? Jumate din ei, șapte liberi, opt închiși într-un țar pentru că greșează pisicile și seara închid pisicile și dau drumul la, cei, și mai la las, câinii din țar. Și până rotație mai lasă și din ei pe afară, dacă sunt cuminți, că dacă fac haită sunt mai răi. Da. Gabriel Valeriu Crișu, domnule Constantin, că nu sunteți susținător, aur întreb pentru un cunoscut. Deci Sorina s-a înscris, a, nu, nici măcar nu s-a înscris, a fost prezentat la a, așa. Mă rog, nu contează, e nu... povestit, derulați mai în spate și... Să potrivește în mare măsură cu principiul aur, da. dar încă nu așa -a exprimat cu cine să vot, cu cine o să votez. Gicu Giculescu Box ar putea să candideze la președinție. Nu are cum, pentru că în Constituție trebuie să ai minim 1,50 50 Bog Boc nu corespunde înălțimii și atunci nu are cum să candideze la președinție, dar trebuie să ai minim metru 50 ca să fii președinte. Alexandru. Pentru că îți dau ea onorul și e sub mâna cu sabia care zic că ea să trăiți, domnul președinte. Alexandru, ați auzit de Richard Rumbrand? Da, am auzit. Este evreu care a fost membru al Partidului Comunist, a fost închis, a fugit, s-a întors după Revoluție și a, a pus flori la mormintele o, celor care l-au chinuit, torționarilor săi. Da, mă rog, a avut o sinusoidă, a murit pe la 92 de ani. Un om de toată isprava pentru că la sfârșit s-a pocăit, și mi se pare că a trecut și la ortodoxism. Ionus Lupaș creștea să din context vorba lui Tuțea. Da, uite, așa zic și eu că Tuțea n-a zis așa ceva, eu, au preluat-o toți. Nu că n-ar fi fost adevărat ce e vorba asta. Miruna, Miruna, bună, faceți like și pe Twitter, achiziționați și o antenă Starling în caz că internetul cade. De asemenea, o baterie și câteva panouri solare v-ar putea menține conectați în caz de urgență. Păi dacă moare tot ce să mai rămânem noi ultimii să stingem lumina, asta e, ne ducem și noi, la revedere. Bogdan Spiridon, domnul Jicol, ce părere aveți de investiția lui Valeriu Stoica în 33% din dilema veche? Păi, domnul Stoica e foarte bogat, are o super casă de avocatură, are și o plantație de vie foarte mare o, așa și bănuiesc că trebuie să investească în ceva Ești a fost, eu și un om de cultură, și profesor universitar a contribuit mult în societatea românească, păcat că s-a retras, că aveam nevoie de oameni ca el. Mario Mario, domnule Ștefan, vă admir foarte mult doar cu părere de rău, nu pot să înțeleg cum sunteți apropiat de globalism. Eu nu sunt apropiat de globalism sau de naționalism, eu sunt între. Când aud de globalism, spun că nu e cazul, că sunt și elemente valoroase românești. Când aud de naționalism, spun, domnule, stai puțin că nu toți sunt ceea ce cred, că v-am spus încă o dată. Avem doi părinți, patru bunici, 16 străbunici, o 32 de stră străbuni și tot așa, nici nu știm unul de acolo e tătar, altul grec, altul ceh, altul ungur și e o prostie asta să zic eu că sunt român, că nu știu dacă sunt, adică asta e o invenție recentă. Acum o mie de ani aici erau cumanii, de exemplu, după cum spune Neagu Giuvara. Nu zic eu, e un istoric, un istoric recunoscut apropo de asta. Uh, zice Best card to Go, Gazprom deține o parte din OMV, apropo de discuția cu stropitarea sancțiunea, Da, e adevărat, au procente peste tot rușii pentru că ei s-au băgat pe energie. Uh, Vasilescu, Ileana Vasilescu, mai devreme mi s-a întrebat legătura la net când am scris numele cuiva. Nu mai umblați în conturile telefonice altora care umblați, e un gest oribil și profitabil pentru hoți. Nu bănuiesc că nu ne bănuiesc pe noi că umblăm în conturi, doamna Ileana. Voi păi scoate mâna din contul, doamna Ileana. Da. Așa. multă sănătate am și la mulți nepoți sănătoși și fericiți. Se ți cineva Sorin, probabil că și mie. Alexandru, dacă mâine ar fi alegerile, cine considerați că ar ieși pe al doilea loc? Deci dacă sunt alegeri, de, depinde de ce alegeri, că sunt patru tipuri, sunt locale, sunt europarlamentare, sunt parlamentare naționale și prezidențiale. La care dintre ele sunt cine obține al doilea loc? Fiți mai explicit și vă răspund cu mare plăcere. Teo 1.3. părere despre istoria învățată în școli, este o făcătură, un fals. Vedeți pe canalul meu de YouTube cum a fost mutată România 700 de kilometri la nord. Și, pe urmă, mă întrebați. Este, o, a fost o, o istorie o, politizată, foarte politizată, de, na, spre naționalism excesiv, care nu are nicio, nicio valoare științifică. Adriana Istrate, felicitări pentru al patrulea nepoți și noastră și familie. Mulțumim chiar, frumos! Chiar sunteți bogați! te vezi asta înseamnă bogăție, sorin, da. că... Ionuț Bogdan, de când erați în Tenerife, v-a schimbat starea și sincer să observă și pe fața noastră, domnul Sorin? O să merg înapoi în Tenerife ca să-mi schimb din nou starea pe 8 mai. Deci auzi acolo, ți-ai uitat fața... Da, mi-am uitat fața Tenerife. Miruna, Miruna, răzvane, fie bine să alternative când or fi privitori care au antene Starlink. Eu am... Eu am care deține antena Starlink. Abonamentul nu e așa de scump. Deci cine nu știe Starlink-ul lui Elon Musk, ăsta cu Tesla, și e unul dintre cei mai bogați oameni din lume și a inventat un sistem cu ăsta funcționează și armata ucraineană pentru că netul e căzut la ei mă rog mai căutați pe net pentru cine nu știe ce e Starlink Marius Negru pentru domnul Sorin pentru durere de cap recomand Brufen de 400 de miligrame multă eu iau sanată. Saridon și trece dar trebuie să văd uh, din ce cauza migrenele astea uh, El Fontanero Romanol cel mai bine e să fie politic. Să știți că e o mare problemă a spațiului românesc să fie apolitic, pentru că din motivul ăsta ne încale că toți și toți vin toți felul de scruși care ne păcălesc, pentru că nu știm să discernem și nu avem nici cea mai mică cultură politică. Vă sfătuiesc să nu fiți apolitic, să analizați scena politică românească și internațională ca să măcar să știți despre ce e vorba. Cum e bine să, să analizați și piața bursieră și ce credeți noastră că ar mai fi important pentru viața noastră. Așa, Corneliu Balaban, partidele care au mințit pot fi sancționate doar într-un singur mod. Da, adică să nu mai votăm. Da, așa zice Sorin, să nu-i mai votați. Ionuț Laurențiu Budescu, bună seara, din păcate sunt la muncă, am intrat să dau like, mâine o să văd emisiunea, vă mulțumesc pentru timpul care îl pierdeți pentru noi, nu-l îl pierdem, îl câștigăm zice în continuare Ionuț, avem multe de învățat din partea amândoror, vă respect și noi Ionuț. Mulțumim frumos. Adrian, bună seara, astăzi cam dezinformat domnilor vorbesc de manipulare, doamna Șoșoacă nu are legătură cu niciun scandal. Despre asta vorbesc televiziune și alte canale media de manipulare. Ne cerem scuze atunci dacă am jenit-o pe doamna Șoșoacă. Eu am văzut-o personal într-un clip. Eu am văzut-o în zeci de clipuri în care urla, țipa, amenința, are o atitudine care nu se potrivește cu un om care este sigur pe el, este calm te face cu zâmbetul pe buze cum să zice, nu încearcă să te intimideze urlând la tine sau țipând Oricum e o tipă inteligentă un e o om la... puternic șmecher din toate punctele de vedere așa vorbește cu vocea scăzută, calm și din privirii o... îți dai seama cât este de puternic oricum s-ar putea să aveți surpriză să nu fie ceea ce spune, să voteze cu cine știe cine. V-am spus încă o dată, predicția mea este că însuși aurul vă va avea candidat pe Mircea Joană. Și rămân la părerea asta ne a auzit acum trei podcasturi, am spus același lucru. Așa, Becalu Iri. Mulțumesc mult pentru răspuns domnului Jicol și salutăm pe domnul Sorin. țineți tot așa, ne face mare plăcere, stimă. Adriana Istrate, domnul Sorin, pentru migrene, vă recomand un consulat la domnul neurolog Pană Bogdan. Eu sufăr de sindrom migrenos. Sorin, cred că ai de curând, adică nu e ceva cronic. Probabil că e și obosit, eu știu ce... Azi am mai avut un podcast înainte și de asta e cumva și le pune pe toate vinerea no, ca -i, să scape de ele. Iru Cosmin, niciunde nu se vorbește fenomenele care se întâmplă cu noi, dar le observăm și nu găsim cuvinte să le explicăm. Răspunsul ar fi RUC Service și aș putea detalia dacă ar exista transparența DSor 32. RUC, după, câte știu, era o firmă încă după lumea luceașcă care făcea reparații tehnice, acum nu știu ce s-a mai ales de firma asta sau dacă e aceeași. AMBB, nu știu ce, și-a pus omul ăsta în numele, și că e fata lui Elon Musk zice el da, este adevărat că perioada interbelică este adesea romantizată în cultura românească, adesea privită cu nostalgie și idealizată. Exact ce vă spuneam și eu. Mulțumim că îmi dați dreptate. Ioana Băițoiu, dacă îl citați pe rusofilul Gușă, N-ai zice nici că Gușă e rusofil. Da, așa și de ăsta și de mine au scris Rusofil și de Simion că e rusofil. La noi când n-au argumente ăștia de la putere și vor să manipuleze oamenii, arată cu degetul că ăla este rusofil. Dar e o mare prostie și o spălare de creiere de la fraieri. Deci doar fraierii pot să spună cineva că e rusofil. Așa. Eu v-aș -aș întrebat de diferiți cu ai României din trecut, dar pe urmă ar interveni domnul Constantinescu că sunteți cu Pitagora. Da, a făcut o glumă, e bună. Radu Ederli. bună seara domnilor. Păi râzi și tu, mă, dacă e bună gluma omului, zâmbește mă Ia că v-am prins live. Mulțumim Ederly. Ne-ați spus la sfârșit. Alexandru, domnule Sorin, faceți o petrecere pentru cei 150 de abonați. Deocamdată trebuie să ajungem no. la 200. Nu, no, la 500 de mii mai facem uh, petrecere și la un milion. Uh, cor. Dar, dar dezabonează pe de youtube -ul. De când am început să criticăm globalismul și mânările astea care se întâmplă la, la nivel mondial, s-a prăbușit numărul de abonații. Adică dezabonează youtube -ul. Nu că dezabonează oamenii că nu le place ce vorbesc eu cu Ștefan, dacă acum șase luni aveam câte 12.000 de abonați pe lună, acum deja am scăzut sub 2.000 de abonați pe lună și nu mai crește canalul deloc și videourile mele nu mai sunt recomandate deloc. Dar noi mergem deza. înainte fără probleme, adică nu, eu nu trăiesc din chestia asta, eu din cu... contre, pun din bani din buzunar și mergem înainte până ne închide de tot. Cu totul și la pușcărie și în Siberia da. dacă ne duc. Uh, Conrad Condor. Uh, domnul Zicol, uh, faceți rectificare, Ion Rațiu nu a fost niciodată legionar, face parte din familia veche a memorandișilor fondatori ai Partidului Național Român, când au venit legionarii la putere în 40. Da, este o bănuială a multor, așa mea, v-am spus că am regăsit în discursul lui elemente din discursul legionar. Nu e ceva rău, încă o dată, n-am o părere bună despre, par, despre partidele legionare, deci de Mișcarea Legionară sau de Corneliu Zelea Codrean în perioada interbelică. V-am spus doar o constatare, nu e o jignire, nu. Așa, con, con, Conrad Condur. Tocmai a luptat împotriva lor înființând la Londra Comitetul Național Român. Nu intru în amănunte, te poate lămuri în Da, fiecare om are și el un stăpân, un șef, un prieten acolo și să descurcă. Nu e vorba de asta, e vorba de raci. Credeți că în 50 de ani România va fi condusă de câteva familii bogate în bogăție după privatizare, mini-oligarhie, așa cum se întâmplă în vestul Europei? Sau va deveni, va deveni, o piață liberă precum să? Eu cred că nicăieri nu este o piață liberă și în America este o oligarhie economică. Sunt marile familii de miliardari care pot fi considerați oligarhi. Așa funcționează lumea asta până la urmă. Alexandru, zice, într-o lume a podcast-urilor, este vreun podcast cu domnul președinte? Nu există pentru că el și de confruntarea cu Viorica Dăncilă s-a ferit în turul 2, n-a mai vrut să apar. Cine Iohannis da. el e robot, ce se vorbească el, că nu știe. S-a gândit că el câștigă și așa, fără, fără să aibă suportul o suportul. Ovidiu Vasile Pogea-Cean. Bună seara, ce părere aveți despre situația la Hidroelectrica? Nu am primit factura de plată din aprilie anul trecut, am transmis lunar indexul. Mie acum mi-a venit factura pe 10 luni. Mă gândesc la un om care trăiește dintr-un salariu și vine factura pe 10 luni de unde îl plătește, adică nu e corect ce au făcut. Deci mie, săptămâna trecută, mi-a venit factura pe 10 luni. E o simplificare, au vrut să facă economie la hârtia de factură și au găsit... Păi nu, că mi-au trimis 10 facturi, dar zic că le-au trimis pe toate 10 A, pe -o odată. Dată au și un delay acolo, o întârziere. De vreo 10 la... luni. Câte întârzieri sunt? Lucru bun la 9 luni. Acolo, la electrica e cel la 10, ca să nu plageze pe nimeni. Mario, Mario, nu contează foarte mult forma în care se spune ceva, ci ceea ce se spune. Într-adevăr, dar eu vă sfătuiesc să spuneți în orice formă. Miruna, Miruna, în fiecare live faceți anumite sondaje pentru a vedea cum votează urmăritorii astfel ne vom obișnui cu votul electronic și poate într-o zi vom organiza un protest pentru votul electronic. Da, Miruna, data viitoare propuneți-ne încă de la începutul live-ului ce sondați să facem și o să-l facem. Dacă atât prea târziu să-l mai facem. Domnule Constantinescu, de ce tot încurajați următorii dumneavoastră să nu voteze USR? Pentru că au fost deja la guvernare, au, au fost 8-9 luni. au făcut nimic. Votați cu USR-ul, dacă credeți că USR-ul o să ne scoată din, din rahat. Eu nu am niciun fel de încredere în USR. Am mai spus de ce din două argumenti argumente, curcubeu și antifamilie și anticredință, antibiserică. Restul e cancan. -can. Dacă vreți să credeți în USR, votați cu USR, însă nu votați. Am spus că eu nu recomand. Uh, Iru Cosmin uh, niciunde, niciunde nu se vorbește de fenomenele care se întâmplă la cu noi, dar le observăm și nu găsim cuvinte să le explicăm răspuns ar fi Iruc servici și aș putea detalia dacă ar exista transparență deci nu cred că e face obiectul și nu cred că e interesant da, să mai departe cu. Uh, Mario Mario pandemie programată, domnul Ștefan, este foarte reținut uh, nu sunt reținut am teorie, intrați pe canalul meu de YouTube despre pandemie, eu cred că a fost un război biologic care a precedat războiul ăsta cu arme clasic. Vă rog frumos, cam toate ideile le-am acolo, nu vreau să mă repet să plitisesc oameni. Ovidiu Vasile Pogajan, cum poate identifica managementul hidroelectric în încasarea facturilor? Vă spun eu, ei, hidroelectrica era o companie de furnizare a curentului electric doar către companii de stat. În momentul când au decis să dea curent și la privați, nu erau pregătiți, nu aveau un soft necesar care să emită facturi pentru atâtea milioane, nu s-au așteptat nici ei să vină atâtea milioane de abonați către ei și atunci au fost blocați până să au pus la punct și încă se mai pun la punct cu partea asta de a furniza energie electrică și de documentare și de facturare către persoane fizice. Asta a fost problema. Așa, Roger Gorunescu, uscătorul de rufe din sectorul 4 a costat 30 de milioane de euro din surse apărute, un jaf. Deci N-ar fi primul și nici ultimul. Drăgove. De el și cheamă bănuță pe primar. Bă, e vorba de Avem la primar de ăștia, plic ușor bani, la primăria generală, bănuță la sectorul 4 și așa mai departe. Cere cash la, Cere cash la Baia Mare, deci toți sunt legați de, de bani și de cash. Așa, Gabriel Brăița, când putem vorbi despre securitate și ceea ce înseamnă securitatea asta? Deci aveți două clipuri pe canalul meu de YouTube apropo de securitate, cum funcționează serviciile secrete, cum au funcționat, suntem pe sfârșit și răspunde da. la întrebări de astea scurte, știi? Da, ce s-a întâmplat în decembrie 89 în realitate? Ei, aveți Ar trebui tot acolo, să stăm până vreo 4 dimineața. Aveți un, ca, aveți un clip acolo. Tot pe canalul eu, de eu românul YouTube, de la revoluție care am vins la Re... eu românul care, care am, am vins la revoluție. La revoluție. Și cu ce să nu întrebări? Sau puteți să întrebați pe domnul Ciolacu care este revoluționar cu rol determinant în revoluția de la Buzău. Care au fost că motivele căderii Imperiului Roman? Păi au fost luptele cu barbarii care au devenit ce în ce mai puternici și romanii s-au lenevit, cam cum e Uniunea Europeană astăzi în luptele cu Estul. Petrișor târ Târsala, am devenit o țară periculos de vulnerabilă. Care ce s-ar întâmpla dacă nu am mai primit împrumuturi? Am fi în colaps și am murit de foame, ne-am mâncat între noi. Deci asta dovedește, dat cap unii la alții. dovedește că nu mai, suntem, nu mai avem suveranitate. Exact. Așa, Alexandru, cât de comică situația ar fi dacă doamna Șoșoacă ar intra în turul 2? M-aș dezavona de la Netflix. Nu are nicio șansă. Mm, nu știu, e posibil orice. Nu are nicio șansă. Uh, așa, nu știu ce e ce Nicușor, Marian Lazar în 89 are, a apărut Iliescu, dar nu e explicit. Toader, uh, cam dă, ești pro-America, Jico, zice Toader Sorina, că-s cam pro-America. Foarte bine, fiecare poate să fie pro ce vrea e, pro China, deci pro Rusia, pro America, e să fie... pro Germania, pro Doamna Franța, fiecare. este o țară liberă, avem libertatea de exprimare. Fiecare putem să fim pro ce vrem. Și dumneavoastră puteți fi sau să nu fi, sau să vă schimbați într-o zi și în altă zi să fiți pe invers vă urez succes și nu mă spăr pe noi, e părerea noastră. Bogdan, bună seara domnilor, o întrebare stupidă, ce durată de viață mai are omenirea pe lângă aceea de a ne lovi de un asteroid, pe lângă aceea de a ne lovi? Păi nimeni nu știe. Este plămând duplat sau rotund? Nu, dar sfârșitul lumii a fost anunțat de toate religiile, de escatologia asta. Tot ce are un început are și un sfârșit, nu? Așa. Leonard Sipos, Valerius Stoica este considerat părintele pensiilor speciale. Da, e discutabil asta. Sunt eu o filozofie întreaga aici. Hello, domnule Jicol, când vă mai aud cum a fost mutată România, îmi vine să spar telefonul. Păi cum nu puteți? mai auziți de pe telefon că îl spargeți? Uitați-vă pe televizor, că e mai greu de spart sau de pe hello, da, calculator. Hello, dar ai urmărit clipul ăla, te-ai pe hărțile alea vechi în care apare România în sudul Bulgariei. A fost o zonă care s-a numit România. Aici era Valahia, Moldavia, Transilvania, Basarabia și Dobrogea. Nu a existat România aici. Vă rog frumos, întâi uitați-vă și pe urmă deci numele a fost mutat nu România, deci mai de să nu uh, Orha Artur bine că nu are valoare, noi ne tragem din Cruciați, domnule Helo uh, care nu e ceva rău uh, Ghizel uh, Chiazna Starlink e disponibil și pentru ruși, ar putea el urma să dea, la, să dea internet la ruși fără acordul guvernului SUA, SUA care a fi, uh, finanțat SpaceX da, bineînțeles că da și o și face înțeles că mulți ruși sunt conectați Ileana Vasilescu, nu mă refer la dumneavoastră, eu mă refer la cine nu-și vede treaba lui și stă să spioneze că nu are altă treabă da, mă rog și anunțați la noi aici, nu știu dacă vă și urmăresc sau că avem și spion care citesc ce scrie dumneavoastră Shredder mașin, numărul bună, seara domnul Jicol E cred Ce credeți despre intrarea Suediei în NATO? Ce să cred. este Trebuie al, al 32-lea stat care intră în NATO. Aseară premierul Suediei era la Camera Reprezentanților, unde Joe Biden a ținut discursul despre starea națiunii. Asta vă spune multe. Deci este, a fost primit în Congresul American, e mare lucru. Ionuț Aurelian, bună seara, ce părere aveți de interviul Băsescu la, la UM24? Ce părere să am? Omul este interesant că s-a reactivat, a vrut să arate că n-a murit, cum zicea un filozof grec non omnis moriar, un latin de fapt nu era grec, Lucian Ioan Sila, adică nu voi muri cu tot, înseamnă non omnis moriar. Ce se aude cum respirați greu la microfon? Da. Se aude cum respirați greu la microfon. Păi dacă mă doare capul și am migrenă, cum vrei să respiri? Cred că de mine e că tu nu stai cu nasul în microfon. Uh, se aude așa. Uh, bună întrebare, sh, uh, sh, spreader breder mașin. Ce darg, așa, domnule Sorin, vă trebuie o dihnă. Ceasuri Megalit Domnule Jicol, ce părere aveți despre consumul de Pervitin în rândul soldaților germani În timpul de al doilea război mondial? Pervertin? Pervitin? Pervitin S-au făcut niște experimente, într-adevăr Dar ce e pervertinul. Uh, ăla? Era un stimulant Un fel de o, zi cum se numește Energizant din ăsta, cum sunt acum mm. pe o piață Ceva chimic care se okay. Considerau că îi ajută Le dădeau și ciocolată Mario Mario, toate televiziunea o critică pe Diana Șoșoacă pentru Mahala Jaică, dar nu se spune niciodată se zice care este singura că este singura. Care deranjează? Că îl susține pe Ciolacu. Care sistemul îl deranjează? Ia a luat foarte multe e... voturi ea lui... luat foarte multe voturi lui Simeon și, mă rog, își face ea numărul, nu știu ce care e, ce e în spatele ei. Uh, Bogdan Oancea, bună seara, ca neam așa, unde ne-am încadrat la categoria român sau uh, român sau român? Ce păreri mulțumesc. Păi nu știu ce să zic, în decretul lui Mihai Vitezu de la 1597, așa se numea decretul ăla, legarea românilor de glie. Tocmai pentru că românii... Deci suntem români, hai să mergem mai de departe, de, din că din că sud. am depășit deja ora 10 și... Ederli, doamne ferește, trebuie împiedicată geana prin, prin orice metodă să ajungă președinte. Părerea mea nu dați cu bolovani, păi nu prea mai aveți ce să mai faceți... Ileana Vasescu, mi e plăcut foarte mult emisiunea Costin ușă. felicitări foarte bine, trebuie să iubim fiecare pe cineva. Alexandru, i-aș da votul meu pentru partidul este doar dacă domnul Jico ar fi în acest partid. Doamna Șoșoacă are nevoie de calmitatea dânsului. O să vorbesc cu doamna Șoșoacă, să te bage și pe tine mâine în barit, în locul ăla, cum îl cheamă? Stăm la... Alu bărbațul, cum dai alu -bărbasu? chiar am uitat, Silvestru Da, da, dai seama ce ar fi Doi grași, eu și cu șoșoa Că să apărem acolo, ce ar mai râde lumea de noi Ceasul Megali ce credeți ca, Care credeți că ca a fost cea mai avansată Societate din punct de vedere istoriei Păi societatea romană Și perioada Republicii și Imperiul Roman Și până când s-a desfințat A fost cea mai civilizată Alexandru, mă refer la Alegerile parlamentare, dacă mâine ar fi Cine ar ieși pe al doilea loc? A, deci la alegerile parlamentare, păi primul loc... Ia și o și al doilea simion. Nu, o să râdeți. Cred că, dacă parlamentarele care vor fi în toamnă va fi o erodare, depinde cât mai stă guvernul ăsta, deci sunt multe variabile, cred că polul de dreapta cu usr va fi pe primul loc, iar pe locul 2 alianța asta, dacă rămâne în continuare, deci nu cred că va rămâne în continuare, cred că va fi PSD-ul. Așa, domnule Sorin, majoritatea cazurilor migrenă este cauzată de deshidratare. Fiu. da. E adevărat să micșorează da. creierul și face o tensiune. Gabriel Meleșcanu, astăzi la facultate am avut un curs cu un profesor care lucrează la Ministerul Dezvoltării. Ne-a spus că începând din 2025 se va lua în serios comasarea localităților. Oare se va ajunge la acel punct? Păi n au altă soluție pentru că deja au ajuns locuitori cu 30-50 de... Totul se întâmplă bine pentru România după ce trec alegere. Votații PSD și PNL și după aia după alegere o să fie bine, vă dau pensii, vă dau salarii o să ne facă autostrăzi, o să fie totul foarte frumos, dar până atunci n-au cum până, până, să termină alegerile. Miruna Constantinescu invită pe toată lumea să intre pe canalul meu de YouTube, să n aglomera să-l blocați, vă rog, frumos, mulțumesc Miruna. Călin 80, bună seara, faceți con și pe rumbl, rumble, e cel mai puțin cenzurat spațiu online, dar nu ne interesează cine vrea ne găsește aici. Nici de la electrica Furnizare nu au primit factura de câteva luni bune. Probabil că vor să vă facă amnistie cu ocazia alegerilor, să fie lumea mai fericită și deci după alegeri vă vin toate facturile. Așa. Andrei Mihai Munteanu, bună seara domnii mei, ce părere aveți despre PDU, Partidul Diaspora Unită, Florin Cărlinescu, președinte, rezervate, părere rezervate, poate Sorin. îmi plăcea de băieții de la Partidul Diaspora Unită și cu mafia, cu lemnul, cu asta, că l-au băgat pe Cărlinescu în partid, au dat cu muci, în fasole rău de tot. Așa, așa. Asta e Adriana mea Adriana Istrată și ea A venit 12 facturi de la Hidroelectrica Nicușor Păi ce părere are Călinescu cu Diaspora pe asta a zis și Sorin Asta am zis și eu Așa gândiți pe aceeași pe frecvență Alexandru, ce este mai puternic în România Puterea presei, puterea banilor sau puterea informațiilor Cred că e un mix până la urmă Nimic nu poate fi puternic pentru că ele se concurează Se schimbă între ei Banii cumpără orice Răzvan ai la câți idioti sunt în România și șoc are ceva șanse. Mă rog, Iona zice, nu există un idiot, eu sunt singurul idiot și vă rog să nu-mi luați monopolul ăsta. Cristian Socol, domnule Jicol, noastră, când urmează să deveniți bunic? Păi nu știu când, că fimea mă, mă avertizează și mă a Anisia, a da, cerut-o ben în, în căsătorie, în Tenerife când am fost cu Ștefan și Așteptăm acum să vedem ce se întâmplă. Da, deocamdată, de abia fi că mai abia și-a luat repartiția de. Uh, zice ce se face după facultate. Rezidențiat. Rezidențiat și. Vedem, e mult până departe. Societatea britanică e într-o criză și ea, ca toate statele, NHS unde lucrează la fel. Hai. Așa, câți curcubei ați văzut în USR? Majoritatea nu lor sunt declarați creștini, au familii tradiționale și copii, vă rog, nu mai dezinformați. E, e, suficient unul că Sorin să supără pe toți. Da. Ileana Vasescu, felicitări pentru emisiune. De unde provin romii? O poveste foarte lungă. Au fost clave. Uitați-vă pe la podcastul meu din uh, Republica Moldova, din uh, Soroca cu bulibașa romilor din Republica Moldova, cu ne am fost cu Ștefan și cu Mihaela și acolo vedeți exact toată asta istoria. Asta e o variantă. Cum au trecut uh, romii Marea, Marea Roșie, Roșie, și când au ajuns pe la mijlocul cu Mării Roșii, i-a transformat Moise în, în, evrei. Da, asta e părerea. Uitați-vă pe podcastul meu de la Soroca cu Bulibașa Romilor și o să vă distrați, vă spun copios, o să da. fie... A, podcastul are vreo 60.000 de vizualizări sau 500.000 sau... Da, da, foarte mult sau că înseamnă că avem mulți romi care da. sunt interesați de originalul lor, cum e fanii. Deci, mă rog, eu, când o să discutăm altă altădată, ce țin aminte ca să putem vorbi mai pe larg? Zice... Cinci minute, mai avem, nu mai scrieți întrebări că nu le mai citim, asta e ultima. Domnule Sorin bot are probleme cu frustrare ce partiți în mod indirect? Are probleme dar nu, comentăm că ne dă judecată, că el dă pe toată lumea judecată. Eu da? nu Gabriel. Are probleme mari de toți. Jonas uh, Gabriel, majoritatea USR susțin gay, nu mai apărat de geaba, nu Corect. cred că e așa. Eu și eu simpatizez USR-ul și n-am nicio legătură cu. Deci, ați aflat că domnul Jicol, ca membru PNL, este simpatizant USR. Uh, au niște oameni foarte valoroși acolo. Dar nu-i ajută cu nimic. E ca și milițianul la care a oprit pe unul care știa o, o limbi străină, nu i-a folosit la nimic. Uh, Ziceți, zice, uh, declarăm pe penele de în fruct național, da, într-adevăr Dar ce faceți că semințele Sunt aduse din Turcia din sau Turcia, din altă da. parte? Problema noastră la România este uh, și faptul că oamenii inteligenți nu s-au implicat în concierat țării, iar profitorii au ajuns la putere. Așa este. Vă spun ceva, toți inteligenții care ajung la putere devin profitori. Există un mecanism foarte simplu care se numește corupție și corupția e un diavol care. 3 com minute. Așa, domnule Sorin Constantin nu există receptori de durere la creier, deci cele mai multe ori este o problemă de deshidratare sau o lipsă de sodiu în organism deci mai multe minerale și apă. Pebe, după un timp, domnul Sărin se plictisește, poate ar trebui să, scur -o, să scurteze podcastul. După un timp, patru ore, mă plictisesc. Nu, dar am fixat, ca lumea să știe exact cât ține podcastul, eu sunt consecvent și sunt neam și am zis că ținem patru ore. Am întârziat întotdeauna încă, ca să citim toate întrebările încă 20 de minute și gata, hai Ștevan. Uh nu oh, așa. Zice că nu mai mănâncă ciocolată și nu mai bea nici mă, rog, mă rog. Ar fi bine să susțineți votul electronic, astfel am putea decide direct deciziile importante ale țării. Am scăpat să de cei 600 de căței. Deci ce vot electronic să poate păcăli, domnule Marius Negru, și orice vot să păcălești. Ser, nu vă puteți imagina noastră. Sergio Adrian Ionescu, degeaba votăm că taxele tot cresc și la anul. Dar, într-adevăr, Gabriel Meșcan vă doresc o noapte bună, mulțumim, mulțumim. Răzvanește ce contează dacă simpatizează gay sau nu, dacă este competent și inteligent, poate să ține și este spune și că nu mă interesează. Eu uh. sunt creștin ortodox și pe mine mă interesează. Eu sunt creștin ortodox practicant, merg la biserică și uh, pe mine mă interesează foarte mult. Așa. Uh, zice curcubei ne-au furat curcubeu, zice Miruna care vrea să facă o glumă. Vica Butaru, bună seara pant. Seara bună, vă mulțumim pentru live O seară bună Deci am citit toate mesajele oameni buni exact. vă mulțumim și pentru am încadrat iar în cele 20 de minute după Noapte bună oameni buni Mulțumesc Stefan pentru Companie și pentru Aportul tău Adus Sorin, la Nu e cazul de mulțumiri pentru că mie îmi face plăcerea Ai un public extraordinar Care te și iubește să știi că altfel n-ar sta Vă mulțumim frumos, tine oameni buni, că a stat până la ora asta și că a stat patru ore cu noi, apreciem și ne vedem sănă viitoare. Vineri eu o să am, sunt invitat de studenții de la ASE să țin un, o conferință. Vineri seara de la ora 8, cred că, și atunci o să fac cu Ștefan probabil ori sâmbătă, ori joi, adică cu o zi înainte sau o zi după. Dar cine vine la, 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 la ASE la 8? Vini studenții ăștia? O da, liga da, da, seara, ce... da, da uh -huh. bine uh -huh. seara. Studenții de la nu mai știu ce secție, păi... de la afaceri, ceva, mă rog, nu contează. Doamne ajută, o seară minunată, weekend frumos. O să vă anunțăm în timp util atunci da. când facem. O seară minunată, să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine. Doamne ajută. Mulțumim foarte mult.